A doua fundație de Isaac Asimov. Două premii Hugo pentru seria fundației. Partea 1. Catârul în căutare. 1. Doi bărbați și catârul. Catârul. Aspectele bune ale regimului impus de catâr au ieșit la iveală de-abia după căderea primei fundații. După prăbușirea definitivă a Imperiului Galactic, Catârul a fost primul care s-a prezentat istoriei cu un spațiu ce se dorea într-adevăr imperial. Vechiul imperiu comercial al defunctei fundații fusese eterogen și foarte puțin unit, în ciuda sprijinului subtil oferit de previziunile psihoistoriei. Nu se putea compara cu Uniunea Lumilor, bine ținută în frâu de către Catâr, cuprinzând o zecime din volumul galaxiei și o 15-ime din populația sa, în special în perioada așa numitei căutări. Enciclopedia Galactica. Toate citatele reproduse aici din Enciclopedia Galactica sunt extrase din ediția cu numărul 116 publicată în 1020, era fundației, de către casa de editură Enciclopedia Galactica, terminus cu acordul editorilor. Enciclopedia are mult mai multe de spus despre Catâr și imperiul său, dar majoritatea sunt lucruri care nu au legătură directă cu povestea noastră. Și, în orice caz, sunt mult prea neinteresante pentru a ne fi de vreun folos. În esență, articolul analizează condițiile economice care au dus la ridicarea primului cetățean al Imperiului, titlul oficial al Catârului, și consecințele economice ale acestui eveniment. Dacă autorul paragrafului din enciclopedie a fost vreodată mirat de rapiditatea colosală cu care Catârul s-a ridicat din neant și a ajuns ca în numai 5 ani să stăpânească un spațiu vast, acest lucru nu se observă. Mai mult, dacă a fost cumva surprins de brusca încetare a expansiunii în favoarea unei consolidări a teritoriului pentru o perioadă de încă 5 ani, nici acest lucru nu se poate deduce. În consecință, vom abandona enciclopedia și vom căuta să ne atingem scopul mergând pe propriile noastre căi. Ne vom ocupa de istoria Marelui Interregnum, perioada scursă între primul Imperiu Galactic și cel de-al doilea, începând cu sfârșitul celor 5 ani de consolidare. Din punct de vedere politic, Uniunea era liniștită. Din punct de vedere economic, era prosperă. Puțini ar fi dorit să schimbe pacea de sub dominația fermă a Catârului cu haosul anterior. Lumile care cu 5 ani înainte avuseseră de-a face cu fundația, poate că simțeau din când în când un regret nostalgic, dar nimic mai mult. Aceia dintre șefii fundației care se dovediseră inutili, fuseseră omorâți, cei utilii fuseseră convertiți. Și dintre cei convertiți, cel mai folositor era Han Preacher, acum general de armată. În zilele fundației, Han Preacher fusese capitan și membru al opoziției democratice, aflată în ilegalitate. Atunci când fundația se prăbușise fără luptă în fața Catârului, Preacher se împotrivise, până când fusese convertit. Convertirea nu se datorase, așa cum se întâmpla de obicei, unei motivații superioare. Han Preacher știa asta foarte bine. Se schimbase deoarece Catârul era un mutant cu puteri mentale capabile să modifice după bunul său plac structura emoțională a oamenilor obișnuiți. Dar această situație îl mulțumea pe deplin. Așa trebuia să fie. Acceptarea de bunăvoie a convertirii era un prim simptom al transformării care îl afectase, dar pe Han Preacher nu-l mai interesa această problemă. Acum, la întoarcerea din a cincea sa expediție importantă în nemărginita galaxie de dincolo de Uniune, experimentatul astronaut și spion se gândea la apropiata întâlnire cu primul cetățean. Sentimentul său în legătură cu această întâlnire putea fi numit bucurie sinceră. Figura sa cioplită, parcă din lemn întunecat și neted, aparent incapabilă să zâmbească fără să se crape, nu arăta acest lucru. Dar nu era nevoie de manifestări exterioare. Catârul putea penetra ființa interioară a fiecăruia, citindu-i toate sentimentele până la cel mai neînsemnat. La fel cum un om obișnuit putea observa încruntarea unei sprâncene. Preacher își lăsa automobilul la vechile hangare viceregale și pătrunse în domeniile palatului mergând pe jos, așa cum se impunea. Parcurse o milă de-a lungul drumului principal presărat cu indicatoare. Un drum pustiu și tăcut. Preacher știa că pe întreaga suprafață a domeniilor palatului nu se găsea niciun paznic, niciun soldat, niciun om înarmat. Catârul nu avea nevoie de protecție. Catârul era propriul său protector. Atotputernic, cel mai bun. Pașii îi răsunau ușor în urechi, în timp ce zidurile metalice, incredibil de grațioase și de puternice, își înălțau strălucirea cu arcade îndrăznețe, bogat împodobite și fanteziste,
specifice arhitecturii defunctului imperiu. Dominau cu măreție împrejurimile pustii și orașul aglomerat ce se zărea la orizont. În palat se afla, singur, omul de ale cărui capacități mentale depindeau noua aristocrație și întreaga structură a Uniunii. Poarta uriașă și netedă se deschise larg la apropierea generalului și acesta intră. Pășii pe rampa mobilă, lată, care urcă împreună cu el. Se sui în ascensorul rapid și silențios. Se opri în fața micuței și modestei uși a camerei caterului, aflată în cel mai strălucitor turn al palatului. Ușa se deschise. Beilcianis era tânăr. Beilcianis era neconvertit. Adică, mai pe înțeles, caterul nu-i modificase structura emoțională. Aceasta fusese determinată doar de ereditate și de modificările ulterioare datorate anturajului. Și el era satisfăcut de această stare de lucruri. La nici 30 de ani, cucerise admirația tuturor celor din capital. Era chipeș și îi mergea mintea, deci avea succes în societate. Era inteligent și știa să se stăpânească, deci avea succes în fața caterului și era profund mulțumit de ambele succese. Acum, pentru prima oară, caterul îl chemase într-o audiență particulară. Picioarele îl purtară de-a lungul drumului principal, puternic luminat care ducea la turnurile din aluminiu macrocelular. Acestea fuseseră pe vremuri rezidența viceregelui de Kelgan, care cârmuise în numele vechilor împărați, mai târziu fuseseră rezidența prinților independenți din Kelgan, care cârmuiseră în propriul lor nume, acum erau rezidența primului cetățean al Uniunii, care își conducea propriul imperiu. Cianis fredona încet o melodie ca pentru sine. Știa foarte bine despre ce anume era vorba. Despre a doua fundație, bineînțeles. Despre acea sperietoare nemaipomenită, principalul motiv pentru care caterul se oprise din politica de expansiune nelimitată și intrase într-o precauție statică. Termenul oficial era consolidare. Desigur, existau și zvonuri. Zvonurile nu puteau fi oprite. Caterul era pe cale să înceapă ofensiva. Caterul descoperise adăpostul celei de-a doua fundații și va ataca. Caterul ajunsese la o înțelegere cu a doua fundație și își vor împărți galaxia. Caterul ajunsese la concluzia că a doua fundație nu există și va pune stăpânire pe întreaga galaxie. Nu avea rost să treci în revistă tot ceea ce se auzea prin anticamere. Nu era prima oară când circulau astfel de zvonuri, dar acum păreau să aibă mai multă consistență. Toate sufletele independente și dornice de aventuri, care făceau avere de pe urma războiului, aventurilor militare și haosului politic, ofilindu-se în vremuri de stabilitate și pace permanentă, erau acum pline de bucurie. Beilcianis era unul dintre aceștia. Lui nu era frică de misterioasa a doua fundație. Că tot veni vorba, nu era frică nici de catâr și se fălea cu acest lucru. Poate că unii, care nu vedeau cu ochi buni o persoană atât de tânără și totodată atât de înstărită, așteptau pe ascuns ziua în care acest afemeiat, ce își folosea talentele făcând glume pe seama aspectului fizic al catărului și a vieții sale retrase, va cădea în disgrație. Nimeni nu îndrăznea să îi se alăture, puțini îndrăzneau să râdă. Dar acum nu pățea nimic. Reputația îi creștea în mod corespunzător. Cianis căută niște cuvinte pentru melodia pe care o fredona. Găsi unele fără sens care spuneau în refren: a doua fundație amenință nația și toată creația. Ajunsese la palat. Poarta uriașă și netedă se deschise larg la apropierea lui Cianis și acesta intră. Păși pe rampa mobilă, lată, care urcă împreună cu el. Se sui în ascensorul rapid și silențios. Se opri în fața micuței și modestei uși a camerei caterului, aflată în cel mai strălucitor turn al palatului. Ușa se deschise. Omul, care nu era numit altfel decât caterul și nu avea alt titlu decât primul cetățean, privi prin peretele transparent, doar din interior spre exterior, la orașul luminos și semeț ce se înălța la orizont. Stelele își făceau apariția în lumina slabă a murgului și nu era una care să nu fi jurat supunere. La acest gând, un zâmbet amar îi flutură pe buze. Juraseră supunere unei personalități pe care puțini o văzuseră. Era imposibil să-l privești pe catâr fără să te apuce râsul. Cel mult 55 de kilograme, repartizate pe o lungime de 177 de centimetri. Membrele, lujere osoase ce ieșeau din trupul costeliv sub unghiuri disgrațioase, iar fața uscățivă aproape că nu se vedea din cauza nasului cărnos și proeminent, care țâșnea 8 cm în afară. Doar ochii nu erau în concordanță cu monstrul caragios. În privirea lor blândă, o blândețe deloc potrivită cu cel mai mare cuceritor al galaxiei, tristețea nu putuse fi niciodată mascată. În oraș puteai găsi toată veselia proprie capitalei unei lumi bogate. Și-ar fi putut stabili capitala în fundație, cel mai puternic dintre dușmanii săi, acum învins. Dar fundația se afla hăt departe, tocmai la marginea galaxiei.
Kelgan, plasată mult mai central, cu o lungă tradiție aristocratică, îl aranja mai bine, din punct de vedere strategic. Dar în această permanentă veselie, accentuată de o prosperitate nemai întâlnită, nu găsea niciun fel de pace sufletească. Se temeau de el, îi se supuneau și probabil chiar îl respectau de la o distanță corespunzătoare. Dar cine l-ar putea privi fără să manifeste dispreț? Doar cei convertiți. Și ce valoare avea loialitatea lor artificială era pur și simplu plictisitoare. Ar fi putut să-și acorde ranguri. Ar fi putut să impună să-i se aducă elogii rituale și fanteziste, dar nici asta nu ar fi schimbat nimic. Mai bine, sau în sfârșit, nu mai rău, să fie pur și simplu primul cetățean și să se ascundă. Se simți deodată cuprins de un val de răzvrătire, puternic și brutal. Nici o părticică din galaxie nu trebuie să îi se împotrivească. De 5 ani se cufundase în tăcere și se îngropase aici, pe Kelgan, din cauza eternei confuziei și omniprezentei amenințări a nevăzutei, neauzitei, necunoscutei a doua fundații. Avea 32 de ani. Nu era bătrân, dar se simțea bătrân. Trupul său, oricare i-ar fi fost puterile mentale de mutant, era slăbit fizic. Toate stelele pe care le putea vedea și cele pe care nu le putea vedea, toate trebuiau să fie ale lui, să se răzbune pe toți, pe o omenire din care nu făcea parte, pe o galaxie în care nu se potrivea. Lumina rece de avertizare, situată în plafon, începu să clipăie. Putea urmări înaintarea bărbatului împalat și, în același timp, ca și cum simțurile sale de mutant fuseseră sensibilizate și amplificate de acel amurg singuratic, își simți fibrele creierului inundate de un val de mulțumire sufletească. Îl recunoscu fără niciun efort. Era Preacher. Cel care în acum supusa fundație fusese capitanul Preacher. Capitanul Preacher, ignorat și neglijat de acel guvern decadent. Capitanul Preacher, un spion amărât pe care îl ridicase din mocir. Capitanul Preacher, pe care îl făcuse mai întâi colonel, apoi general, căruia îi dăduse libertate de acțiune în întreaga galaxie. Generalul Preacher, care, deși la început îi se împotrivise cu înverșunare, acum îi era devotat pe de-a întregul. Dar nu era loial din cauza privilegiilor pe care le dobândise sau din convingere sau pentru că vroia să se revanșeze pentru serviciile de care beneficiase. Era loial doar prin puterea convertirii. Caterul era conștient de puternicul și inalterabilul înveliș de loialitate și dragoste care însoțea orice manifestare a sentimentelor lui Han Preacher, învelișul pe care el îl alcătuise cu 5 ani în urmă. Mult sub acest înveliș se aflau trăsăturile originale. Egoism și încăpățânare, dorință de putere, idealism, dar chiar și el, caterul, de-abia le mai putea detecta. Ușa din spatele său se deschise, se întoarse. Transparența zidului făcu loc opacității și lumina purpurie a înserării fu înlocuită de lumina strălucitoare și albă dată de sursele atomice. Han Preacher ocupă locul indicat. La audiențele particulare ale caterului nu existau plecăciuni, îngenunchieri sau adresării pompoase. Caterul era doar primul cetățean. Nu îi te adresai decât cu domnule, în prezența lui te puteai așeza, ba îi puteai întoarce chiar și spatele dacă împrejurările erau de așa natură. Pentru Han Preacher, acestea constituiau dovezi că mutantul era sigur pe el și avea încredere în puterea sa. Se simțea foarte mulțumit de această situație. Am primit ieri ultimul tău raport, spuse caterul. Nu pot să nec că îl găsesc cam dezamăgitor, Preacher. Sprâncenele generalului se împreunară. Da, îmi închipui, dar nu văd la ce alte concluzii aș fi putut ajunge. A doua fundație nu există, domnule. Caterul rămase pe gânduri, apoi dădu ușor din cap, așa cum făcuse de multe ori înainte. Există mărturia lui Ebling Miss. Există și trebuie ținut cont de ea. Nu era o poveste nouă, Preacher spuse fără ocolișuri. Miss o fi fost el cel mai mare psiholog al fundației, dar era un bebeluș în comparație cu Harry Seldon. Atunci când cerceta lucrările lui Seldon, se afla sub stimulare artificială, controlat de propriul tău creier. Poate l-ai solicitat prea mult. Poate a greșit, domnule, trebuie să fi greșit. Caterul oftă. Figura sinistră se aplecă înainte, pivotând pe gâtul subțire ca o tulpină de floare. Dacă ar mai fi trăit încă un minut, era pe punctul de a-mi spune unde se află a doua fundație. Îți spun că știa. N-aș mai fi fost obligat să mă opresc, să aștept și să tot aștept. Atâta timp irosit, 5 ani s-au scurs degeaba. Preacher nu putea să dezaprobe lamentarea stăpânului său. Învelișul său emoțional, controlat mental, nu-i permitea acest lucru. În schimb, se simți cuprins de tulburare. Era ușor neliniștit. Spuse: dar ce altă explicație ar putea exista, domnule? Am făcut 5 expediții. Tu însuți ai ales traseele. N-am lăsat nici măcar un asteroid neîntors pe dos. Se presupune că acum 300 de ani, acel Harry Seldon din vechiul imperiu a înființat două fundații.
nuclee ale unui nou imperiu care să-l înlocuiască pe cel muribund. La 100 de ani după Seldon, prima fundație era cunoscută în toată periferia. La 150 de ani după Seldon, în perioada ultimei bătălii cu vechiul imperiu, era cunoscută în toată galaxia. Iată-ne acum, la 300 de ani după Seldon, unde ar putea fi această misterioasă a doua fundație? În niciun colțișor al întortocheatelor drumuri galactice nu s-a auzit de ea. Epling Mintz a spus că își păstrează anonimatul. Doar anonimatul îi poate transforma slăbiciunea în putere. Dacă ar exista, ar fi imposibil să-și păstreze anonimatul cu atâta strășnicie. Caterul ridică ochii mari cu o privire ascuțită și vicleană. Nu, există. Voi modifica puțin tactica, spuse el, împungând aerul cu un deget ciolănos. Pritchard se încruntă. Ai de gând să mergi tu însuți? Nu te-a sfătui. Nu, sigur că nu. Va trebui să mai pleci odată, pentru ultima oară. Însă va veni cineva cu tine și veți împărți autoritatea. Se făcu liniște, apoi se auzi vocea lui Pritchard dură. Cine, domnule? Este un tânăr de aici, din Kelgan, Bail Chanis. N-am auzit de el, domnule. Îmi închipui, dar are o minte ascuțită, este ambițios și nu este convertit. Fălcile alungite ale lui Pritchard se agitară o clipă. Nu-mi dau seama care este avantajul. Există un avantaj, Pritchard. Tu ești un bărbat descurcăreț și plin de experiență. Mi-ai fost de mare folos, dar ești convertit. Motivația ta este doar o loialitate față de mine impusă. Nu poți lupta împotriva ei. Atunci când ți-ai pierdut motivațiile firești, ai mai pierdut ceva, un stimulent subtil pe care eu nu-l pot înlocui. Nu sunt de aceeași părere, domnule, se înverșună Pritchard. Îmi aduc perfect aminte cum eram pe vremea în care te dușmăneam. Acum nu mă simt deloc inferior. Bineînțeles că nu, spuse Caterul, strâmbându-și gura în ceea ce se dorea a fi un zâmbet. Aprecierile tale în această privință sunt foarte puțin obiective. Deci, acest Chanis este ambițios, o ambiție egoistă. Este extrem de loial, dar numai lui însuși. Știe că datorită mie se poate ridica și ar face orice pentru a-mi spori puterea, astfel încât ascensiunea lui să fie cât mai importantă și faima să-i crească. Dacă va merge cu tine să caute a doua fundație, va avea acea motivație în plus, o va face pentru el însuși. În cazul ăsta, insistă Pritchard, de ce nu renunți la convertirea mea dacă ai impresia că asta mă va face mai valoros? Acum poți avea încredere deplină în mine. Niciodată, Pritchard. Atâta vreme cât poți pune mâna pe mine sau sunt în bătaia blasterului tău, vei rămâne convertit. Dacă în acest moment te-aș elibera, în următorul aș fi mort. Nările generalului se dilatară. Mă jignești gândind astfel. Nu am intenția să te jignesc, dar tu nu îți poți da seama care îți vor fi sentimentele dacă vor fi lăsate libere să se manifeste conform motivațiilor tale naturale. Mintea omenească respinge controlul. Tocmai din această cauză, un hipnotizator obișnuit nu poate hipnotiza pe nimeni dacă respectivul se opune. Eu pot, pentru că nu sunt un hipnotizator și, crede-mă, Pritchard, resentimentul pe care tu nu-l poți arăta și pe care nici măcar nu ești conștient că-l ai, este ceva cu care nu aș vrea să mă confrunt. Capul lui Pritchard se aplecă. Îl cuprinse sentimentul inutilității, lăsându-l cenușiu și gol pe dinăuntru. Spuse, făcând un efort. Dar cum poți avea încredere în omul ăsta? Vreau să spun așa, pe deplin. La fel cum ai încredere în mine, care sunt convertit. Ei bine, nu am deplin încredere în el. De asta trebuie să mergi și tu. Vezi tu, Pritchard? Și Caterul se afundă în fotoliul larg în care semăna cu o scobitoare frântă ce prinsese viață. Dacă cumva, continuă el, nimerește peste a doua fundație, dacă cumva o să aibă impresia că un aranjament cu ei l-ar avantaja mai mult decât unul făcut cu mine, mă înțelegi? Ochii lui Pritchard străluciră puternic, luminați de o mulțumire adâncă. Așa este mai bine, domnule. Exact, dar nu uita, pe cât posibil, trebuie să-i lași mână liberă. Desigur. Și, Pritchard, tânărul este chipeș, bine făcut și deosebit de fascinant. Nu te lăsa fraierit. Este un personaj periculos și fără scrupule. Nu-i sta în cale decât dacă ești pregătit să-l înfrunți așa cum se cuvine. Cu asta am terminat. Caterul era iarăși singur. Stinse luminile și peretele din fața sa deveni din nou transparent. Cerul era acum purpuriu. Orașul, o pată de lumină la orizont. La ce servea tot efortul ăsta? Și dacă ar deveni stăpânul la tot ceea ce există, e bine, atunci ce? Oameni ca Pritchard nu ar mai fi drepți și înalți încrezători puternici? Bail Chanis ar deveni mai puțin chipeși? El însuși, Caterul, ar deveni altceva decât era acum? Își înjură îndoielile. Ce urmărea el de fapt? Lumina rece de avertizare situată în plafon începu să clipăie. Putea urmări înaintarea bărbatului care intrase în palat. Și, aproape împotriva voinței sale, își simți fibrele creierului inundate de un val de mulțumire sufletească. Îl recunoscu fără niciun efort. Era Chanis. De data aceasta, Caterul nu mai detectă deloc monotonie,
ci pulsațiile naturale ale unei minții puternice, neatinse, nemodelată decât de multiplele aspecte haotice ale universului. Era tumultoasă ca o revărsare, ca niște valuri. La suprafață era prudența, un înveliș subțire, calm. Dar mai înăuntru, ascunsă, se afla o grosolănie cinică. Și dedesubt, un puternic curent de egoism și dragoste de sine, ici și colo jeturi de umor crud, iar la bază, ambiția. O piscină adâncă și liniștită. Caterul simți dorința de a zăgăzui curentul, de a scoate ambiția din piscină și de a-i imprima o curgere către bunul lui plac, de a seca un curs și de a începe un altul. Dar la ce bun? Dacă ar supune mintea zburdarnică a lui Chanis și ar obliga-o la cea mai adâncă adorație, asta ar fi de natură să-i modifice lui, caterului, înfățișarea ridicolă care îl făcea să evite lumina zilei și să iubească noaptea? Care făcea din el un sihastru într-un imperiu ce îi aparținea necondiționat? Ușa din spatele său se deschise. Se întoarse. Transparența zidului făcu loc opacității, iar întunericul fu înlocuit de lumina strălucitoare și albă dată de sursele atomice. Belciani se așeză cu o mișcare firească și spuse: această onoare nu mă ia prin surprindere, domnule. Caterul își frecă trompa cu toate cele patru degete deodată și replica lui sună un pic iritată. De ce, tinere? Am avut așa o intuiție. Asta ca să nu recunosc că am tras cu urechea la zvonuri. Zvonuri? La care dintre ele te referi din multitudinea care există? La cele care spun că se plănuiește o reluare a ofensivei galactice. Am speranța că se vor confirma și că am să pot juca și eu un rol important. Deci crezi că a doua fundație există? De ce nu? Ar fi mult mai interesant. Deci și ție ți se pare un subiect interesant? Bineînțeles, prin misterul ei. Ce alt subiect mai bun poți găsi pentru a face speculații? În ultima vreme, suplimentele ziarelor nu vorbesc despre nimic altceva, ceea ce este semnificativ. Unul dintre scriitorii de marcă de la Cosmos a scris o ficțiune despre o lume formată din oameni dezvoltați pe nivel pur mental, a doua fundație, îți dai seama, care au ajuns la o forță mentală ce poate controla energiile. O forță suficient de puternică pentru a putea concura cu tot ceea ce au descoperit științele fizicii. Navele spațiale pot fi aruncate la ani lumină depărtare, planetele pot fi scoase de pe orbită. Da, interesant. Dar tu ai vreo părere proprie relativ la acest subiect? Ești și tu de acord cu ipoteza puterilor mentale nemaipomenite? Pe galaxie nu. Crezi că niște creaturi ca alea ar rămâne pe propria lor planetă? Nu, domnule. Eu cred că a doua fundație stă ascunsă din cauza că este mai slabă decât credem noi. În cazul ăsta îmi va fi foarte ușor să-ți explic motivul venirii tale aici. Ce ai zice să conduci o expediție care să caute și să găsească a doua fundație? Preț de o clipă, Chanis păru luat pe nepregătite de rapiditatea cu care se derulau evenimentele, puțin mai repede decât putea el face față. Limba păru că îi se blocase într-o tăcere prelungită. Ei, spusese caterul. Lui Chanis îi se încreții fruntea. Bineînțeles, dar unde trebuie să merg? Îmi poți da vreo informație? Generalul Pritchard te va însoți. Deci nu eu voi fi șeful? Vei judeca tu însuți atunci când voi termina ceea ce am de spus. Ascultă, tu nu faci parte din fundație. Te-ai născut pe Kelgan, nu-i așa? Da, bun, deci cunoștințele tale despre planul Selden ar putea fi vagi. Atunci când primul Imperiu Galactic stătea să se prăbușească, Harry Selden, împreună cu un grup de psihoistorici, a analizat viitorul curs al istoriei prin metode matematice de care nu mai dispunem în aceste vremuri degenerate și a înființat două fundații, câte una la fiecare capăt al galaxiei, astfel încât forțele economice și sociale care se vor dezvolta încetul cu încetul să facă din ele focare ale celui de-al doilea imperiu. Harry Selden a plănuit ca acest lucru să se întâmple într-o mie de ani, fără fundații ar trebui să dureze 30.000 de ani. Dar pe mine nu avea cum să mă prevadă. Eu sunt un mutant, deci sunt imprevizibil din punct de vedere al psihoistoriei, care lucrează doar cu reacția medie a mulțimilor de oameni. Înțelegi? Foarte bine, domnule. Dar ce legătură au astea cu mine? Ai să afli imediat. Am de gând să unific galaxia acum să atingă țelul lui Selden în doar 300 de ani în loc de 1000. O fundație, cea a savanților fizicieni, prosperă încă sub controlul meu. În prosperitatea și ordinea Uniunii, armele atomice pe care le-au creat ei au efect asupra a orice există în galaxie, mai puțin asupra celei de-a doua fundații, probabil. Așa că trebuie să aflu mai multe despre ea. Generalul Pritchard este cert convins că a doua fundație nu există deloc. Eu știu că nu are dreptate. De unde știi, domnule? Întrebă prudent Chanis. Și indignarea caterului păru să se reverse deodată ca un lichid printre vorbe. Pentru că mințile pe care le am eu sub control au fost lucrate. Cu prudență, subtil, dar nu chiar atât de subtil încât să nu-mi dau seama. Și aceste interferențe se extind, cresc în intensitate,
Lovesc în oameni valoroși la momentele cele mai importante. Te mai miră acum că am fost prudentă și nu am acționat în acești ani? Aici ești tu important. Generalul Pritchard este cel mai bun om pe care l-am în momentul de față, așa că nu mai poate fi multă vreme în siguranță. Desigur, el nu știe asta. Dar tu ești neconvertit, deci ești puțin probabil să fii bănuit drept omul meu. Poți păcăli a doua fundație mai multă vreme decât ar putea o face oricare dintre oamenii mei. Poate exact atâta vreme cât am eu nevoie. Înțelegi? Da. Dar scuză-mă, domnule, am să spun o întrebare. Cum sunt lucrați acești oameni? Ca să-mi pot da seama, în caz că se întâmplă, dacă și generalul Pritchard va fi lucrat. Devin din nou neconvertiți? Devin neloiali? Nu, ți-am spus că este o acțiune subtilă. Este mult mai neplăcut decât dacă ar deveni neconvertiți, pentru că perturbația este mai greu de detectat. Uneori trebuie să aștept înainte de a lua măsuri ca să-mi dau seama dacă un om cheie are o schimbare firească sau a fost lucrat. Loialitatea le este lăsată intactă, dar li se șterge inițiativa și ingeniozitatea. În aparență rămân oameni perfect normali, dar de fapt îmi sunt complet inutili. În ultimul an mi-au fost lucrați 6 oameni, 6 dintre cei mai buni. Colțul buzei făcu o mișcare în sus. Acum, continuă el, ăștia 6 se ocupă de bazele de antrenament și le doresc din tot sufletul să nu apară ceva neprevăzut și să trebuiască să ia o decizie. Domnule, dar dacă nu este a doua fundație de vină, dacă este un altul ca tine, un mutant, planul este prea atent, prea cu bătaie lungă. Un singur individ ar fi mai grăbit. Nu, este o lume, iar tu vei fi arma mea împotriva ei. Ochii lui Chanis scânteiară și spuse, sunt încântat de șansa ce mi se oferă. Dar Caterul prinse brusc aprindere emoțională. Da, este foarte clar ce strece prin minte, spuse el, că vei face o treabă nemaipomenită care merită o răsplată nemaipomenită, poate chiar aceea de a fi succesorul meu. Într-adevăr, dar să știi că și pedepsele sunt unice în felul lor. Posibilitățile mele de a modela sentimentele nu se limitează doar la crearea loialității. Și pe buze îi apăru un mic zâmbet sinistru, în timp ce Chanis sări de pe scaun, cuprins de groază. Pentru doar o clipă, o foarte scurtă clipă, se simți cuprins de durerea unei mâhniri copleșitoare. Se simți biciuit de o durere fizică ce îi întunecă insuportabil mintea, apoi fu eliberat. Acum nu mai rămăsese decât un puternic val de furie. Caterul spuse, furia nu o să-ți ajute la nimic. Da, acum încerci să-ți o maschezi, nu-i așa? Dar eu o văd, așa că ține bine minte. Chestia asta pe care ai simțit-o poate fi mult mai intensă și menținută multă vreme. Am omorât oameni prin controlul emoțional și crede-mă că nu există moarte mai crudă. Făcu o pauză. Asta a fost tot. Conchise el. Caterul era iarăși singur. Stinse luminile și peretele din fața sa deveni din nou transparent. Cerul era acum negru, iar pe adâncimea de catifea a spațiului începea să strălucească lentila galactică. Toată această ceață nebuloasă era o îngrămădire de stele, atât de numeroase încât se contopeau una cu alta și nu se mai putea distinge decât un nor luminos. Toate vor fi ale lui. Și acum nu mai avea decât un singur lucru de pus la punct. Apoi va putea dormi. Primul interludiu. Consiliul executiv al celei de-a doua fundații era în ședință. Pentru noi, ei nu sunt decât simple voci. Nici scena exactă a întâlnirii, nici identitatea celor prezenți nu sunt esențiale în acest moment. De fapt, strict vorbind, nici măcar nu putem reproduce cu exactitate vreun fragment din această ședință, decât dacă suntem dispuși să renunțăm complet la a mai înțelege ceva. Avem aici de-a face cu psihologi și nu niște simpli psihologi, ci savanți de orientare psihologică. Adică oameni a căror concepție fundamentală despre filozofie ca știință este îndreptată spre o cu totul altă direcție în raport cu orientările pe care le cunoaștem. Psihologia, care rezultă din axiomele deduse de fizică pe baza observațiilor comportamentelor, are doar o vagă legătură cu psihologia. Dar asta e ca și cum ai încerca să explici unui orb ce este culoarea, tu însuți fiind la fel de orb ca și el. Mințile adunate acolo se înțelegeau la perfecție prin mimică. Discursurile, așa cum le cunoaștem noi, nu erau necesare. Un fragment de propoziție nu era decât o redundanță. Un gest, un mormăit, încordarea unui mușchi al feței, chiar și o pauză suficient de îndelungată, aduceau cu sine o bogăție de informații. În consecință, îmi voi acorda dreptul de a traduce liber un mic fragment al conferinței, folosind în acest scop o extrem de concretă combinație de cuvinte necesară minților orientate încă din copilărie spre o filozofie de tip tehnologic, chiar cu riscul de a pierde cele mai delicate nuanțe. O voce era predominantă și ea aparținea persoanei cunoscute ca fiind primul vorbitor. Acesta spuse, acum este clar că asta l-a oprit pe Cater din primul lui asal nebunesc, însă nu putem avea încredere în organizarea situației.
Caterul aproape că ne-a localizat prin amplificare artificială a potențialului mental al unui individ din prima fundație, pe care ei îl numesc psiholog. Acest psiholog a fost omorât chiar înainte de a-și comunica descoperirea. Evenimentele care au dus la omorârea lui sunt în deplin acord cu calculele anterioare fazei a treia. De aici, te rog să continui dumneata. Inflexiunea vocii sale îl desemnă pe al cincilea vorbitor. Acesta spuse cu nuanțe sumbre. Este cert că situația a fost abordată greșit. Suntem, desigur, foarte vulnerabili la un atac masiv, mai ales la un atac condus de un fenomen mental, cum este caterul. La scurt timp, după ce s-a ridicat deasupra galaxiei prin cucerirea primei fundații, cu o jumătate de an mai târziu, ca să fie exact, a ajuns pe Trantor. În altă jumătate de an ar fi ajuns aici, iar șansele ar fi fost fantastic de mult împotriva noastră. 96,3 plus sau minus 0,05%, ca să fiu exact. Am cheltuit foarte mult timp încercând să determinăm forțele care l-au oprit. Implicațiile interioare, deosebit de complexe, datorate deformității sale fizice și faptului că este un unicat mental, ne sunt tuturor cunoscute. Cu toate acestea, de-abia prin pătrunderea în faza a treia, am putut determina, post factum, posibilitatea unui comportament anormal în prezența unei ființe umane ce manifestă o afecțiune sinceră pentru el. Și întrucât un astfel de comportament anormal depinde de prezența unei ființe umane la momentul potrivit, totul a fost o întâmplare. Agenții noștri sunt siguri că psihologul caterului a fost omorât de o fată, o fată în sentimentele căreia caterul avea încredere și pe care, în consecință, nu o controla mental. Pur și simplu din cauza că i-ar plăcea. După această întâmplare, pentru cei care doresc detalii, s-a făcut un studiu matematic asupra subiectului aflat în Biblioteca Centrală, care ne-a pus în gardă, îl ținem mereu pe cater la distanță, prin metode neortodoxe cu care punem zilnic în pericol întregul proiect istoric al lui Selden. Asta a fost tot. Primul vorbitor făcu o pauză de o clipă pentru a permite indivizilor adunați acolo să cugete la toate implicațiile, apoi spuse. Deci situația este foarte instabilă. Proiectul original al lui Selden, ajungând pe marginea prăpastiei, și aici mă văd obligat să scot în evidență faptul că am orbecăit pe o cale greșită, prin groaznica noastră incapacitate de a anticipa, suntem confruntați cu o prăbușire ireversibilă a planului. Timpul nu mai are răbdare cu noi. Cred că nu ne-a mai rămas decât o singură soluție. Și chiar și aceasta este riscantă. Trebuie să lăsăm pe cater să ne găsească. Într-o anumită măsură. Altă pauză în care analiză reacțiile, apoi reluă. Repet. Într-o anumită măsură. 2. Doi bărbați, caterul lipsă. Nava era aproape gata. Nu îi lipsea nimic în afară de destinație. Caterul sugerase o reîntoarcere pe Trantor, lumea care reprezentase sediul unei metropole galactice fără egal în cel mai întins imperiu cunoscut vreodată de omenire. Lumea, acum amorțită, care fusese capitala tuturor stelelor. Pritchard nu era de acord. Era o pistă veche, nu mai putea aduce nimic nou. Îl găsi pe Bail Chanis în compartimentul destinat navigației. Părul cârlionțat al tânărului părea puțin răvășit, doar atât cât să permită unei bucle să-i atârne pe frunte, ca și cum ar fi fost aranjată cu grijă, și își etala dinții regulați într-un zâmbet care îi se potrivea de minune. Asprul ofițer simți vag cum îi crește antipatia față de celălalt. Entuziasmul lui Chanis era evident. Pritchard, este prea de tot ca să fie o coincidență. Nu știu despre ce anume discutăm, spuse generalul cu răceală în glas. Aha, bine, bătrâne, atunci trageți un scaun și hai să discutăm. M-am uitat peste însemnările tale. Le găsesc excelente. Da, sunt încântat. Dar mă întreb dacă ai ajuns și tu la aceleași concluzii ca și mine. Ai încercat vreodată să analizezi problema în mod deductiv? Adică nu-i nimic greu în a cerceta stelele la întâmplare și ceea ce ai făcut tu în 5 expediții seamănă un pic cu a sări de la o stea la alta. Dar ai calculat cât de mult ți-ar lua să treci în ritmul ăsta, prin toate lumile cunoscute? Da, de mai multe ori. Pritchard nu simțea nicio chemare în a-i veni celuilalt în întâmpinare, dar găsea că este important să afle ce îi trecea prin minte lui Chanis, o minte nesupusă, deci imprevizibilă. Bine, atunci hai să facem o analiză și să ne hotărâm ce anume căutăm. A doua fundație, spuse Pritchard asp. O fundație de psihologi, îl corectă Chanis. La fel de slab în tehnologie precum era prima fundație în psihologie. Deci tu faci parte din prima fundație, iar eu nu. Concluziile îți sunt probabil evidente. Trebuie să găsim o lume care cârmuiește prin intermediul puterilor mentale și care este totuși foarte înapoiată din punct de vedere tehnologic. Crezi că este obligatoriu ca lucrurile să stea astfel?
Întrebă calm Pritchard. Uniunea lumilor nu este înapoiată tehnologic, deși conducătorul nostru își datorează puterea calităților mentale. Pentru că a preluat realizările primei fundații, veni un răspuns ușor nerăbdător, iar prima fundație este în întreaga galaxie singurul rezervor de astfel de cunoștințe. A doua fundație trăiește probabil printre rămășițele anoste rezultate din fărâmițarea Imperiului Galactic. De acolo n-ai ce să preiei. Deci susții că puterea mentală, deși este însoțită de o slăbiciune tehnologică, este suficientă pentru a-și impune dominația asupra unui grup de lumi? Slăbiciune fizică relativă. Împotriva decadenților lor vecini se pot apăra singuri, dar nu pot face față forțelor dezlănțuite ale caterului care are sprijinul unei mature economii atomice. Altfel, de ce ar fi amplasarea lor așa de bine ascunsă, atât la început de către fondatorul Harry Seldon, cât și acum de către ei înșiși? Prima fundație din care făceai și tu parte nu își ținea ascunsă existența. Și nu a luat legătura cu a doua fundație atunci când era un biet oraș fără apărare pe o planetă singuratică acum 300 de ani. Trăsăturile calme de pe figura întunecată a lui Pritchard se contorsionaseră într-o expresie sarcastică. Și acum că ai sfârșit cu profundața analiză, ce îi zice să îți dau o listă cu toate regatele, republicile, planetele statale și dictaturile de un fel sau altul aflate în talmeș-balmeșul politic de dincolo de Uniune, care corespund criteriilor tale plus câtorva alți factori? Deci ți-a trecut și ție prin minte? Chanis nu pierduse nimic din impertinență. Lista nu o vei găsi aici, desigur, spuse Pritchard, dar am pus la punct un ghid complet al factorilor politici din periferia oponentă. Tu chiar crezi despre Catâr că ar lucra așa la întâmplare? Bine atunci, și vocea tânărului crescu într-o explozie de energie. Ce ai zice de oligarhia din Tazenda? Pritchard își mângâie gânditor urechea. Tazenda? Aha, cred că o știu. Nu sunt la periferie, nu-i așa? Mi se pare că sunt exact la o treime din distanța până în centrul galaxiei. Da? Și ce-i cu asta? Documentele pe care le deținem plasează a doua fundație la celălalt capăt al galaxiei. Spațiul știe că este singurul lucru pe care îl cunoaștem despre ea. Dar oricum, ce rost are să vorbim despre Tazenda? Împreună cu prima fundație și cu centrul galaxiei, face un unghi de doar 110 sau 120 de grade. E departe de 180. În documente se mai spune ceva. A doua fundație a fost întemeiată pe sfârșitul stelei. Nu s-a descoperit niciodată în galaxie o regiune cu denumirea asta, pentru că era un nume local, suprimat mai târziu pentru o mai mare discreție. Sau unul inventat din adins de către Seldon și grupul său. Totuși, nu ai impresia că există o oarecare legătură între sfârșitul stelei și Tazenda? Pentru că există o vagă asemănare în pronunție? Este nesemnificativ. Ai fost vreodată acolo? Nu. Totuși apare în însemnările tale. Unde? A, da, dar n-am fost decât pentru a mă aproviziona cu mâncare și cu apă. Sunt sigur că în lumea aceea nu era nimic interesant. Ai coborât pe planeta conducătoare? Pe cea care guverna? N-aș putea să spun. Chanis rămase pe gânduri sub privirea rece a celuilalt. Apoi spuse, îmi acorzi câteva clipe ca să privim amândoi lupa? Desigur. Lupa era probabil cel mai nou echipament al crucișătoarelor interstelare. De fapt, era o complicată mașină de calcul care putea reproduce cerul întunecat pe un ecran din orice punct dat al galaxiei. Chanis potrivi coordonatele și lumina de fond din cabina pilotului se stinse. În lumina roșie și difuză a panoului de comandă, fața lui Chanis căpătase o strălucie arămie. Pritchard se așeză în scaunul pilotului cu picioarele lungi încrucișate și cu fața pierdută în semi-întuneric. Încetul cu încetul, pe măsură ce aparatul se apropia de regimul normal de funcționare, pe ecran începuseră să strălucească puncte luminoase. Spre centrul galaxiei erau mai dese și mai strălucitoare. Acolo se aflau grupuri de stele puternic populate. Acesta, explică Chanis, este cerul de noapte pe timp de iarnă, așa cum se vede el de pe Trantor. Este un amănunt important care, după câte mi-am dat seama, a fost neglijat în căutările voastre. Orice orientare inteligentă trebuie să aibă ca punct de plecare Trantorul. Trantor a fost capitala Imperiului Galactic. Și mai mult decât o capitală politică, a fost o capitală a științei și culturii. În consecință, semnificația oricărei denumiri trebuie să-și aibă originea în 9 cazuri din 10 într-o orientare trantoriană. Aduse aminte, în legătură cu aceasta, că deși Seldon s-a născut pe Helicon, o lume dinspre periferie, el și grupul său au lucrat chiar pe Trantor. Vocea calmă a lui Pritchard se împlântă ca un slui de gheață în entuziasmul exuberant al celuilalt. Ce anume vrei să-mi demonstrezi? O să-ți explic pe hartă. Vezi nebuloasa aceea întunecată? Umbra brațului său căzu asupra ecranului și se plimbă peste punctele luminoase ale galaxiei. Degetul arătător se opri deasupra unui petic întunecat, care părea o gaură făcută într-un material împestrițat cu puncte strălucitoare. Documentele stelegrafice, continuă el, o numesc nebuloasa Pelo. Privește,
Am să măresc imaginea. Pritchard nu privea pentru prima oară fenomenul de mărire a imaginii lupei, dar și de data aceasta își ținură suflarea. Era ca și cum s-ar fi aflat pe videoplatforma unei nave ce se năpustea nebunește într-o galaxie cumplit de aglomerată, fără să fie intrat în hiperspațiu. Stelele se repezeau spre el pornind dintr-un centru comun, se dilatau și dispăreau la marginea ecranului. Punctele luminoase se dublau ca mărime, apoi deveneau sfere. Petele de ceață se transformau în nenumărate puncte și mereu era prezentă acea iluzie a mișcării. În tot acest timp, Chanis vorbi. Ai să observi că ne mișcăm după linia dreaptă dintre Trantor și nebuloasa Pelo, așa că privim în continuare cerul înstelat dintr-o poziție echivalentă cu cea de pe Trantor. Există probabil o mică eroare datorită deviației gravitaționale a luminii, pe care nu am cum să o calculez, dar sunt sigur că nu poate fi semnificativă. Pe ecran se lățea întunericul. Pe măsură ce viteza de mărire scădea, stelele se furișau spre cele patru colțuri ale ecranului, ca într-un trist rămas bun. Pe conturul nebuloasei incandescente, universul de stele strălucea neașteptat de puternic în dreptul nebuloasei, într-un volum de mulți parseci cubi, lumina era absorbită de vârtejurile atomilor de sodiu și calciu. Chanis arătă din nou cu degetul. Aceasta a fost numită gura de către locuitorii zonei și este un lucru foarte important pentru că arată ca o gură doar dacă este privită dinspre Trantor. Degetul său se plimba peste o fisură în corpul nebuloasei care avea forma unei guri văzută din profil, zințată și rânjită, puternic strălucitoare. Urmărește gura, spuse Chanis. Urmărește gura înspre gâdlej și observă cum se îngustează până ajunge o dungă strălucitoare subțire ca un tăiș. Imaginea de pe ecran se mări din nou un pic. Nebuloasa a făcut loc gurii să umple ecranul, apoi mișcarea continuă și degetul lui Chanis coborâ ușor în jos, se opri, apoi coborâ din nou, până la un punct unde nu strălucea decât o stea singuratică și acolo degetul său se opri, pentru că mai departe era un întuneric absolut. Sfârșitul stelei, spuse tânărul pe un ton firesc. Nebuloasa este mai puțin densă acolo și lumina acelei stele își îndreaptă strălucirea într-o singură direcție spre Trantor. Încerci să spui că aia... Generalul Caterului începu să vorbească, dar vocea ei se stinse, cufundată în neîncredere. Nu încerc. Aceea chiar este Tazenda. Sfârșitul stelei. Luminile se aprinseră. Imaginea de pe ecranul lupei pâlpâii apoi dispăru. Din trei pași mari, Pritchard ajunse lângă Chanis. Cum de ți-a venit ideea? Chanis se lăsă pe spate în scaun cu o expresie nedumerită. Întâmplător. Mi-ar fi plăcut să spun că a fost o deducție logică, dar a fost doar o întâmplare. Oricum, indiferent pe ce cale am ajuns la concluzie, totul se leagă. Conform datelor de care dispunem, Tazenda este o oligarhie. Domină 27 de planete locuite. Nu este avansată din punct de vedere tehnologic. Și cel mai important, este o lume anonimă, a adoptat o neutralitate fermă în politica acelei regiuni stelare și nu este expansionistă. Cred că ar trebui să o cercetăm. L-a informat pe Cater că vrei să o vezi? Nu, și nici nu o să-l informăm. Pentru că acum ne aflăm în spațiu, gata să facem primul salt. Pritchard, cuprins brusc de groază, se năpusti spre videoplatformă. O reglă și ochii săi întâlniră spațiul rece. Privirea îi rămase fixată pe imagine, apoi se întoarse. Automat, îndreptă mâna spre curbura dură și liniștitoare a blasterului. Din ordinul cui? Din ordinul meu, generale. Era pentru prima oară când Chanis îi se adresa celuilalt folosind gradul. În timp ce te rețineam aici cu demonstrația mea. Probabil că n-ai simțit nicio accelerație deoarece s-a întâmplat în momentul în care măream imaginea lupei. Fără îndoială ți-ai închipuit că este o iluzie datorată mișcării aparente a stelelor de pe ecran. De ce? Ce vrei de fapt să faci? Și ce rost au avut toate aiurelile astea despre Tazenda? N-a fost nicio aiureală. Am vorbit foarte serios. Acolo mergem. Am pornit astăzi din cauza că eram programați să pornim peste 3 zile. Generale, tu nu crezi că există o a doua fundație? Dar eu cred. Tu execuți ordinele Caterului, însă fără convingere. Eu îmi dau seama că există un mare pericol. A doua fundație a avut 5 ani de răgaz pentru a se pregăti. În ce fel s-au pregătit, nu-mi dau seama. Dar dacă au agenți pe Kelgan, dacă am să port în minte faptul că am aflat unde se găsește a doua fundație, ei și-ar putea da seama de acest lucru. Viața mea ar putea să nu mai fie în siguranță, iar eu țin mult la ea. Chiar dacă probabilitatea ca lucrurile să stea astfel este mică, eu tot nu vreau să risc. Așa că nimeni nu a mai aflat de Tazenda în afară de tine, iar tu ai aflat după ce am ieșit în spațiu. Și chiar și așa, nu știu dacă echipajul este de încredere. Chanis zâmbea din nou ironic, absolut stăpân pe situație. Mâna lui Pritchard căzu fără vlagă de pe blaster și, pentru o clipă, fu străbătut de un vag sentiment de împotrivire. Ce anume l-oprea pe el să acționeze? Din ce cauză era el lipsit de vlagă?
Pe vremea când era capitan în imperiul comercial al primei fundații, indisciplinat și fără șanse de promovare, el ar fi putut lua decizii din acestea prompte și îndrăznețe mult mai repede decât Chanis. Să aibă caterul dreptate? Să fie mintea lui într-atât de preocupată cu obediența încât să-și piardă inițiativa? Simți cum deznădejdea puternică îl scufundă într-o stranie moleșală. Ai procedat foarte bine, spuse el. Însă pe viitor îmi vei cere și mie părerea înainte de a lua astfel de decizii. Atenția îi fu atrasă de semnalul care începuse să clipăie. Este camera motoarelor, spuse Chanis fără să pară neliniștit. Țin motoarele încălzite de 5 minute și le-am cerut să mă anunțe dacă se ivește vreo problemă. Te las singur. Pricer aprobă mutește, din cap, și în singurătatea de după aceea se gândi la necazurile care se apropiau odată cu vârsta de 50 de ani. Prin videoplatformă putea zări câteva stele, puține la număr și dispersate. Partea centrală a galaxiei forma un fel de ceață la unul din colțuri. Ce-ar fi dacă ar scăpa de influența catârului? Dar respinse imediat acest gând îngrozit. Inginerul șef, Huxlani, îl examină cu severitate pe tânărul fără uniformă care avea încrederea în sine a unui ofițer de flotă și care părea a fi investit într-o funcție de comandă. Huxlani, înrolat în flotă de pe vremea când încă mai bea lăptic, confunda de obicei autoritatea cu unele însemne specifice. Dar acest om fusese numit de către catâr și, desigur, catârul avea ultimul cuvânt. Mai exact, singurul cuvânt. Nici măcar în subconștient nu punea acest lucru la îndoială. Controlul emoțional intrase în straturile cele mai adânci ale ființei sale. Îi înmână lui Chanis micul obiect oval fără niciun comentariu. Chanis cântări obiectul în mână, apoi zâmbi cu bunăvoință. Ești din fundație, nu-i așa, șefule? Da, domnule. Am intrat în serviciul flotei fundației cu 18 ani înainte ca aceasta să fie cucerită de primul cetățean. Ce calificare ai primit în fundație? Tehnician calificat clasa 1, școala centrală din Anacreon. Destul de bine. Și ai găsit chestia asta în circuitele de comunicații acolo unde ți-am spus eu să cauți? Da, domnule. E normal să găsești acolo un astfel de obiect? Nu, domnule. Atunci ce reprezintă? Un hiperlocator, domnule. Fii mai explicit, eu nu aparțin fundației. Ce anume este? Un aparat care permite ca nava să fie localizată în hiperspațiu. Cu alte cuvinte, putem fi urmăriți oriunde ne-am afla. Da, domnule. În regulă. Este o invenție recentă, nu-i așa? Realizată de unul dintre institutele de cercetare înființate de primul cetățean. Am dreptate? Cred că da, domnule. Este un secret guvernamental, corect? Cred că da, domnule. Și totuși, uite-l aici. Foarte curios. Preț de câteva secunde, Chanis plimbă hiperlocatorul metodic dintr-o mână într-alta. Apoi, cu un gest rapid, îl întinse lui Huxlani. Bine, atunci ia-l și pune-l la loc. Exact acolo unde l-ai găsit și exact așa cum l-ai găsit. Ai înțeles? Apoi ai să uiți această întâmplare în întregime. Inginerul șef își mormăie aproape mecanic salutul, se întoarse scurt și plecă. Nava înainta în salturi prin galaxie, traiectoria sa printre stele fiind marcată de puncte distanțate. Punctele respective reprezentau 10 până la 60 de secunde lumină străbătute în spațiul normal. Golurile dintre ele erau spații de peste 100 de ani lumină și reprezentau salturile prin hiperspațiu. Belcianis stătea la panoul de comandă al lupei, contemplând-o și se simți încă o dată, fără să vrea, cuprins de un fel de venerație. Nu făcea parte din fundație și fenomenele care apăreau și interacționau la răsucirea unui buton sau la închiderea unui contact nu erau pentru el ceva obișnuit. Asta nu însemna că pentru un om din fundație lupa era o banalitate. Carcasa sa, incredibil de compactă, adăpostea suficiente circuite electronice pentru a putea reprezenta cu precizie 100 de milioane de stele și influența pe care o avea fiecare asupra celorlalte. Și, ca și cum minunea asta n-ar fi fost suficientă, era în plus capabilă să translateze imaginea galactică în lungul oricăreia dintre cele trei axe spațiale sau să o rotească în jurul unui centru dat. Datorită acestor posibilități, lupa realizase aproape o revoluție în călătoriile interstelare. Pe vremuri, calcularea fiecărui salt în hiperspațiu însemna o muncă ce putea dura de la o zi până la o săptămână și cea mai mare parte a efortului era calcularea mai mult sau mai puțin exactă a poziției navei la scara galactică de referință. În esență, aceasta însemna observarea cu precizie a cel puțin trei stele îndepărtate una de alta, a căror poziție, în raport cu originea sistemului galactic de referință, arbitrar ales, era cunoscut. Iar aici, cuvântul cheie era cunoscută. Pentru cineva care cunoaște bine o hartă stelară dintr-un anumit punct de referință, stelele sunt ușor de recunoscut, la fel de ușor ca și oamenii. Sari însă 10 parseci din acel punct și nu-ți vei mai recunoaște nici măcar propriul soare. S-ar putea să nici nu mai fie vizibil. Soluția era,
bineînțeles, analiza spectroscopică. Timp de secole, principalul obiect al tehnologiei interstelare fusese analiza amprentei luminoase a din ce în ce mai multe stele, din ce în ce mai în detaliu. Cu aceasta și odată cu creșterea preciziei saltului, au fost adoptate traseele standard ale călătoriilor prin galaxie. Astfel, călătoriile interstelare au devenit mai puțin o artă și mai mult o tehnică. Și totuși, chiar și în fundație, care avea mașini superioare de calcul și o nouă metodă de explorare mecanică a câmpului de stele, pentru o amprentă luminoasă cunoscută, era uneori nevoie de câteva zile pentru a localiza trei stele și pentru a calcula apoi poziția în regiuni cu care pilotul nu era dinainte familiarizat. Lupa schimbase totul. În primul rând, nu avea nevoie decât de o singură stea cunoscută. În al doilea rând, chiar și un ageameun ale spațiului, cum era Chanis, se putea descurca cu ea. În acel moment, conform calculelor pentru salt, cea mai apropiată dintre stelele mari era Vincetorii, iar în centrul videoplatformei se zărea o stea strălucitoare. Chanis spera să fie Vincetorii. Imaginea de pe ecranul lupei se afla în legătură directă cu cea a videoplatformei și Chanis introduse de la tastatură, cu grijă, coordonatele lui Vincetorii. Închise un releu și imaginea prinse viață. Această imagine avea și ea în centru o stea strălucitoare, dar în rest părea că nu are nicio legătură cu imaginea de pe videoplatformă. Reglă lupa după axa Z și mări imaginea până când fotometrul arătă că ambele stele centrale aveau aceeași strălucire. Chanis căută pe imaginea videoplatformei o a doua stea cu strălucire puternică, apoi găsi una corespunzătoare pe imaginea de pe ecran. Roti încet imaginea până la o deflexie unghiulară identică. Gura îi se strâmbă și dezaprobă rezultatul cu o grimasă. Roti din nou și aduse în poziție o altă stea strălucitoare, apoi o alta. Și atunci surâse. Asta era. Probabil că un specialist cu o percepție comparativă foarte bine antrenată ar fi potrivit imaginile din prima încercare. El reușise din trei. Mai rămânea de făcut reglarea fină. În ultima fază, cele două imagini se suprapuseră și se contopiră pe un fond în care aproape coincideau. Majoritatea stelelor erau de puțin dublate, dar reglajul fiind nu dură mult. Stelele se suprapuseră perfect, rămase o singură imagine și poziția navei putea fi acum citită direct de la indicatoare. Întreaga operație durase mai puțin de o jumătate de oră. Chanis intră în camera lui Pritchard și îl găsi pe acesta pregătindu-se de culcare. Pritchard ridică privirea. Ceva nou? Nimic deosebit. După următorul salt vom ajunge în Tazenda. Știu. Văd că vrei să te culci. Nu vreau să te sâcâi, dar te-ai uitat prin filmul pe care l-am luat de pe Chill? Han Pritchard aruncă o privire disprețuitoare articolului cu pricina care stătea într-o învelitoare neagră pe raftul de jos destinat cărților. Da, spuse el. Și ce părere ai? Cred că în această regiune a galaxiei nu s-au petrecut niciodată evenimente care să merite a fi luate în seamă de istorie. Chanis abordă un zâmbet larg. Înțeleg ce vrei să spui. Foarte plictisitoare, nu-i așa? Dacă îți plac cronicile personale ale domnitorilor, nu. Probabil că nu te poți încrede în ele. Acolo unde istoria se preocupă doar de personalități, descrierile devin fie în alb, fie în negru, în funcție de interesele cronicarului. Găsesc că totul este absolut inutil. Dar se vorbește despre Tazenda. Asta am vrut să-ți arăt atunci când ți-am dat filmul. Până acum nu am găsit altul care să-l menționeze. Bine, au avut conducători buni și conducători răi. Au cucerit câteva planete, au câștigat câteva bătălii și au pierdut puține. Nu au nimic deosebit. N-am prea mare încredere în teoria ta, Chanis. Dar ți-au scăpat câteva puncte importante. N-ai remarcat că nu au format niciodată coaliții? Au rămas întotdeauna complet în afara politicii acestui colț aglomerat de stele. După cum ai spus, au cucerit câteva planete, dar apoi s-au oprit. Și asta fără să fi suferit vreo înfrângere neașteptată și usturătoare. Ca și cum s-au extins suficient de mult pentru a-și asigura protecția, dar exact atât cât să nu atragă atenția. Foarte bine veni răspunsul rece. Nu am nimic împotrivă să coborâm acolo. În cel mai rău caz, pierdem puțin timp. A, nu! În cel mai rău caz, ne așteaptă o înfrângere totală. Dacă este a doua fundație. Ține cont că ar fi o lume de spațiul știe câți catâri. Și ce-i de gând să faci? Să coborâm pe o planetă minoră. Să aflăm mai întâi tot ce se poate afla despre Tazenda, apoi vom hotărâ ce trebuie să facem. În regulă. N-am nimic împotrivă. Acum, dacă nu te superi, aș dori să sting lumina. Chanis plecă schițând un salut din mână. Și în întunericul unei micuțe cabine, într-o insulă de metal navigând pierdută în imensitatea spațiului, generalul Han Pritchard rămase treaz urmărindu-și gândurile care îl purtau pe tărâmuri fantastice. Dacă impresiile pe care și le formase cu atâta greutate erau adevărate și cât de perfect începeau să se potrivească toate faptele, atunci Tazenda era a doua fundație. Nu se putea altfel. Dar cum?
Cum? Putea fi Tazenda? O lume banală? Fără nimic special? O mahala pierdută printre dărâmăturile unui imperiu? O oașchie printre sfărâmături? Își aduse aminte, ca din depărtare, de figura zbârcită a caterului și de vocea pițigăiată pe care o avea atunci când vorbea despre psihologul fostei fundații, despre Ebling Miss, singurul om care aflase, poate, secretul celei de-a doua fundații. Pricer își aminti de încordarea din cuvintele caterului. A fost ca și cum uimirea îl copleșise pe Miss, ca și cum ceea ce aflase despre a doua fundație îi depășise toate așteptările. Îl condusese într-o direcție complet diferită de ceea pe care o presupusese. Dacă aș fi putut măcar să-i citesc gândurile, nu emoțiile. Și cu toate astea, emoțiile îi erau evidente, sincere, predomina acea imensă surpriză. Surpriza era punctul esențial, ceva fantastic de uimitor. Acum vine băiatul ăsta, tânărul ăsta zâmbăreț, vorbind cu convingere și cu voie bună despre Tazenda și despre subnormalitatea ei banală. Și trebuia să aibă dreptate. Trebuia. Altfel, nimic nu mai avea sens. Ultimul gând conștient al lui Pricer a avut o umbră de îndârjire răzbunătoare. Hiperlocatorul din tubul eteric era tot acolo. Îl verificase cu o oră în urmă când Chanis nu era prin preajmă. Al doilea interludiu. Era o întâlnire întâmplătoare în anticamera sălii de consiliu, cu doar câteva momente înainte de a intra în sală și de a trece la rezolvarea problemelor înscrise pe ordinea de zi și cele câteva gânduri fulgerară repede în toate direcțiile. Deci caterul a pornit la drum. Am auzit. Este riscant. Teribil de riscant. Nu și dacă lucrurile merg conform scenariului. Caterul nu este un om obișnuit și este dificil să-i manipulezi marionetele fără să-și dea seama. Mințile controlate sunt greu de lucrat. Se spune că s-a prins deja în câteva cazuri. Da, nu văd cum se putea evita acest lucru. Mințile necontrolate sunt mai simplu de lucrat, dar sunt atât de puține acelea care nu se află sub controlul lui... Intrară în sală, urmați de alți membri ai celei de-a doua fundații. 3. Doi bărbați și un țăran. Rosam este una dintre acele lumii marginale, de obicei neglijate de istoria galactică, și care arare ori se impune atenției oamenilor din nenumărate alte planete mai norocoase. În zilele de odinioară ale Imperiului Galactic, pustietățile sale erau locuite de câțiva prizonieri politici. Un observator și o garnizoană navală reprezentau singura legătură dintre această lume și restul Imperiului. Mai târziu, în zilele nefaste ale dezbinării și chiar înainte de vremea în care a trăit Harry Seldon, oamenii mai slabi, obosiți de desele decenii de nesiguranță și primejdie, agasați de atâtea planete distruse și de o fantomatică succesiune de împărați efemeri care își făceau drum spre tron pentru câțiva nenorociți și nefolositori, acești oameni, deci, părăsiră centrele populate și își căutară adăpost în văgăunile pustii ale galaxiei. Pentinderile înghețate din Rosam se ridicară în dezordine câteva sate. Soarele era un afurisit zgârcit care își păstra pentru sine amărâta de căldură, în timp ce zăpada cădea din abundență timp de 9 luni ale anului. Cerealele indigene rezistente rămâneau amorțite în sol până treceau lunile pline de zăpadă, apoi creșteau și se maturizau cu o viteză vecină cu panica, atunci când radiația șovăielnică a soarelui aducea temperatura până aproape de 10 grade Celsius. Animale mici, asemănătoare caprelor, pășteau pe pajiști, dând la o parte zăpada groasă cu piciorușele lor subțiri înzestrate cu 3 copite. Locuitorii Rosamului aveau astfel pâine și lapte și, atunci când își puteau permite să sacrifice un animal, chiar carne. Pădurile întunecate și amenințătoare care se întindeau pe aproape jumătate din regiunea ecuatorială asigurau un lemn tare cu granulație fină pentru locuințe. Acest lemn putea fi exportat împreună cu anumite piei și minerale. Navele Imperiului veneau din când în când și aduceau în schimb utilaje pentru agricultură, sobe atomice, chiar și televizoare. Acestea din urmă nu erau deloc inutile pentru că lunga iarnă impunea țăranilor o hibernare singuratică. Istoria imperială trecu în zbor peste țăranii din Rosam. Navele comerciale mai aduceau vești din scurtele lor escale. Din când în când soseau noi refugiați, odată a sosit un grup relativ mare și nu a mai plecat, aducând cu ei vești despre galaxie. Rosamiții aflau atunci despre războaie mari, despre populații decimate sau despre împărați tiranici și viceregi rebeli, oftau, dădeau din cap și își strângeau gulerele îmbrănite peste fețele bărboase, în timp ce stăteau adunați în piața publică a satului sub soarele anemic, filozofând despre răul din oameni. Apoi, după o vreme, nu mai sosi nicio navă comercială și viața deveni mai grea,
Importul de mâncare aleasă, tutun, instalații și echipamente se opri. Cuvinte vagi, cuprinse în știrile date la televizor, aduceau cu ele o neliniște crescândă. Și în cele din urmă se răspândi vestea că Trantorul fusese distrus. Marea lume capitală a galaxiei, splendidul, legendarul, inaccesibilul și incomparabilul domeniu al împăraților fusese jefuit, distrus, adus într-o stare de ruină totală. Era ceva de neconceput și multora dintre țăranii din Rozem, care își priveau îngrijorați câmpurile, li se părea că sfârșitul galaxiei era inevitabil. Apoi, într-o zi, nu ca toate celelalte, sosi din nou o navă. Înțelepții satelor dădură cu minte din cap și își ridicară bătrânele pleoape, murmurând că așa ceva se mai întâmplase pe vremea taților lor, dar nu era chiar același lucru. Nava nu era una imperială. În semnul strălucitor al Imperiului, nava spațială și soarele lipsea de la provă. Era o construcție grosolană făcută din rămășițe ale unor nave mai vechi, iar oamenii dinăuntru își spuneau soldați tazendieni. Țăranii erau derutați. Nu auziseră de Tazenda, dar oricum îi întâmpinară pe soldați cu tradiționala ospitalitate. Noi veniți se interesară în amănunt de clima planetei, de numărul locuitorilor, de numărul orașelor. În confuzia care îi cuprinse pe toți țăranii, acest cuvânt fu luat drept sate, de tipul de economie și așa mai departe. Sosiră alte nave. Peste tot se răspândire proclamații cum că Tazenda era acum lumea conducătoare, cum că pe toată întinderea ecuatorului, regiunea locuită, se vor înființa centre de colectare a taxelor, cum că anual vor fi colectate procentaje din grâne și din piei, conform unor formule numerice. Rozemiții au clipit solemn din ochi, neștiind prea bine ce înseamnă cuvântul taxe. Când a venit vremea colectării taxelor, mulți au plătit, iar alții au stat perplexi deoparte, în timp ce străinii îmbrăcați în uniforme încărcau în marile lor mașini de teren cerealele și pieile. Ici colo, câțiva țărani indignați se uniră și scoaseră la iveală străvechile arme de vânătoare, dar nu ajunseră la niciun rezultat. Atunci când veniră oamenii din Tazenda, se răzlețiră bodogănind și priviră resemnați cum aspra lor luptă pentru existență devenea și mai grea. Dar se ajunse la o nouă stare de echilibru. Guvernatorul tazendian ducea o viață austeră în satul Gentry, unde toți rozemiții erau săraci. El și oficialii din subordinea sa, toți străini, se afișau foarte puțin și rare ori intrau în contact cu rozemiții. Fermierii care adunau taxele, rozemiți în serviciul Tazendei, veneau periodic, dar acum erau bine cunoscuți și țăranul învățase cum să-și ascundă grânele, să-și ducă animalele în pădure și să aibă grijă ca locuința sa să nu apară prea prosperă. Apoi, cu o expresie greoaie și tâmpă, întâmpina toate întrebările viclene despre bunurile sale, arătând cu gesturi ale brațelor doar ceea ce se putea vedea. Regimul se îmblânzi, taxele se micșorară ca și cum Tazenda s-ar fi săturat să stoarcă din avutul unei astfel de lupi. Comerțul înflori. Tazenda găsea probabil că noua situație era mai profitabilă. Rozemiții nu mai primeau la schimb produsele rafinate ale Imperiului, dar mașinile tazendiene și mâncarea tazendiană erau mai bune decât produsele autohtone. Și mai era îmbrăcămintea pentru femei, alta decât cea din țesătură gri, iar ăsta era un lucru foarte important. Așa că, încă o dată, istoria galactică se scurgea destul de liniștit și țăranii continuară să trudească la a scoate viața din solul dificil. Narovii ieși din colibă suflând în barbă. Pe pământul aspru începeau să cadă primele zăpezi și cerul era de un roz mohorât. Privi în sus cu ochii întredeschiși și decise că nu se întrezărea niciun pericol real de furtună. Putea merge fără probleme până la Gentry pentru a scăpa de surplusul de grâne și pentru a face rost în schimb de suficiente conserve de hrană care să-i ajungă pe durata iernii. Crăpă puțin ușa și răgni prin ea. Juncker, mașina are combustibil? Dinăuntru se auzi strigând o voce, apoi fiul cel mare al lui Narovi veni și el afară. Avea o barbă scurtă și roșcată, dar nu suficient de deasă pentru a-i estompa expresia adolescentină. Mașina, spuse el posac, are plinul făcut și merge bine, numai că axele sunt în stare proastă și nu sunt eu de vină. Ți-am spus că trebuie să le dai la un specialist să le repare. Bătrânul făcu un pas înapoi, își sfredeli fiul cu privirea, încruntând sprâncenele, apoi împinse înainte, bărbia acoperită cu fire dese. Și ce e vina mea? De unde și cum să fac eu rost de un specialist să le repare? De 5 ani încoace recolta a fost altfel decât amărâtă? Turmele mele au scăpat de molime? Grânele au... Narovi, binecunoscuta voce de dinăuntru, îl opri în mijlocul frazei. Bodogăni. Bine, bine. Acum mai cât aș bagă nasul în problemele dintre un tată și fiul său. Scoate mașina și ai grijă ca remorcile să fie bine prinse.
Își împreună mâinile înmănușate și ridică din nou privirea în sus. Norii roșcați, cu forme nedeslușite, începeau să se adune, iar cerul mohorât, ce apărea printre zdrențe, nu aducea niciun pic de căldură. Soarele se ascunsese. Privea în depărtare când deodată ochii săi întredeschiși se căscară și degetul îi se ridica automat în sus. Gura îi se deschise să strige, uitând complet de aerul rece. Nevastă, strigă el puternic. Babo, vino încoace! La fereastră se ivi o figură indignată. Holbă ochii în direcția pe care o arăta degetul lui Narovi. Năvăli pe scările de lemn cu un țipăt, apucând la repezeală un palton vechi și o bucată de pânză. Ieși afară cu pânza legată neglijent peste cap și urechi și cu paltonul bălăbănindu-i se pe umeri. Este o navă, fonfăia, din spațiu. Narovi replică agitat. Păi ce altceva ar putea fi? Avem oaspeți, bătrâno, oaspeți. Nava cobora încet, încet, urmând să aterizeze pe un câmp gol și înghețat din partea de nord a fermei lui Narovi. Și ce ne facem? Vorbi femeia cu răsuflarea întretăiată. Le putem oferi ospitalitatea acestor oameni? O să-i așezăm pe dușumeaua murdară a coșmeliei și o să le dăm resturile ultimei turte de săptămâna asta? Și atunci să-i lăsăm să meargă la vecini? Narovi se făcuse stacojiu din cauza frigului. Brațele sale, acoperite cu mâneci de piele lucioasă, se întinseră și apucară umerii puternici ai femeii. Iubita mea nevastă, vorbi el mieros, vei lua cele două scaune din camera noastră și le vei duce jos, vei avea grijă să fie sacrificat un animal tânăr și îl vei frige cu garnitură de cartofi. Vei găti o nouă turtă. Eu voi merge acum să-i întâmpin pe acești importanți oameni care vin din spațiu și... și... Se opri. Își frământă căciuloiul pe cap, apoi spuse cu o voce scârțâită și nesigură. Da, și o să-mi aduc și ulciorul cu tărie. O băutură zdravănă o să fie binevenită. Cât timp vorbi, Narovi, gura femeii se închisese și se deschisese aiurea fără să spună nimic. Când trecu de această frază, nu reuși să scoată decât o miorlăială stridentă. Narovi ridică un deget. Babo, ce-au spus bătrânii satului acum o săptămână? Ei, ia du-ți aminte. Bătrânii au mers din fermă în fermă ei înșiși. Închipuieți ce importanță are chestia asta, ca să ne ceară să informăm imediat ce apare vreo navă din spațiu. Ordinul guvernatorului. Și acum vrei să nu profiți de șansa de a intra în grațiile celor de la putere? Uite la nava aia. Ai mai văzut vreuna la fel? Oamenii ăștia din lumile de afară sunt bogați, importanți. Însuși guvernatorul a trimis mesaje atât de urgente încât bătrânii merg din fermă în fermă pe vremea asta friguroasă. Poate că mesajul a fost răspândit peste tot în Rosem și toți au aflat că străinii sunt așteptați de stăpânii din Tazenda, iar ei coboară chiar în ferma mea. Începu să viseze cu ochii deschiși. Le oferim acum ospitalitatea pe care o merită, numele meu este menționat guvernatorului și după aceea nimic nu ni se va mai refuza. Soția sa a devenit deodată conștientă de frigul care o mușca prin hainele subțiri de casă. Se repezi spre ușă strigând peste umăr. Bine, atunci du-te repede. Dar vorbea unui om care alerga deja spre acea parte a orizontului în care nava se apropia de sol. Nici frigul acestei lumi, nici întinderile sale pustii și mohorâte nu îl îngrijorau pe generalul Han Pritcher. Nici împrejurimile marcate de sărăcie, nici chiar țăranul plin de transpirație. Ceea ce îl frământa pe el era problema înțelepciunii tacticii adoptate. El și Cucianis se aflau aici singuri. Nava, lăsată în spațiu, își putea purta singură de grijă în condiții normale. Totuși, se simțea în nesiguranță. Desigur, Cucianis era răspunzător de această mișcare. Privi la tânărul de lângă el și îl surprinse clipind binevoitor în direcția unei deschizături din peretele acoperit cu blănuri, în care apăruse o femeie cu ochi curioși și cu gura căscată. Cucianis părea că se simte complet în largul lui. Pritcher savura acest lucru cu o satisfacție acră. Jocul lui Cucianis nu avea să se mai desfășoare multă vreme chiar așa cum se aștepta el. Totuși, deocamdată singura lor legătură cu nava o reprezentau brățările emițătoare receptoare pe ultraunde. Apoi țăranul, care le era gazdă, afișă un zâmbet imens. Își legănă capul de câteva ori și spuse cu o voce onctuoasă, plină de respect. Nobililor, am deosebit acinste să vă anunț că fiul meu cel mare, un băiat bun și meritos, pe care sărăcia m-a împiedicat să îi dau o educație pe măsura inteligenței lui, m-a informat că bătrânii vor sosi în curând. Nătășduiesc că șederea dumneavoastră aici v-a fost plăcută. Eu m-am străduit din răsputeri în această privință, având în vedere mijloacele mele modeste, căci mă copleșește sărăcia, deși sunt un fermier muncitor cinstit și modest, așa cum oricine poate depune mărturie. Bătrâni? Întrebă încet Cucianis. Șefii acestei regiuni? Da, chiar așa, nobililor. Și sunt cu toții oameni cinstiți și vrednici de respect. Satul nostru este renumit pe tot cuprinsul Rosemului pentru dreptatea și cinstea care domnesc aici, deși viața e grea și răsplata ogoarelor și pădurilor este insuficientă.
Nobili lorzi, poate veți aminti bătrânilor de respectul și aprecierea mea pentru dumneavoastră. Astfel s-ar putea ca ei să ceară un nou camion pentru gospodăria noastră, pentru că cel vechi de-abia se mai târâie și întreaga noastră existență depinde de ceea ce a mai rămas din el. Avea o înfățișare umilă și rugătoare. Han Pritchard dădu din cap cu acea condescendentă distanță cerută de rolul de nobili lorzi care le fusese acordat. Vom raporta bătrânilor tăi ospitalitatea cu care ne-ai găzduit. Pritchard profită de următorul moment în care rămaseră singuri pentru a-i vorbi lui Chanis. Acesta părea aproape adormit. Nu sunt foarte încântat de întâlnirea cu bătrânii, spuse el. Pe tine nu te deranjează chestia asta? Chanis părea surprins. Nu, pe tine ce te deranjează? Cred că avem lucruri mai bune de făcut decât să atragem atenția asupra noastră aici. Chanis vorbi repede, cu o voce înceată și monotonă. S-ar putea ca în următoarele mișcări să fie necesar riscul atragerii atenției asupra noastră. Pritchard, oamenii pe care îi căutăm nu pot fi găsiți băgând pur și simplu mâna într-un sac întunecos și scotocind. Cei care conduc prin puterea minții nu este neapărat nevoie să dețină puterea aparentă. În primul rând, psihologii celei de-a doua fundații sunt probabil o foarte mică minoritate în raport cu întreaga populație. Așa cum prima fundație, din care faci și tu parte, formată din tehnicieni și savanți, era o minoritate. Locuitorii obișnuiți probabil că nu sunt decât locuitori obișnuiți. Psihologii ar putea sta ascunși, iar cei care aparent au puterea în mână, probabil cred sincer că ei sunt stăpânii adevărați. Soluția acestei probleme ar putea fi găsită chiar aici, pe bucata asta înghețată de pământ. Nu te înțeleg deloc. Păi de ce? Că e foarte clar. Ascultă aici. Tazenda este probabil o lume uriașă, cu milioane sau sute de milioane de locuitori. Cum i-am putea identifica pe psihologi într-o asemenea mulțime și cum i-am putea face caterului un raport în care să îi spunem ce am găsit? A doua fundație? Dar aici, pe această mică planetă rustică și supusă, toți conducătorii tazendieni, așa cum ne-au informat gazdele, sunt concentrați în Gentry, satul principal. Ar putea fi doar câteva sute, Pritchard, și printre ei trebuie să fie unul sau mai mulți oameni din a doua fundație. În cele din urmă vom merge și în Tazenda, dar hai mai întâi să ne întâlnim cu bătrânii. Este o etapă logică în drumul nostru. Se depărtară ușor unul de altul atunci când Barba Neagră a gazdei lor năvăli din nou în cameră. Țăranul era foarte agitat. Nobili lorzi, sosesc bătrânii, vă implor încă o dată din suflet, poate scăpați și un cuvânt binevoitor despre mine. Aproape că se frânse în două, aplecându-se în zlugărnicia sa paroxistică. Vom aminti negreșit de tine, spuse Chanis. Ăștia sunt bătrânii tăi? Cu certitudine ei erau în număr de trei. Unul dintre ei se apropie. Se înclină cu un respect plin de demnitate și spuse. Suntem onorați. Au fost aduse mijloacele de transport. Distinși, domn, și sperăm că ne veți face plăcerea de a ne însoți la sala de întruniri. Al treilea interludiu. Primul vorbitor privea meditativ cerul de noapte. Norzi rențuiți lunecau peste licăririle slabe ale stelelor. Spațiul părea foarte ostil. În mod normal, chiar și în cele mai fericite condiții era rece și îți dădea fiori. Dar acum mai conținea și acea stranie creatură, catârul, care părea să îl transforme într-o amenințare întunecată și materială. Întrunirea luase sfârșit. Nu durase mult. Au existat îndoieli și întrebări inspirate de dificila problemă matematică a confruntării cu un mutant posesor al unei structuri mentale necunoscute. Trebuie să reluate în calcul toate situațiile extreme. Și chiar și acum puteau fi siguri pe ei, undeva în această regiune a spațiului, în această nemărginire a galaxiei, se afla catărul. Cum urma să acționeze? Era destul de ușor să-i lucrezi oamenii. Ei reacționaseră și reacționau conform planului. Dar catărul? 4. Doi bărbați și bătrânii. Bătrânii din această zonă a Rosemului nu arătau chiar așa cum s-ar fi așteptat oricine. Nu erau o simplă extrapolare a țăranilor, adică mai autoritari și mai puțin prietenoși. Absolut deloc. Demnitatea pe care o afișaseră la prima întâlnire se amplificase până când devenise evident că era caracteristica lor esențială. Stăteau în jurul mesei lor ovale, la fel ca mulți alți înțelepți, gravi și înceți în mișcări. Majoritatea trecuseră cu puțin de floarea vârstei. Cei câțiva care aveau bărbi le purtau scurte și bine îngrijite. Totuși erau destui sub 40 de ani, astfel încât bătrâni era mai curând o formulare respectoasă decât o simplă referire la vârstă. Cei doi bărbați veniți din spațiu stăteau în capul mesei. În liniștea solemnă care însoți o masă frugală, mai degrabă ceremonioasă decât consistentă, se cufundară în noua și neobișnuită atmosferă. După ce mâncară, aceia dintre bătrâni, care păreau mai respectați, făcură câteva remarci, prea scurte și prea simple pentru a putea fi denumite luări de cuvânt. Cu aceasta, asupra adunării se așternu o atmosferă mai puțin protocolară. Ca și cum demnitatea cu care străinii fuseseră întâmpinați
făcuse loc unei amicalități tipic rustice, unde predominau curiozitatea și prietenia. Se strânseră în jurul celor doi străini și îi potopiră cu un torent de întrebări. Întrebară dacă era greu de condus o navă spațială, câți oameni erau necesari pentru acest lucru, dacă se puteau construi motoare mai bune pentru mașinile lor de teren, dacă era adevărat că pe alte lumi ningea rar, așa cum era cazul Tazendei, câți oameni trăiau în lumea din care veniseră, dacă aceasta era la fel de mare ca și Tazenda, dacă era departe, cum își confecționau îmbrăcămintea și ce anume îi dădea acea lucire metalică, de ce nu purtau blănuri, dacă se bărbireau zilnic, ce fel de piatră purta pricer în inel, lista nu se oprea aici. Și aproape întotdeauna întrebările erau adresate lui Pricer ca și cum, fiind cel mai vârstnic dintre cei doi, îl investiseră automat cu cea mai mare autoritate. Pricer se văzu obligat să dea răspunsuri din ce în ce mai lungi. Era ca și cum intrase în mijlocul unei mulțimi de copii. Întrebările lor erau marcate de o curiozitate sinceră și dezarmantă. Setea lor de cunoaștere era irezistibilă și nu îi te puteai sustrage. Pricer le spuse că navele spațiale nu erau greu de condus și că echipajele variau, în funcție de mărimea navei, de la unul la mai mulți oameni, că nu cunoștea în detaliu motoarele mașinilor lor de teren, dar că fără îndoială puteau fi îmbunătățite, că clima lumilor era de o varietate infinită, că pe planeta sa trăiau multe sute de milioane de oameni, dar că era de departe mult mai mică și mai insignifiantă în raport cu Marele Imperiu al Tazendei, că îmbrăcămintea lor era confecționată din plastic siliconic în care senzația de lucire metalică era creată prin orientarea corespunzătoare a moleculelor superficiale și că putea fi încălzită artificial astfel încât nu era nevoie de blănuri, că se bărbierau zilnic, că piatra din inelul său era un ametist și așa mai departe. Răspunsurile nu se opriră aici. Se trezi aproape împotriva voinței sale că începeau să-i placă acești provinciali naivi. Și întotdeauna, după ce răspundea, se producea un murmur rapid între bătrâni ca și cum dezbăteau informația obținută. Aceste discuții dintre ei erau greu de urmărit pentru că treceau la propria lor versiune a limbajului universal galactic, care, printr-o lungă separare de curentele de limbaj, devenise arhaic. Se putea spune că scurtele comentarii dintre ei erau aproape inteligibile, dar de puțin nu puteau fi înțelese. Până când, în cele din urmă, Giannis îi întrerupse pentru a spune: "Bunii mei domni, acum trebuie să răspundeți și voi la întrebările noastre, pentru că noi suntem străini și ne interesează foarte tare să aflăm cât mai multe despre Tazenda." Deasupra tuturor se lăsă o liniște adâncă. Toți bătrânii, până atunci volubili, se cufundară în muțenie. Mâinile lor, care se mișcaseră atât de rapid și de delicat, acompaniindu-și cuvintele ca pentru a le da o importanță cât mai mare și diferite semnificații, căzură deodată fără vlagă. Se uitau pe furiș unul la altul și era clar că fiecare își dorea ca altcineva să ia cuvântul. Pricer interveni imediat. "Însoțitorul meu vă cere asta din prietenie pentru că faima Tazendei s-a răspândit pretutindeni în galaxie. Iar noi, desigur, îl vom informa pe guvernator despre loialitatea și dragostea bătrânilor din Rosem." Nu se auzi niciun oftat de ușurare, dar fețele se luminară. Unul dintre bătrâni își trecu degetul mare și arătătorul prin barbă, prinzând ușor și îndreptându-și firele ondulate, apoi spuse: "Noi suntem slujitori credincioși ai stăpânilor din Tazenda." Iritarea lui Pricer vis-a-vis de întrebarea deloc diplomatică a lui Giannis nu dispăruse încă de tot. Cel puțin îi era limpede că vârsta, pe care în ultima vreme începuse să-și o simtă, nu îi răpise talentul de a mai diminua din efectul boacănelor altora. "În regiunea noastră din univers," spuse el, "nu cunoaștem prea multe despre istoria trecută a stăpânilor din Tazenda. Presupunem că domnesc aici cu înțelepciune de multă vreme." Răspunse același bătrân care vorbise mai înainte. Automat, aproape firesc, el devenise reprezentantul lor. Spuse: "Nici bunicul celui mai în vârstă dintre noi nu-și amintește de vreo perioadă în care stăpânii să nu fi domnit aici." "A fost o domnie pașnică?" "Dacă a fost o domnie pașnică," ezită bărbatul, "guvernatorul este un stăpân puternic și autoritar care nu ar ezita să îi pedepsească pe trădători." "Bineînțeles, niciunul dintre noi nu este trădător." "Bănuiesc că în trecut a pedepsit pe unii așa cum meritau." Din nou ezitare. "Nimeni de aici nu a trădat vreodată, nici tații noștri, nici tații taților noștri." "Dar pe alte lumi au existat trădători și moartea i-a ajuns repede din urmă." "Nu e bine să te gândești la așa ceva, pentru că noi suntem oameni modești, fermieri săraci și nu ne interesează problemele politici." Teama din vocea sa, îngrijorarea din ochii tuturor erau evidente. "Ne puteți informa cum trebuie să procedăm pentru a obține o audiență la guvernatorul vostru?" spuse Pricer cu blândețe.
În atmosferă interveni o subtilă stare de confuzie, pentru ca, după un lung moment, bătrânul să spună: Păi nu știați? Guvernatorul o să vină mâine aici. El vă așteaptă. Pentru noi a fost o mare onoare. Noi sperăm din suflet că veți raporta favorabil despre loialitatea noastră față de el. Zâmbetul lui Pritchard se crispă imperceptibil. Ne aștepta? Bătrânii priviră mirați de la unul la altul. Păi astăzi se face o săptămână de când vă așteptăm. Locuințele lor erau, fără îndoială, luxoase pentru acea planetă. Pritchard locuise în altele și mai rele. Chanis nu arăta decât o indiferență totală față de aspectele exterioare, dar intervenise între ei un element de tensiune diferit de cele anterioare. Pritchard simțea că se apropia momentul unei decizii definitive și totuși exista în el dorința de a mai aștepta puțin. A-l vedea mai întâi pe guvernator ar fi însemnat să crească periculozitatea jocului și totuși câștigarea acelui joc ar fi însemnat să multiplice câștigurile. Se simți inundat de furie, văzând ușoara acută dintre sprâncenele lui Chanis și șovăiala delicată cu care buza de jos a tânărului se freca de un dinte de sus. Detesta actoria inutilă și își dori din toată inima să se termine. Se pare că sosirea noastră a fost anticipată, spuse. Da, făcut Chanis simplu. Doar atât? Ăsta e cel mai important lucru pe care poți să-l spui? Ajungem aici și descoperim că guvernatorul ne așteaptă. Probabil vom afla de la guvernator că însăși Tazenda ne așteaptă. Atunci, ce valoare mai poate avea toată misiunea asta noastră? Chanis ridică privirea fără să facă efortul de a-și disimula nota de plictiseală din voce. Să ne aștepte una, să știe cine suntem și pentru ce anume am venit, e alta. Ai impresia că te poți ascunde de cei din a doua fundație? Poate, de ce nu? Poți să bași mâna în foc că nu? Să presupunem că nava noastră a fost detectată în spațiu. E chiar așa de neobișnuit pentru o împărăție să aibă posturi de observație la frontiere? Chiar dacă am fi niște străini banali și tot am prezentat interes? Suficient interes pentru ca guvernatorul să vină el la noi, în loc să mergem noi la el? Problema asta o vom aborda mai târziu, spuse Chanis, dând din numeri. Stai să vedem mai întâi ce fel de om este guvernatorul. Pritchard își dezgoli dinții și se încruntă anemic. Situația devenea ridicolă. Chanis continuă cu o însuflețire prefăcută. Cel puțin știm un lucru. Tazenda este a doua fundație. Altfel, ar însemna că un milion de elemente evidente arată cu toatele într-o direcție greșită. Cum interpretezi spaima evidentă pe care cei de aici o au față de Tazenda? Eu nu văd niciun semn de dominare politică. Grupurile lor de bătrâni se întâlnesc aparent liber și fără ingerințe de vreun fel. Taxa de care vorbesc ei nu mi se pare chiar atât de insuportabilă și nici măcar nu este impusă eficient. Băștinașii vorbesc mult despre sărăcie, dar par zdraveni și bine hrăniți. Casele lor sunt grosolane și satele necivilizate, dar li se potrivesc de minune. De fapt, lumea asta mă fascinează. N-am văzut vreodată una mai greu de suportat și totuși sunt convins că populația nu suferă și că viața lor simplă are o fericire bine echilibrată care lipsește populațiilor sofisticate din centrele avansate. Deci ești un admirator al virtuților țărănești? Astrele nu-mi permit, spuse Chanis, părând amuzat de idee. Nu vreau decât să scot în evidență semnificația tuturor acestor lucruri. Cu certitudine, Tazenda este un administrator eficient, eficient într-un sens foarte îndepărtat în raport cu fostul imperiu sau cu prima fundație sau cu propria noastră uniune, imperiul, fundația, uniunea, au adus supușilor lor o prosperitate mecanică, în schimbul unor valori mult mai puțin perceptibile. Tazenda aduce fericire și suficiență. Nu vezi că întreaga orientare a dominației lor este diferită? Nu este fizică, ci psihologică. Serios? Își permise Pritchard să fie ironic. Și teroarea cu care vorbesc bătrânii despre pedepsirea trădătorilor de către acești administratorii psihologii buni la suflet? Cum se potrivește asta cu ipotezele tale? Au fost ei pedepsiți vreodată? Nu se vorbește decât despre pedepsirea altora. Ca și cum ideea pedepsei a fost atât de bine implantată în ei, încât niciodată nu va fi nevoie să-i pedepsești. Atitudinile mentale adecvate se află atât de bine sădite în mințile lor, încât sunt sigur că pe planeta asta nu există niciun soldat tazendian. Nu vezi toate astea? Am să văd, poate, spuse Pritchard cu răceală atunci când am să-l întâlnesc pe guvernator. Și apropo, dacă și mințile noastre sunt lucrate? Replica lui Chanis fu brutală și disprețuitoare. Tu ar trebui să fii obișnuit cu așa ceva. Pritchard păli vizibil și cu un efort se întoarse și plecă. În ziua aceea nu mai vorbiră unul cu altul. În noaptea înghețată, fără vânt, în timp ce asculta respirația lentă a somnului celuilalt, Pritchard își acordă încet brățara transmițător pe o lungime de ultraundă cu care brățara lui Chanis nu era prevăzută. Unghia apăsă fără zgomot, reuși să stabilească legătura cu nava. Răspunsul veni în mici durate de vibrație neafectată de zgomot, care de-abia se ridica deasupra pragului de sensibilitate.
De două ori Pritchard întrebă: ați luat până acum legătura? De două ori răspunsul veni: deloc. Așteptăm în continuare. Se dădu jos din pat. Era frig în cameră și se înfășură cu pătura îmblănită, așezându-se pe scaun. Privi aglomerarea de stele. Față de cele care dominau cerul de noapte al periferiei sale natale, acestea difereau foarte mult în strălucire și în desenele pe care le sugerau pe fondul întinsei cețe a lentilei galactice. Undeva, acolo printre stele, se afla soluția la complicațiile care îl copleșiseră și își dori din tot sufletul ca acea soluție să sosească și să sfârșească lucrurile. Preț de un moment se întrebă din nou. Avea cătărul dreptate și convertirea îl lăsase fără tăișul ascuțit și tare pe care îl conferea încrederea în sine? Sau era doar vârsta și frământările din acești ultimii ani? De fapt, nici nu-i păsa. Era obosit. Guvernatorul din Rosem sosi fără mare paradă. Singurul său însoțitor era bărbatul în uniformă care îi conducea automobilul. Automobilul avea un design extravagant, dar lui Pritchard îi se părea ineficace. Se dovedi greoi. Nu o singură dată se potigni la o prea rapidă schimbare a vitezelor. Era clar, după înfățișare, că mergea cu combustibil chimic și nu atomic. Guvernatorul tazendian păși domol pe stratul gros de zăpadă și înainte între două rânduri de bătrâni respectoși. Nu le acordă nicio privire și intră repede. Bătrânii îl urmară. Cei doi oameni din Uniunea Catărului priveau din locurile care le fuseseră repartizate. El, guvernatorul, era voinic, cam îndesat, scund, banal. Ei, și? Pritchard se concentră cu toată forța pe care o avea pentru a nu-și pierde controlul. Figura sa păstra însă o expresie glacială calmă. Nu se făcu de râs în fața lui Chanis, dar își dădea foarte bine seama că îi crescuse tensiunea și că gâtul îi se uscase. Nu era vorba de teamă fizică. Nu făcea parte dintre cei săraci cu duhul, oameni fără imaginație, carne fără nervi, prea proști pentru a le fi vreodată frică, dar putea înfrunta teama fizică și îi putea face față. Aici era altceva. Era cealaltă teamă. Îi aruncă o privire scurtă lui Chanis. Tânărul avea ochii fixați în dorul lelii asupra unghiilor unei mâini și căuta tacticos vreo asperitate superficială. Ceva în interiorul lui Pritchard se revoltă puternic. Cum ar fi putut Chanis să se teamă de o lucrătură mentală? Prinse un moment de răgaz și încercă să se gândească retrospectiv. Cum fusese el pe vremea când era un democrat convins înainte de a fi convertit de către catâr? Era greu să-și aducă aminte. Nu își putea recunoaște fosta structură mentală. Nu putea rupe firele puternice care îl legau strâns de catâr. Își amintea că încercase odată să-l asasineze, dar, oricât de mult s-ar fi căznit, nu își aducea aminte care îi fusese sentimentele în acea perioadă. Aceasta putea fi însă și reacția de autoapărare a propriei sale minți, pentru că fie și numai, intuind acele sentimente, nedându-și seama de detalii, dar înțelegându-le în mare, începea să îi se facă greață. Și dacă guvernatorul îi lucrase mintea, poate că cei mentali, insesizabili, ai unuia din a doua fundație, se insinuaseră adânc printre fisurile structurii sale emoționale, le lărgiseră, intraseră și apoi le astupaseră? Prima dată nu simțise nimic. Nu avusese niciun fel de durere, niciun dezacord mental, nici măcar sentimentul unei discontinuități. Îl iubise pe catâr dintotdeauna. Dacă existase vreodată o perioadă, de mult de tot, pe cât de mult puteau să însemne 5 ani scurți, când crezuse că nu-l iubește, că-l urăște, asta nu era decât o iluzie înfiorătoare. Gândul la această iluzie îl tulbura, dar nu avusese niciun fel de durere. Întâlnirea cu guvernatorul va relua totul? Tot ceea ce se petrecuse înainte, toate serviciile făcute catârului, tot sensul vieții sale, va fuziona în visul celeilalte minți care conținea cuvântul democrație? Catârul va fi și el un vis, iar loialitatea sa va fi pusă în slujba Tazendei? Brusc se răsuci. Avea o puternică senzație de vomă. Apoi vocea lui Chanis îi răsună în ureche. Generale, cred că a sosit momentul. Pritchard se întoarse din nou. Un bătrân deschisese ușa încet și se oprise în prag, afișând un respect demn și calm. Excelența sa, spuse el, guvernatorul din Rosem, în numele stăpânilor din Tazenda, vă transmite prin mine că vă acordă cu plăcere o audiență și vă solicită să apăreți înaintea sa. Sigur că da, spuse Chanis. Își strânse centura cu un gest scurt și își potrivi pe cap o glugă rosemiană. Fălcile lui Pritchard se încleștară. Acesta era începutul adevăratului joc. Guvernatorul din Rosem nu avea o înfățișare grandioasă. În primul rând, avea capul descoperit, iar părul rar, șaten deschis, tinzând spre gri, îi dădea un aer de blândețe. Arcadele osoase dădură impresia că se încrunta la apariția străinilor, iar ochii, înconjurați de o rețea fină de riduri, păreau precauți.
Dar bărbia, de curând bărbierită, era finuță, mică și, prin convenția universală a adepților pseudoștiinței, care citește caracterele în funcție de structura facială, părea moale. Pricer evită ochii și privi bărbia. Nu-și dădea seama dacă îi va folosi la ceva, dacă exista ceva care să îi poată folosi. Vocea guvernatorului avea un timbru înalt, impersonal. Bine ați venit în Tazenda. Vă întâmpinăm cu gânduri de pace. Ați mâncat? Mâna sa, degetele lungi, vene răsucite, făcu un gest aproape regal spre masa în formă de U. Se înclinară și se așezară. Guvernatorul se așeză în exteriorul bazei U-ului, ei în interior, în lungul celor două brațe, se așezară două rânduri de bătrâni tăcuți. Guvernatorul vorbi în fraze scurte și abrupte, lăudând mâncarea ca fiind importată din Tazenda și avea, într-adevăr, o calitate diferită, chiar dacă nu era cu mult mai bună decât mâncarea simplă a bătrânilor. Deplânse crima rozemiană, făcu o aluzie neglijentă la complicațiile călătoriilor spațiale. Cianis vorbi puțin, Pricer deloc. Apoi masa luă sfârșit. Fructele mici în compot se terminară. Șervețelele fură folosite și apoi aruncate. Guvernatorul se lăsă pe spate. Ochii săi micuți scânteiau. M-am interesat de nava voastră. Bineînțeles, doresc să fac astfel încât să primească îngrijirile și reparațiile necesare. Mi s-a spus că nu se cunoaște locul în care a ancorat. Așa este, replică Cianis încet. Am lăsat-o în spațiu. Este o navă mare destinată călătoriilor lungi în zone uneori ostile și am considerat că dacă am fi aterisat cu ea aici, s-ar fi putut naște îndoieli referitoare la intențiile noastre pașnice. Am preferat să aterizăm singuri nenarmați. Un gest prietenesc, comentă guvernatorul fără convingere. O navă mare, spuneți? Dar nu un vas de război, excelență. Aha, Și de unde veniți? Dintr-o lume mică a sectorului Santani, excelență. S-ar putea să nu fiți la curent cu existența ei pentru că este o lume neînsemnată. Suntem interesați în stabilirea de relații comerciale. Aha, comerț. Și ce aveți de vânzare? Mașini de toate felurile, excelență. În schimbul lor vrem hrană, lemn, minereuri. Aha, Guvernatorul părea nehotărât. Nu cunosc prea multe despre treburile astea, spuse el. Poate vom aranja o relație reciproc avantajoasă. Poate. După ce vă voi examina mai cu atenție acreditările, pentru că înainte ca lucrurile să continue, guvernul meu va cere multe informații și după ce vă voi cerceta nava, atunci vă veți putea continua drumul spre Tazenda. Nu primi niciun răspuns și atitudinea guvernatorului se răci vizibil. Totuși este obligatoriu să vă văd nava. Din nefericire, în acest moment nava este în reparații, spuse Cianis pe un ton distant. Dacă excelența voastră nu are nimic împotrivă să ne acorde un răgaz de 48 de ore, vă va sta la dispoziție. Nu sunt obișnuit să aștept. Pentru prima oară, Pricer întâlni privirea celuilalt, ochi în ochi, și răsuflarea explodă tăcut în interiorul său. Pentru un moment a avut senzația că se sufocă, dar apoi își mută privirea în altă parte. Cianis nu șovăi, spuse. Nava nu poate ateriza mai devreme de 48 de ore, excelență. Suntem aici nenarmați. Vă îndoiți de onestitatea intențiilor noastre? Urmă o tăcere prelungită, apoi guvernatorul spuse morocănos. Vorbiți-mi despre lumea din care veniți. Asta fusese tot. Cu asta se terminase. Nu mai interveni niciun moment delicat. Guvernatorul își îndeplinise misiunea oficială și era clar că pierduse orice interes. Audiența se sfârși în plictiseală. Atunci când totul se sfârși, Pricer, în locuința lor, încercă să se adune. Cu grijă, ținându-și răsuflarea, își verifică emoțiile. Nu avea senzația că se schimbase. Asta era sigur. Dar putea el simți vreo diferență? Se simțise altfel după convertirea pe care i-o făcuse caterul? Nu păruse totul natural? Așa cum și fusese de altfel? Se verifică. Detașat urlă în interiorul cavernelor minții sale, iar strigătul era: a doua fundație trebuie descoperită și distrusă. Sentimentul care însoțise strigătul fusese o ură neprefăcută. Nu avusese nici măcar un moment de ezitare. Apoi, a avut de gând să înlocuiască a doua fundație cu caterul, dar respirația i se opri datorită unei emoții puternice și limba i se împletici. Până aici totul era bine. Dar nu fusese oare influențat în alt mod? Mai subtil? Nu s-au operat oare unele mici schimbări? Schimbări pe care nu le putea detecta pentru că însăși existența lor îi afecta raționamentul? Nu avea cum să-și dea seama, dar simțea în continuare o loialitate absolută față de Catâr. Dacă acest lucru rămăsese neschimbat, în rest nu mai conta nimic. Se hotărâ să acționeze din nou. Cianis era ocupat în colțul său de cameră. Unghia degetului mare își făcu de lucru cu brățara emițător-receptor. La răspunsul care veni, se simți cuprins de un val de ușurare și apoi rămase fără vlagă. Mușchii feței nu-l trădară, dar în sinea sa urla de bucurie. Iar atunci, când Cianis se întoarse să-l privească, știa că farsa era pe terminate. Al patrulea interludiu. Cei doi vorbitori se întâlniră pe drum.
Unul dintre ei îl opri pe celălalt. Am vești de la primul vorbitor. În ochii celuilalt se putea citi un pâlpâit de aproape teamă. Punctul de intersecție? Da, de-am trăit să vedem zorile. 5. Un bărbat și catârul. Gesturile lui Chanis nu arătau că și-ar fi dat seama cumva de vreo schimbare subtilă în atitudinea lui Pritchard și în relația dintre ei doi. Se lăsă pe spate în scaunul masiv din lemn și își rescăcără picioarele. Ce impresie ți-a lăsat guvernatorul? Spuse el. Pritchard ridică din numeri. Absolut niciuna. Mie nu mi s-a părut deloc a fi un geniu mental. Un foarte sărman specimen al celei de-a doua fundații, dacă presupunem că într-adevăr face parte din ea. Știi, eu nu cred că face parte. Nu-mi dau bine seama. Presupunând că ai fi unul din a doua fundație, spuse Chanis devenind foarte serios, tu ce-ai face? Să presupunem că ai avea o idee despre intențiile noastre aici. Ce-ai face cu noi? Convertirea, desigur. Ca și caterul? Chanis ridică deodată privirea. Noi ne-am dat seama dacă ei ne-ar converti cu adevărat? Mă îndoiesc. Dar dacă ar fi niște simpli psihologi, unii nu foarte inteligenți, în cazul ăsta, dacă aș fi în locul lor, i-aș omorâ fără întârziere pe cei doi străini. Și Nava? Nu. Chanis ridică degetul arătător. Ni se trage o cacealma, Pritchard bătrâne. Nu poate fi decât o cacealma. Chiar dacă ei au puterea de a controla emoțiile, noi, tu și cu mine, nu suntem decât avangarda. Cu caterul trebuie ei să lupte și sunt la fel de precauți cu noi pe cât suntem noi cu ei. Presupun că au aflat cine suntem. Pritchard îl privea rece. Și ce-ai de gând să faci? Întrebă el. Să așteptăm, aruncă Chanis. Să vină ei la noi. Sunt îngrijorați, poate și din cauza navei, dar sigur din cauza caterului. Cu guvernatorul au vrut să ne fraierească, dar n-a mers. Nu ne-am lăsat prinși în cursă. Următoarea persoană pe care o vor trimite va fi una din a doua fundație și ne va propune un fel de târg. Și atunci vom accepta târgul. Nu cred. Crezi că prin acest târg îl vom trage pe sfoară pe catâr? Nu e adevărat. Nu acesta este motivul. Catârul nu se lasă păcălit de tine oricât te-ai strădui, dar în continuare nu cred. Crezi cumva că nu-i putem fraieri pe cei din a doua fundație? Probabil că nu, dar nu acesta este motivul. Privirea lui Chani scăzu asupra obiectului pe care celălalt îl ținea strâns în mână și spuse pe un ton sinistru. Vrei să spui că acesta e motivul? Pritchard agită blasterul. Exact, ești arestat. De ce? Pentru trădare față de primul cetățean al Uniunii. Ce se întâmplă aici? Spuse Chani strângând buzele. Trădare, după cum ți-am mai spus, iar în ceea ce mă privește, repararea situației. Și cum demonstrezi? Ai dovezi, presupuneri, vise? Ai nebunit? Nu, dar tu? Caterul nu trimite bebeluși în misiuni ridicole și fără sens. Atunci mi s-a părut ciudat și am pierdut timp îndoindu-mă de mine însumi. De ce să te fi trimis pe tine? Pentru că ești zâmbăreț și te îmbraci bine? Pentru că ai 28 de ani? Probabil pentru că sunt un om de încredere sau nu ești dispus să accepti argumentele logice? Sau poate pentru că nu ești un om de încredere? Un argument destul de logic, după cum s-a dovedit. Ce facem aici? Ne întrecem în paradoxuri? Sau este un joc ca să vedem cine poate spune cât mai puțin în cât mai multe cuvinte? Blasterul înaintă cu Pritchard în urma lui. Se opri în picioare în fața tânărului. Ridică-te! Chani se conformă fără prea mare grabă și simți gura blasterului atingându-i centura, însă fără să apese asupra mușchilor abdominale. Caterul dorea să găsească a doua fundație, spuse Pritchard. A dat greș, am dat și eu greș pentru că secretul pe care niciunul dintre noi nu l-a putut descoperi este păzit cu strășnicie. Așa că nu mai rămânea decât o singură posibilitate vrednică de a fi luată în considerare și anume de a găsi pe cineva care cunoștea deja locul ascunzătorii. Și ăla eram eu? Cu certitudine. Pe atunci nu știam de sigur, însă deși mintea merge mai încet, merge încă bine. Cât de ușor am găsit sfârșitul stelei. Cât de miraculos ai descoperit și examinat imaginea corectă prin lupă dintr-un număr infinit de posibilități. Și făcând asta, cât de bine descoperim punctul corect de observare. Nebun lipsit de tact ce ești, m-ai subestimat chiar atât de mult? Ți-ai închipuit că am sânghit orice combinație de coincidențe imposibile? Adică am avut prea mult succes? Prea mult succes pentru un om loial. Pentru că standardele de succes pe care mi le-ai atribuit erau chiar atât de joase? Presiunea blasterului crescu, deși figura din fața lui Chanis își trăda mânia crescândă doar prin strălucirea rece a ochilor. Pentru că ești în slujba celei de-a doua fundații, spuse Pritchard. Slujba? Spuse Chanis cu un dispreț infinit. Dovedește-o. Sau sub influența ei mentală. Fără știrea caterului? Este ridicol. Cu știrea caterului. Chiar aici este poanta, tinere nerod. Cu știrea caterului. Crezi că altfel ți s-ar fi oferit o navă cu care să te joci? Ne-ai condus la a doua fundație exact așa cum s-a presupus că vei face. Cu greu te pot urmări prin intensitatea asta de prostii pe care le debitezi. Poți să te întrebi de ce s-a presupus că voi face toate astea? Dacă aș fi fost un trădător,
De ce să te fi condus până la a doua fundație? De ce să nu te plimbi încolo și încoace prin galaxie, sărind fără sens dintr-o parte într-alta și găsind nimic altceva decât ceea ce ai fi găsit și tu mai înainte? Pentru navă. Este evident că cei din a doua fundație au nevoie de tehnică de luptă atomică pentru a se autoapăra. Alt argument mai solid nu ai? O navă nu va însemna nimic pentru ei. Iar dacă au cumva impresia că prin ea au să obțină informații și au să poată construi echipamente atomice în următorul an, atunci a doua fundație este alcătuită într-adevăr din oameni foarte, foarte simpli. Aș spune că la fel de simpli ca și tine. Vei avea ocazia să explici asta Caterului. Ne întoarcem pe Kelgan? Dimpotrivă, rămânem aici. Caterul va sosi în 15 minute, aproximativ. Crezi că nu ne-a urmărit domnul meu inteligent isteț și plin de autoadmirație? Ai fost o momeală pe dos. Nu ai adus victimele la noi, dar cu siguranță că ne-ai dus pe noi la victime. Pot să mă așez, spuse Giannis, ca să-ți explic ceva? Pot să-ți fac și desene ca să înțelegi mai bine. Te rog, rămâi în picioare. Bine, pot să vorbesc și stând în picioare. Crezi că am fost urmăriți de Cater din cauza hiperlocatorului din circuitele de comunicație? Este posibil ca blasterul să fi tremurat. Giannis n-ar fi băgat mâna în foc că nu. Nu par surprins, spuse el. Dar n-am să pierd timp întrebându-mă dacă ești într-adevăr surprins. Da, știam de el. Și acum, după ce ți-am demonstrat că știam ceva ce nu credeai că știu, am să-ți spun ceva ce tu nu știi, iar eu știu că nu știi. Introducerea e cam lungă, Giannis. Credeam că spiritul tău inventiv este ceva mai bine dezvoltat. Bine, atunci ascultă aici o născocire. Au existat rădători, desigur, sau agenți inamici, dacă îți place mai mult termenul. Dar Caterul a aflat acest lucru într-un mod foarte curios. Vezi tu, se pare că unii dintre oamenii lui, convertiți, au fost lucrați mental fără știrea lui. De data aceasta, blasterul tremurase, fără niciun dubiu. Subliniez acest lucru, Pritchard. De aceea avea nevoie de mine. Eu eram neconvertit. Nu ți-a atras și ție atenția că avea nevoie de un neconvertit? Indiferent dacă ți-a dat sau nu adevăratul motiv? Încearcă altceva, Giannis. Dacă aș fi împotriva Caterului, aș ști-o. Tăcut, rapid, Pritchard își cercetă mintea. Era la fel. Clar, celălalt mințea. Vrei să spui că te simți credincios Caterului? Poate. Loialitatea nu ți-a fost afectată. După cum a spus și Caterul, e prea ușor de detectat. Dar mintea, cum ți-o simți? Lentă? De când ai pornit în această expediție, te-ai simțit normal tot timpul? Sau te-ai simțit uneori ciudat, ca și cum nu ai fi fost tu însuți? Ce vrei să faci? Mă găurești fără să apeși pe trăgaci? Pritchard retrase blasterul cu un centimetru. Ce vrei să spui? Spun că mentalul ți-a fost lucrat. Ai fost manevrat. Nu l-ai văzut pe Cater instalând acel hiperlocator. Pur și simplu l-ai găsit acolo, ai presupus că trebuia să fi fost instalat de Cater și de atunci ai crezut tot timpul că ne urmărește. Sigur, brățara receptor pe care o porți poate lua legătura cu nava pe o lungime de undă de care brățara mea nu dispune. Crezi că nu știam? Acum vorbea repede, cu furie. Mânia îi dizolvase învelișul de indiferență. Dar nu Caterul este cel care vine acum spre noi. Nu este Caterul. Atunci cine dacă nu el? Ei, cine crezi? Am descoperit acel hiperlocator în ziua în care am pornit în expediție. Dar nu cred că l-a pus Caterul. El nu avea motive să umble cu șmecherii din astea. Nu înțelegi ce aberant ar fi fost? Dacă aș fi fost un trădător, el ar fi știut-o. Puteam fi convertit la fel de ușor ca și tine și ar fi aflat, citindu-mi mintea, secretul ascunzătorii celei de-a doua fundații, fără să mă trimită să cutreieră jumătate din galaxie. Tu poți să ți-ai ascuns un secret față de Cater? Iar dacă nu știam, atunci nu aveam cum să-l duc la a doua fundație. Așa că, în ambele situații, ce rost ar fi avut să mă trimită? Este clar, acel hiperlocator trebuie să fi fost pus acolo de către un agent al celei de-a doua fundații. Iată cine se îndreaptă acum spre noi. Iar tu te-ai fi lăsat păcălit dacă prețioasa-ți minte nu ar fi fost lucrată? Ce fel de normalitate ai tu atunci când iei o imensă absurditate drept înțelepciune? Eu să le aduc o navă celor din a doua fundație? Ce să facă ei cu o navă? Pe tine te vor price. Știi despre Uniune mai multe decât oricine în afară de Cater. Iar tu nu ești periculos pentru ei în timp ce Caterul este. De aceea au pus în mintea mea direcția în care să caut. Sigur, mi-ar fi fost absolut imposibil să găsesc Tazenda cu ajutorul lupei, căutând la întâmplare. Știam asta. Dar știam că a doua fundație este pe urmele noastre și am dedus că ei au aranjat acest lucru. De ce să nu jucăm jocul lor? A fost o bătălie cu Cacealmale. Ei ne vroiau pe noi, iar eu vroiam să le aflu ascunzătoare. Și neantul îl va înghiți pe acela care nu va reuși să-l păcălească pe celălalt. Iar atâta timp cât ții blasterul ăla îndreptat spre mine, noi suntem cei care pierdem. Ideea nu este a ta cu siguranță. Este a lor. Dăm blasterul. Dăm blasterul, Pritchard. Știu că ți se pare o greșeală, dar nu mintea ta vorbește, ci a doua fundație prin tine. Dăm blasterul, Pritchard. Și vom înfrunta împreună ceea ce va veni. Pritchard simțea cu groază cum îl copleșește zăpăceala. Plauzibilitatea. Era posibil să se fi înșelat?
De unde această permanentă îndoială de sine? De ce nu era sigur? Ce-l făcea pe Gianni să sune atât de plauzibil? Plauzibilitatea. Sau era propria lui minte torturată luptându-se cu invazia unor influențe străine? Era spintecat în două? Ca prin ceață îl văzu pe Gianni în picioare în fața sa cu mâna întinsă și deodată știu că avea să-i dea blasterul. Dar atunci, când mușchii erau pe cale de a se contracta pentru a face mișcarea respectivă, ușa se deschise, fără grabă, în spatele său și se întoarse. Există probabil în galaxie oameni care pot fi confundați cu alții, chiar și de către cei cu mintea clară și odihnită. Pot exista de asemenea stări ale minții în care un om poate fi confundat cu un altul, foarte deosebit ca înfățișar. Dar caterul se ridica deasupra acestor două situații. Toată agonia din mintea lui Pricer nu reuși să împiedice valul instantaneu de prospețime și vigoare mentală care îl înghiți. Din punct de vedere fizic, caterul nu putea domina nicio situație. Nu o domina nici pe aceasta. Era mai degrabă un personaj ridicol în îmbrăcămintea lui care îl făcea să pară mult mai solid decât în realitate, dar care nici așa nu reușea să-i dea niște dimensiuni normale. Avea fața înfofolită, iar ceea ce mai rămăsese era acoperită de trompa enormă, o proeminență de culoare roșu înghețat. Nu putea exista o nepotrivire mai mare decât între el și imaginea unui salvator. Păstrează blasterul, Pricer, spuse el. Apoi se întoarse spre Chanis, care ridicase din umeri și se așezase. Contextul emoțional din această încăpere pare foarte încurcat și foarte conflictual. Ce-i cu povestea asta în care altcineva în afară de mine este pe urmele voastre? Pricer interveni brusc. A fost plasat din ordinele tale un hiperlocator pe nava noastră? Caterul își întoarse ochii inexpresivi spre Pricer. Bineînțeles, este posibil ca vreo organizație din galaxie, alta decât Uniunea Lumilor, să aibă acces la el? El a spus, păi generale, el se află aici, nu e nevoie de o citare indirectă. Ai spus ceva referitor la problema asta, Chanis? Da, dar după cum se vede, am spus lucruri greșite. Părerea mea era că acel locator a fost pus acolo de cineva aflat în slujba acelei de-a doua fundații, că am fost aduși aici dintr-un motiv de-al lor și mă pregăteam să ripostez. Mai aveam și o altă impresie, anume că generalul era mai mult sau mai puțin în mâinile lor. Din cele ce spui, se pare că ți-ai schimbat părerea. Da, altfel pe ușa aceea nu ai mai fi intrat tu. Bun, atunci hai să lămurim lucrurile. Caterul se dezbrăcă de îmbrăcămintea de deasupra, căptușită și încălzită electric. Aveți ceva împotrivă să mă așez și eu? Așa, aici suntem în siguranță și nu există pericolul să fim deranjați de cineva. Niciun băștinaș de pe bolovanul ăsta de gheață nu va dori să se apropie de locul acesta, vă garantez. Insistase asupra puterilor sale cu o seriozitate sumbră. Chanis își manifestă dezacordul. De ce intimitatea asta? Vine cineva să ne servească ceaiul și să ne aducă dansatoare? Absolut deloc. Ce era cu teoria asta, ta tinere? Unul din a doua fundație vă urmărea cu un echipament pe care nu deține nimeni în afară de mine și cum spuneai că ai descoperit locul ăsta? Domnule, este clar, dacă ținem cont de faptele pe care le cunoaștem, că mi-au fost introduse anumite idei în cap. De către aceiași indivizi din a doua fundație? Îmi închipui că da. Bine, și atunci nu ți-a trecut prin minte că dacă un individ din a doua fundație te-ar putea forța sau atrage sau ademeni să te îndrepți spre a doua fundație în interesul lui și cred că ți-ai imaginat că a folosit metode asemănătoare cu ale mele, deși fii atent, eu nu pot să induc decât sentimente, nu și idei, deci nu ți-a trecut prin minte că dacă aș putea face asta, nu ar mai avea nevoie să se folosească de hiperlocator? Chanis ridică deodată privirea, întâlnind ochii mari ai suveranului său, și se înfioră. Pricer mormăi și umerii îi fură cuprinși de o relaxare vădită. Nu, spuse Chanis, nu mi-a trecut prin cap. Sau dacă era obligat să te urmărească, înseamnă că nu se simțea în stare să te îndrume și implicit ai fi avut o șansă infimă să găsești calea așa cum ai făcut-o. Asta ți-a trecut prin cap? Nu, nici asta. De ce nu? Nivelul intelectual ți-a scăzut până la gradul de normalitate? Singurul răspuns este o întrebare, domnule. Te alături generalului Pricer acuzându-mă că aș fi un trădător? În caz că da, ai vreun argument cu care să te aperi? Doar acela pe care i-l-am dat și generalului. Dacă aș fi fost un trădător și aș fi cunoscut locul în care se ascunde a doua fundație, m-ai fi putut converti și ai fi putut afla direct informația de care aveai nevoie. Dacă ai simțit că trebuie să mă urmărești, înseamnă că nu știam dinainte locul celei de-a doua fundații, deci nu sunt un trădător. Am răspuns la paradoxul tău cu un altul. Deci, care e concluzia ta? Că nu sunt un trădător. Lucru cu care trebuie să fiu de acord, întrucât argumentul tău este de necontestat. Atunci, pot să te întreb pentru ce ne-ai urmărit în secret? Pentru că toate aceste fapte au a treia explicație. Atât tu, cât și Pricer, ați explicat în felul vostru unele fapte, dar nu pe toate. Eu, dacă mi-acorzi puțin timp, am să-ți explic totul. Și încă foarte repede, așa încât nu există pericolul să te plictisești.
Așa să te pricep și dă-mi blasterul. Nu mai suntem în pericol de a fi atacați. Nici de aici dinăuntru, nici din afară. De fapt, nici a doua fundație nu mai reprezintă vreun pericol. Și asta mulțumită ție, Giannis. Camera era iluminată în maniera obișnuită a rosemiților, cu fire incandescente încălzite electric. De tavan atârna o singură sferă luminoasă. În lumina sa galbenă și difuză, cei trei aveau fiecare câte o umbră. Din moment ce am simțit că este necesar să-l urmăresc pe Giannis, spuse caterul, era clar că urmăream astfel să obțin ceva. Din moment ce a plecat spre a doua fundație cu o grabă neașteptată și cu multă hotărâre, puteam să presupunem, fără să greșim, că asta mă și așteptam să se întâmple. Din moment ce nu am obținut informația direct de la el, ceva trebuie să mă fi împiedicat. Acestea sunt faptele. Giannis, desigur, știe cum este răspunsul. La fel și eu. Tu, Pritchard, îl întrezărești? Nu, domnule, spuse Pritchard cu înverșunar. Atunci am să-ți explic. Un singur grup de oameni ar putea să cunoască locul în care se găsește a doua fundație, împiedicându-mă în același timp pe mine să le citesc mintea. Giannis, mă tem că tu însuți ești un membru al celei de-a doua fundații. Giannis se aplecă înspre înainte, sprijinându-și cotul de genunchi și spuse printre buze rigide și mânioase. Care este dovada? Deducția a dat de două ori greș pe ziua de azi. Există și o dovadă, Giannis. A fost destul de ușor. Ți-am spus că oamenii mei au fost lucrați mental. Cel care a făcut-o trebuie să fi fost evident A. neconvertit și B. suficient de aproape de miezul evenimentelor. Câmpul de căutare era mare, dar nu nelimitat. Aveai prea mult succes, Giannis. Oamenii te plăceau prea mult. Am început să te suspectez. Apoi te-am solicitat să conduci această expediție și nu ai dat înapoi. Ți-am supravegheat emoțiile. Nu ți-ai făcut probleme. Ai avut prea mare încredere în tine, Giannis. Niciun om cu adevărat competent nu ar fi putut evita măcar o umbră de nesiguranță într-o treabă ca asta, întrucât mintea ta a evitat această nesiguranță, era ori o minte nebunatică, ori una controlată. A fost ușor să verific alternativele. Ți-am captat mintea într-un moment de relaxare, ți-am umplut-o pentru o clipă cu mâhnire adâncă și apoi ți-am eliberat-o. După aceea ai fost furios și ai jucat atât de bine încât aș fi putut jura că era o reacție firească. Dar asta numai la început, pentru că atunci când am încercat să-ți forțez emoțiile, preț de un moment, un foarte scurt moment înainte de a-ți da seama ce se întâmpla, mintea ta a rezistat. Era tot ceea ce aveam nevoie să știu. Nimeni nu mi-ar fi putut rezista chiar și o infimă fracțiune de moment dacă nu ar fi avut un control mental asemănător mie. Vocea lui Giannis era înceată și amar. Bun, și acum? Acum vei muri din moment ce faci parte din a doua fundație. Este un lucru foarte necesar, cred că îți dai seama. Și încă o dată Giannis se holbă la gura țevii unui blaster. O țeavă dirijată de această dată de o minte, nu ca a lui Pritchard, pe care o putea oricând suci după bunul plac, ci de una la fel de matură ca și a lui și la fel de capabilă de a se opune oricărei penetrări. Iar perioada de timp pe care o avea la dispoziție pentru a schimba cursul evenimentelor era scurt. Ceea ce urmă este greu de descris pentru cineva înzestrat cu simțuri normale și cu o incapacitate firească de a-și controla sentimentele. Iată în esență ceea ce a realizat Giannis în scurta perioadă de timp în care degetul mare al caterului apăsa asupra trăgaciului. Structura emoțională a caterului arăta o hotărâre fermă, fără nici cea mai mică umbră de ezitare. Dacă după aceea Giannis ar fi fost interesat să calculeze timpul dintre hotărârea de a trage și eliberarea energiilor dezintegratoare, ar fi aflat că răspunsul era o cincime de secundă, un răgaz foarte scurt. În această scurtă perioadă de timp, caterul a realizat că potențialul emoțional al creierului lui Giannis crescuse brusc, fără însă ca propria lui minte să simtă vreun impact, și că în același timp, dintr-o direcție neașteptată, se prăvălise asupra lui un val de ură sinceră și amenințătoare. Acel nou element emoțional îl făcu să ia degetul de pe contact. Nimic altceva nu l-ar fi putut determina să o facă și, aproape simultan cu această mișcare, își dădu seama de noua situație. Un tablou care dură mult mai puțin decât o cerea importanța sa din punct de vedere dramatic. Caterul, cu degetul luat de pe trăgaciul blasterului, fixându-l cu intensitate pe Giannis. Giannis încordat, neîndrăznind încă să respire. Și Pritchard, care avea convulsii, fiecare mușchi tremura spasmodic, aproape să se rupă. Fiecare tendon se contorsiona în efortul de a se năpusti înainte, figura sa cioplită în lemn și bine controlată se schimbase în cele din urmă și devenise de nerecunoscut, o mască a morții și a urii înfiorătoare, iar ochii săi îl fixau pe Cater, doar pe el, ca și cum nimic altceva nu ar mai fi avut importanță. Giannis și Caterul nu schimbaseră decât un cuvânt sau două, un cuvânt sau două și acel extrem de semnificativ flux emoțional conștient care rămâne întotdeauna adevărata cale de înțelegere între cei ca ei. Din cauza că noi suntem ființe limitate, este necesar să traducem în cuvinte ceea ce s-a petrecut atunci și după aceea. Giannis spuse crispat.
Te afli între două focuri, prim cetățean. Nu poți controla două minți în același timp dacă una dintre ele este a mea, așa că ai de ales. Pricer a scăpat de convertire. I-am rupt lanțurile. Acum este vechiul Pricer, cel care mai de mult a încercat să te ucidă, cel care crede că tu reprezinți dușmanul la tot ceea ce este liber și drept și sfânt, în plus știe că l-ai pervertit să te aduleze neputincios timp de 5 ani. Acum îl țin în frâu, suprimându-i voința, dar dacă mă omori, va fi liber și în mai puțin timp decât ți-ar lua ție să-ți îndrepți blasterul sau chiar atenția asupra lui, te va ucide. Caterul își dădea foarte bine seama de asta. Nu făcea nicio mișcare. Dacă te întorci ca să-l preiei sub control, continuă Chanis, sau să-l omori sau să-i faci orice altceva, nu vei fi suficient de rapid ca să te întorci după aceea spre a mă omorâ pe mine. Caterul nu făcea în continuare nicio mișcare. Scoase însă un ușor oftat, semn că înțelegea clar care era situația. Așa că aruncă blasterul, spuse Chanis, să ne înfruntăm cu șanse egale și îl vei putea avea din nou în stăpânire pe Pricer. Am făcut o greșeală, spuse Caterul în cele din urmă. Am făcut o greșeală admițând o a treia prezență în confruntarea dintre mine și tine. A fost o variabilă în plus peste ceea ce era necesar. Presupun că este o greșeală care trebuie plătită. Dădă drumul blasterului cu un gest neglijent și îl lovi ca să ajungă în celălalt capăt al camerei. În același timp, Pricer se mototoli și căzu într-un somn adânc. Atunci când se va trezi, va fi iar ca înainte, spuse Caterul cu indiferență. Întregul schimb emoțional dintre momentul în care Caterul începuse să apese pe trăgaci și momentul în care aruncase blasterul durase mai puțin de o secundă și jumătate. Dar chiar la marginea conștiinței, într-o perioadă de timp aflată la limita posibilității de detecție, Chanis prinse o zvâcnire emoțională efemeră în mintea Caterului și era una de triumf sigur și încrezător. 6. Un bărbat, Caterul și încă un bărbat. Doi bărbați, aparent relaxați și simțindu-se pe de-a întregul în largul lor, la pol opuși din punct de vedere fizic. Fiecare nerv ce le putea servi ca detector de emoții tremura de încordare. Caterul, pentru prima oară după mulți și lungi ani, era insuficient de sigur pe forțele sale. Chanis, la rândul său, știa că, deși momentan se putea proteja, o făcea cu greutate, iar oponentul său nu depunea un efort similar atacându-l. Într-un test de rezistență, Chanis era sigur că va pierde, dar gândul acesta putea fi mortal. A te da de gol în fața Caterului cu o slăbiciune emoțională este echivalent cu a-i da o armă. Deja în mintea Caterului licărise ceva, ceva care semăna cu o victorie. Să câștige timp. De ce întârziau ceilalți? Care era motivul încrederii pe care o avea Caterul? Ce știa dușmanul său, iar el nu? Mintea pe care o supraveghea nu spunea nimic. Dacă ar putea citi gândurile și totuși... Chanis își întrerupse cu brutalitate vârtejul mental. Nu mai rămăsese decât atât să câștige timp. Acum este clar, spuse el, și în urma micii noastre dispute asupra lui Pricer, nu pot tăgădui că sunt un membru al celei de-a doua fundații. Dar ce-ar fi să-mi spui pentru ce am venit pe Tazenda? A, nu! Caterul râse ascuțit și cu multă încredere în sine. Eu nu sunt Pricer. Eu nu am nevoie să-ți dau explicații. Ai avut ceea ce tu ai numit motive. Oricare au fost, acțiunile tale mi-au servit interesul și altceva nu mai contează. Totuși, trebuie să existe unele lacune în povestea ta. Este Tazenda ceea ce te așteptai să găsești a doua fundație? Pricer a vorbit mult despre încercările tale de a o găsi și despre unealta ta, psihologul Ebling Miss. Din când în când și-a dat drumul la gură pentru că l-am încurajat cu puțin. Adu-ți aminte de Ebling Miss, prin cetățean. La ce mi-ar folosi? Încredere. Chanis simți cum încrederea celuilalt se întinde din ce în ce mai mult în spațiu. Ca și cum, odată cu trecerea timpului, orice sentiment de neliniște pe care l-ar fi putut avea Caterul devenea din ce în ce mai puțin probabil. Spuse, alungând cu hotărâre disperarea ce îi dădea târcoale. Deci nu ești deloc curios? Pricer mi-a povestit despre imensa surpriză a lui Miss față de ceva. A avut un imbold teribil, nemaipomenit, de a câștiga răgaz, de a preveni repede. A doua fundație? De ce? De ce? Ebling Miss a murit. A doua fundație nu a fost prevenită. Și totuși, a doua fundație există. Caterul zâmbi, sincer încântat, cu o bruscă și surprinzătoare izbucnire de cruzime, pe care Chanis o simți lovind și apoi retrăgându-se imediat. Dar se pare că a doua fundație a fost prevenită. Altfel, cum și de ce a sosit pe Kelgan un anume Bale Chanis pentru a-mi manevra oamenii și pentru a-și asuma sarcina ingrată de a mă trage pe sfoară? Avertismentul a sosit, însă prea târziu. Asta e tot. Chanis își permise să emită compasiune. Atunci, spuse el, nici măcar nu știi ce este a doua fundație și nu știi nimic despre sensurile mai profunde ale celor întâmplate. Să câștige timp. Caterul simți compasiunea celuilalt și miji deodată ochii cu dușmănie.
își frecă nasul cu toate cele patru degete într-un gest care devenise un tic și se răsti. Bine, hai să-ți fac pe plac, amuză-te. Ce este a doua fundație? Giannis vorbi intenționat cu cuvinte în loc să folosească simbologia emoțională. Din câte am auzit, spuse el, Miss a fost descumpănit în principal de misterul care înconjura a doua fundație. Harry Seldon a fondat cele două nuclee după două principii complet diferite. Prima fundație a fost o explozie de lumină care în două secole a cuprins jumătate din galaxie. A doua a fost un abis întunecat. Nu vei înțelege de ce a procedat astfel decât dacă îți vei da seama care a fost atmosfera intelectuală în zilele Imperiului Muribund. A fost o vreme a extremelor, a marilor generalizări decisive, cel puțin în gândire. Faptul că în fața viitoarelor evoluții în planul ideilor au fost puse bariere este, desigur, un semnal culturii decadente. Revolta sa împotriva acestor bariere l-a făcut faimos pe Seldon. Această ultimă scânteie de putere creatoare din el a luminat imperiul în apusul său și a prevestit răsăritul celui de-al doilea imperiu. Foarte emoționant. Ei și, așa că a creat cele două fundații în conformitate cu legile psihoistoriei. Dar cine putea să știe mai bine decât el că până și acele legi erau relative? El nu a creat niciodată un produs finit. Produsele finite sunt pentru mințile decadente. Al lui era un mecanism care putea să evolueze, iar instrumentul acelei evoluții era a doua fundație. Noi, prim cetățean al efemerei Uniunii a Lumilor, noi suntem protectorii planului Seldon. Doar noi. Vorbești ca să-ți faci singur curaj sau ca să mă impresionezi? Întrebă caterul cu dispreț. Pentru că a doua fundație, planul Seldon, al doilea imperiu, nu mă impresionează niciun pic și nici nu trezesc în mine vreo urmă de simpatie, compasiune, responsabilitate sau altă sursă de sprijin emoțional pe care încerci să-l capeți. Și, sărmane nebun, vorbește la timpul trecut despre a doua fundație pentru că a fost distrusă. Giannis simți cum potențialul emoțional care apăsa asupra sa creștea în intensitate. Caterul se ridicase de pe scaun și se apropia de el. Se împotrivi cu disperare, dar ceva se strecură nemilos înăuntrul său, zdrobindu-i și supunându-i mintea din ce în ce mai puternic. Simți peretele în spate. Caterul se opri în fața lui, cu brațele costelive sprijinite în șolduri și cu buzele schimonosite într-un zâmbet înfiorător sub nasul cât un munte. Jocul tău s-a terminat, Giannis, spuse caterul. Jocul tuturor, al tuturor celor care făceați parte din a doua fundație. Făceați parte. Făceați. Ce anume așteptai stând aici și pălăvrăgind cu pricer când ai fi putut foarte bine să-l dobori și să iei blasterul fără niciun efort fizic? Mă așteptai pe mine, nu-i așa? Așteptai să mă întâmpini într-o situație care să nu mi-i ridice prea multe bănuieli. Păcat pentru tine, dar eu nu aveam nevoie să-mi fie stârnite bănuielile. Eu te știam. Te știam bine. Giannis, din a doua fundație. Dar acum ce aștepți? Arunci în continuare cuvinte spre mine cu disperare, ca și cum simpla auzire a vocii tale ar putea să mă înțepenească în scaun. Și în tot timpul ăsta, în care vorbești, ceva în mintea ta așteaptă și așteaptă și așteaptă în continuare. Dar nimeni nu sosește. Nimeni dintre aceia pe care îi aștepți, nimeni dintre ai tăi. Ești singur aici. Ești singur aici, Giannis, și vei rămâne singur. Știi de ce? Pentru că a doua fundație s-a înșelat asupra mea de la început și până la sfârșit. Știam mai demult de planul lor. Credeau că am să vin aici după tine și am să le cad în tigaie ca să mă gătească ei așa cum vor. Tu trebuia să fii o momeală sigură, o momeală pentru un sărman mutant, nechipzuit și debil, atât de nerăbdător să-și definitiveze imperiul încât va cădea orbește într-o capcană evidentă. Dar sunt eu oare prizonierul lor? Mă întreb dacă le-a trecut prin minte că voi veni aici cu flota și că împotriva artileriei oricărei unități din flotă, ei nu pot manifesta decât o neputință jalnică și totală. Le-a trecut prin minte că n-am să mă opresc pentru a sta la discuții sau pentru a aștepta să se întâmple ceva? Navele mele au fost lansate asupra Tazendei acum 12 ore și în acest moment și-au terminat misiunea și au îndeplinit-o până în cel mai mic detaliu. Tazenda a fost prefăcută în ruine, centrele populate au fost șterse de pe suprafața ei. N-au opus nicio rezistență. A doua fundație nu mai există, Giannis, iar eu, monstrul ciudat și urât, sunt stăpânul galaxiei. Giannis nu mai putea decât să dea ușor din cap. Nu, nu, ba da, îl imită caterul în bătaie de joc. Iar dacă tu ești ultimul rămas în viață și probabil că așa este, nici asta nu va mai dura mult. Urmă apoi o pauză scurtă, semnificativă și Giannis aproape că urlă datorită durerii bruște care însoții penetrarea nemiloasă în cele mai adânci țesuturi ale minții sale. Caterul se dădu înapoi și murmură. Nu este suficient. Nu ai trecut testul. Disperarea ta este falsă. Teama ta nu este acea teamă intensă și copleșitoare care apare la distrugerea unui ideal, ci teama anemică și meschină care însoțește distrugerea personală.
și mâna lipsită de forță a caterului îl apucă pe Chanis de gât într-o strânsoare slabă pe care acesta era însă incapabil să o înlăture. Tu ești garanția mea, Chanis. Tu ești cel care mă va ghida și mă va proteja împotriva oricărei subestimări pe care aș fi putut o face. Ochii săi îl cuprinseră pe Chanis, insistenți, poruncitori. Am calculat corect, Chanis? I-am păcălit pe cei din a doua fundație? Tazenda este distrusă, Chanis. A fost distrusă într-un mod îngrozitor, atunci de ce este falsă disperarea ta? Care este realitatea? Trebuie să aflu care este realitatea. Adevărul. Vorbește, Chanis, vorbește. N-am penetrat oare suficient de adânc? Mai există încă pericolul? Vorbește, Chanis. Unde am greșit? Chanis simți cum cuvintele îi sunt scoase afară din gură cu forța. Nu ieșeau de bunăvoie. Le opri încleștând dinții, își mușcă limba, își încordă fiecare mușchi al gâtului. Dar cuvintele ieșiră, bălborosite, trase cu deasila, sfâșind în calea lor gâtul, limba și dinții. Adevărul, scheună el, adevărul, da, adevărul. Ce a mai rămas de făcut? Seldon a așezat a doua fundație aici. Aici, așa cum ai auzit. Nu te mint, psihologii au sosit și au devenit stăpânii băștinașilor. Din Tazenda? Caterul plonja adânc în structurile emoționale torturate ale celuilalt, penetrându-le cu brutalitate. Tazenda am distrus-o, spuse el. Știi ce anume vreau? Dăm ceea ce vreau. Nu Tazenda. Ți-am spus că cei din a doua fundație s-ar putea să nu fie aparenții conducători. Tazenda este paravanul. Cuvintele erau aproape de nerecunoscut, formându-se totuși împotriva fiecărui atom de voință a celui din a doua fundație. Rozem! Rozem! Rozem este lumea! Caterul slăbi strânsoarea și Chanis trecu printr-un amestec de durere și tortură. Și ai crezut că mă păcălești? Spuse încet Caterul. Ai fost păcălit. Fusese ultima sclipire a rezistenței muribunde din Chanis. Da, dar din păcate pentru tine și pentru ai tăi, nu pentru multă vreme. Sunt în legătură cu flota. După Tazenda, va veni rândul Rosemului. Dar mai întâi, Chanis simți întunericul nemilos ridicându-se înspre el. Ridicarea automată a brațelor spre ochii torturați nu reuși să-l stăvilească. Era un întuneric care îl sugruma în timp ce mintea sa, sfâșiată și rănită, se retrăgea amețită înapoi, înapoi, în negrul veșniciei, văzu ultima imagine a caterului triumfător, vergea râzândă și acel nas lung și cărnos ce tremura din cauza râsului. Sunetul se stinse, întunericul îl îmbrățișă cu dragoste. Totul se sfârși cu o senzație de rupere asemănătoare exploziei orbitoare a unui fulger de lumină. Chanis căzu încet pe podea, în timp ce vederea îi reveni cu imagini neclare pătrunzându-i prin ochii înlăcrimați. Capul îl durea insuportabil și doar cu o suferință agonizantă reuși să-și ducă mâna la el. Trăia, asta era clar. Încet, ca niște fulgi prinși în plasa unui curent de aer, gândurile sale se liniștiră și se odihniră în nemișcare. Se simți pătruns de o senzație binefăcătoare din exterior, încet, cu o mișcare chinuitoare, întoarse gâtul și ușurarea îi provocă o durere ascuțită. Pentru că ușa era deschisă, iar înăuntru, chiar în fața pragului, stătea primul vorbitor. Încercă să vorbească, să strige, să-l pună în gardă, dar limba îi amorți și își dădu seama că o parte din mintea puternică a caterului îl avea în continuare sub control, blocându-i orice cuvânt. Își roti încă o dată gâtul. Caterul se mai afla încă în cameră. Era furios și ochii îi scăpărau. Nu mai râdea, dar dinții îi erau dezgoliți într-un zâmbet feroce. Chanis simți influența mentală a primului vorbitor, învăluindu-i cu blândețe mintea într-o atingere tămăduitoare. Apoi a avut o senzație de amorțeală atunci când influența primului vorbitor intră în contact cu riposta caterului și se retrase după un moment de încleștare. Caterul spuse pe un ton strident cu o furie grotească pentru trupul lui firav. Uite că mai vine cineva să mă întâmpine. Mintea sa agilă își întinse tentaculele afară din cameră, afară, afară. Ești singur, spuse el. Primul vorbitor interveni consimțind. Sunt singur singurel. Este obligatoriu să fiu singur din moment ce eu ți-am estimat greșit viitorul acum 5 ani. Voi avea o oarecare satisfacție dacă îmi voi răscumpăra greșeala făcută, fără niciun alt ajutor. Din nefericire, nu am luat în considerare puterea câmpului emoțional de respingere care înconjura acest loc. Mi-a luat mult timp pentru a-l penetra. Te felicit pentru iscusința cu care l-ai construit. N-am de ce să-ți mulțumesc. Veni replica ostilă. Scutește-mă de complimente. Ai venit aici, lângă rămășițele falnicei minți ale celui ce făcea parte din regatul vostru, ca să-i te alături cu așchiile creierului tău? Primul vorbitor zâmbi. Dar de ce vorbești astfel? Omul pe care tu-l numești Bail Chanis și-a îndeplinit bine misiunea, cu atât mai bine cu cât nu era nici pe departe egalul tău mental. Văd desigur că te-ai purtat urât cu el și totuși s-ar putea să îl refacem complet. Este un om curajos, domnule. S-a oferit voluntar pentru această misiune, deși noi i-am prezis pe cale matematică posibilitatea extrem de mare ca mintea să-i fie distrusă,
o alternativă mult mai îngrozitoare decât mutilarea fizică. Mintea lui Chan îi pulsa zadarnic, încercând să spună ceva și nereușind, voia să-și strige avertismentul și nu era în stare. Nu putea decât să imită acel flux continuu de teamă, teamă. Caterul era calm. Ai aflat, desigur, de distrugerea ta, Zendei? Am aflat. Atacul flotei tale a fost prevăzut. Da, te cred că a fost prevăzut, spuse caterul pe un ton cinic. Dar nu a fost împiedicat, așa-i? Nu, nu a fost împiedicat. Starea emoțională a primului vorbitor era limpede și neprefăcută. Era aproape o oroare față de sine, un complet dezgust față de propria persoană. Iar greșeala este mai mult a mea decât a ta, spuse el. Cine și-ar fi putut imagina acum 5 ani care erau puterile tale? Am bănuit de la început, din momentul în care ai pus stăpânire pe Kelgan, că aveai puterea de a controla emoțiile. După cum îți voi explica, nu era o surpriză foarte mare. Posibilitatea de contact emoțional pe care tu și cu mine o avem nu este ceva nou. De fapt, este latentă în creierul fiecărei ființe umane. Majoritatea oamenilor pot citi sentimentele într-un mod primitiv, asociindu-le cu expresia feței, tonul vocii și așa mai departe. O mulțime de animale se bucură chiar mai des de această posibilitate. Ele se folosesc foarte mult de simțul mirosului, iar emoțiile implicate sunt, bineînțeles, mai puțin complexe. De fapt, oamenii sunt capabili de mult mai mult, dar posibilitatea unui contact emoțional direct a început să se atrofieze odată cu dezvoltarea vorbirii, acum 1 milion de ani. Marea realizare a fundației noastre, a doua fundație, a fost că am revigorat acest simț uitat, măcar până la unele din posibilitățile sale. Dar noi nu ne naștem cu capacitatea de a-l folosi pe de-a întregul. 1 milion de ani de decădere reprezintă un obstacol formidabil și trebuia să ne educăm acest simț, să-l antrenăm așa cum ne antrenăm mușchii. Și aici este marea diferență în comparație cu tine. Tu te-ai născut cu el. Asta am putut estima. Am putut estima, de asemenea, efectul unui astfel de simț asupra unei persoane care trăiește într-o lume care nu îl are. Văzătorul în împărăția orbilor. Am estimat intensitatea cu care megalomania va pune stăpânire pe tine și am avut impresia că eram pregătiți. Dar din două puncte de vedere nu eram pregătiți. Primul era sfera mare de acțiune a simțului tău. Noi putem realiza contactul emoțional doar la vedere și de aceea, împotriva armelor fizice, suntem mai neajutorați decât ai putea crede. Vederea are o importanță enormă. Cu tine lucrurile nu stau la fel. Se știe sigur că ai avut oameni sub control și, mai mult, ai avut contact emoțional intim cu ei atunci când nu-i putea vedea sau auzi. Acest aspect l-am descoperit prea târziu. Al doilea aspect, nu aflasem de deficiențele tale fizice, mai ales de aceea care ți s-a părut atât de importantă încât ai adoptat porecla de catârul. Noi ne-am dat seama că nu erai un simplu mutant, ci un mutant steril și am neglijat perturbarea psihică datorită complexului tău de inferioritate. Am luat în considerare doar o megalomanie, nu și o intensă paranoia psihopatică, iar cel care poartă responsabilitatea acestor omisiuni sunt eu, pentru că eu eram liderul celei de-a doua fundații atunci când ai pus stăpânire pe Kelgan. Atunci când ai îngenuncheat prima fundație, ne-am dat seama de greșeala noastră, dar era prea târziu și, datorită acestei greșeli, milioane de oameni au murit pe Tazenda. Și vrei să îndrepți acum lucrurile? Buzele subțiri ale caterului se curbară, mintea pulsându-i cu ură. Ce-ai de gând să faci? Întrebă el. Să mă îngrași? Să-mi dai vigoare masculină? Să înlături din trecutul meu o lungă copilărie petrecută într-un mediu străin? Suferințele mele le regreți? Nefericirea mea o regreți? Eu nu am niciun regret pentru ceea ce am făcut în drumul meu. Galaxia să se apere singură cât o putea ea de bine, din moment ce nu s-a deranjat niciun pic pentru a mă apăra pe mine atunci când aveam nevoie. Sentimentele pe care le ai sunt, desigur, rezultatul evoluției tale și nu trebuie condamnate, spuse primul vorbitor. Trebuie numai schimbate. Distrugerea Tazendei a fost inevitabilă. Alternativa ar fi fost o mult mai mare distrugere în întreaga galaxie, care ar fi putut dura câteva secole. Am făcut tot ce am putut în măsura posibilităților noastre limitate. Am dus de pe Tazenda cât mai mulți oameni posibil. Am descentralizat restul planetelor. Din nefericire, din punct de vedere al necesităților pe care le impunea situația, măsurile noastre au fost departe de a fi adecvate. Multe milioane de oameni au rămas și au murit. Asta nu regreți? Absolut deloc. Așa cum nu regret nici suta de mii care în cel mult 6 ore va trebui să moară aici pe Rozem. Pe Rozem? Spuse repede primul vorbitor. Se întoarse spre Chanis, care se esforțase să ajungă într-o poziție semi-așezat și își exercită forța mentală. Chanis simți duelul fluxurilor mentale care se dădea asupra lui, apoi cătușele îi se desfăcuseră deodată și cuvintele îi ieșiră de avalma din gură. Domnule, am ratat totul. Mi-a smuls secretul cu nici 10 minute înainte de sosirea ta. Nu i-am putut rezista și nici nu încerc să-mi găsesc scuze. Știe că Tazenda nu este a doua fundație. A aflat că Rozem este. Și cătușele se închiseră la loc. Primul vorbitor se încruntă.
Înțeleg. Și ce ai de gând să faci? Te mai întrebi? Ți-e atât de greu să distingi ceea ce este evident? În tot timpul ăsta în care mi-ai predicat despre natura contactului emoțional, tot timpul ăsta în care mi-ai adresat cuvinte ca megalomanic sau paranoia, eu am lucrat. Am luat contact cu flota mea și i-am dat ordine. În 6 ore, dacă nu-mi voi contramanda ordinul, dintr-un motiv sau altul, vor bombarda tot Rosemul, în afară de acest sat izolat și o zonă de 200 de kilometri pătrați în jurul lui. Își vor face treaba conștiincios, apoi vor ateriza aici. Ai 6 ore la dispoziție și în 6 ore nu poți înfrânge mintea și nici nu poți salva restul Rosemului. Cutterul își desfăcu brațele, începând din nou să râdă, în timp ce primul vorbitor dădu impresia că era greu să admită această nouă stare de lucruri. Și care este alternativa? Spuse el. De ce ar trebui să existe o alternativă? Găsesc că nu există o alternativă care să-mi ofere mai mult câștig. Să mă îndur de viețile celor de pe Rosem? Poate, dacă veți permite navelor mele să aterizeze și vă veți supune cu toții, toți cei din a doua fundație, controlului meu mental, așa cum vreau eu, poate că atunci voi contramanda ordinele de bombardament. S-ar putea să merite să am sub control atâția oameni cu o inteligență deosebită. Dar, pe de altă parte, ar însemna un efort considerabil care poate nu merită a fi făcut, așa că nu sunt foarte nerăbdător să accept supunerea voastră. Ce spui membru al celei de-a doua fundații? Ce arme aveți împotriva minții mele, care este cel puțin la fel de tare ca și a voastră, și împotriva navelor mele, care sunt mai puternice decât orice ați visa voi vreodată să aveți? Ce am? Repetă încet primul vorbitor. Păi nimic, doar un grăunte de informație atât de mic încât nici măcar acum nu-l ai. Vorbește repede, râse Cutterul, și încearcă să fii interesant, pentru că oricât te agiți, din situația asta n-ai cum să ieși. Sărmane mutant, spuse primul vorbitor. Nici nu am din ce să ies. Te-ai întrebat de ce a fost trimis Bail Chanis ca momeală pe Kelgan? Bail Chanis, care, deși tânăr și curajos, îți este la fel de inferior din punct de vedere mental ca și ofițerul adormit Han Preacher? De ce n-am venit eu sau oricare dintre lideri? Am fi fost mai pe măsura ta. Răspunsul veni extrem de sigur pe sine. Poate că ați fost precauți. Ați considerat că niciunul dintre voi nu se poate măsura cu mine. Adevăratul motiv este mai logic. Știai că Chanis făcea parte din a doua fundație. Și știai de asemenea că erai superior, așa că nu te-ai temut să îi faci jocul și să îl urmărești precum dorea el, pentru că mai târziu să îl întorci după bunul tău plac. Dacă aș fi mers eu pe Kelgan, m-ai fi omorât, pentru că aș fi fost un pericol real. Iar dacă aș fi evitat moartea ascunzându-mi identitatea, n-aș fi reușit să te conving să mă urmărești în spațiu. Nu te-ai fi lăsat ademenit decât dacă ai fi știut cu siguranță că momeala îți era inferioară. Dacă ai fi rămas pe Kelgan, a doua fundație nu ți-ar fi putut face nimic, oricât de mult s-ar fi străduit, pentru că erai protejat de oamenii tăi, de mașini și de puterea ta mentală. Puterile mentale le am încă, vorbărețule, spuse Cutterul, iar oamenii mei și mașinile nu sunt departe. Este adevărat, dar acum nu mai ești pe Kelgan. Te afli aici, în regatul Tazendei, care ți-a fost prezentată ca fiind a doua fundație. Ți-au fost aduse argumente logice, foarte logice. Era obligatoriu, pentru că tu ești o ființă inteligentă, prim cetățean, și nu asculți decât de argumente logice. Corect. Și ați și obținut o victorie efemeră, dar eu am mai avut totuși timp să smulg adevărul din omul tău, Chanis. Și am mai avut suficientă înțelepciune să-mi dau seama că un astfel de adevăr ar putea exista. Iar noi, la rândul nostru, ființă nu suficient de subtilă ce ești, ne-am dat seama că ai putea face acest pas în plus, așa că Bail Chanis a fost special pregătit pentru tine. În mod sigur n-a fost, pentru că i-am jupuit creierul de informații așa cum aș fi jumulit o găină. Creierul lui tremura gol, expus în fața mea, și atunci când a spus că Rosem este a doua fundație, spunea adevărul adevărat, pentru că îl întinsesem la pământ și îl tăbăcisem. Era atât de neted încât nu avea nicio adâncitură, oricât de microscopică, în care să ascundă vreo înșelătorie. Foarte adevărat. Cu atât mai întemeiate s-au dovedit precauțiile noastre. Ți-am mai spus că Bail Chanis s-a oferit voluntar și știi ce fel de voluntar? Înainte de a părăsi fundația noastră cu destinația Kelgan și Cutterul, a fost supus unei intervenții chirurgicale asupra emoțiilor. Operația a fost drastică. Crezi că a fost suficient pentru a te înșela? Crezi că Bail Chanis, dacă nu ar fi suferit operația mentală, ar fi fost în stare să te înșele? Nu. Bail Chanis a fost el însuși înșelat, din necesitate și cu consimțământul lui. Bail Chanis crede sincer, până în străfundurile esențiale ale minții sale, că Rosem este a doua fundație. Și de acum 3 ani, noi, cei din a doua fundație, ne-am străduit să construim această aparență aici, în regatul Tazendei, așteptându-te pe tine. Am reușit, nu-i așa? Ai ajuns până la Tazenda și mai mult până la Rosem, dar mai departe nu poți merge. Cutterul sărise în picioare. Îndrăznești să-mi spui că nici Rosem nu este a doua fundație? Chanis afla la podea, simți cum lanțurile îi se rup definitiv sub un puternic flux mental venind din partea primului vorbitor,
și se chinui să ajungă într-o poziție verticală. Scoase un strigăt lung și neîncrezător. Vrei să spui că Rosem nu este a doua fundație? Amintirile vieții sale, cunoștințele pe care le avea în minte, totul îi cuprinseră ființa zăpăcită ca într-un vârtej de ceață. Primul vorbitor zâmbi. Vezi, prim cetățean, Chanis este la fel de tulburat ca și tine. Sigur, Rosem nu este a doua fundație. Crezi că suntem nebuni să te aducem pe tine cel mai puternic, cel mai periculos dușman în lumea noastră? A, nu. Lasă-ți flota să bombardeze Rosemul, prim cetățean, dacă așa crezi că este necesar. Să distrugă tot ce poate. Pentru că, în cel mai rău caz, ne vor omorâ pe Chanis și pe mine, iar situația ta nu va fi cu nimic mai bună. Pentru că expediția celei de-a doua fundații, care de 3 ani s-a aflat aici, pe Rosem, și a funcționat temporar, pe post de bătrân în acest sat, s-a îmbarcat ieri cu destinația Kelgan. Bineînțeles că ți vor evita flota și vor ajunge pe Kelgan cu cel puțin o zi înaintea ta, motiv pentru care îți și dezvălui toate astea. Dacă eu nu voi contramanda ordinele, atunci când te vei întoarce vei găsi un imperiu în plină revoltă, o uniune dezintegrată și doar oamenii din flotă care te însoțesc acum îți vor fi loiali. Vor fi, inevitabil, copleșiți numeric. Mai mult, a doua fundație va fi alături de baza flotei și va avea grijă să nu reconvertești pe nimeni. Imperiul tău s-a sfârșit, mutantule. Catârul a plecat încet capul în timp ce furia și disperarea îi învăluiau complet mintea. Da, spuse el, e prea târziu, prea târziu. Acum văd. Acum vezi, fu de acord primul vorbitor și acum nu mai vezi. În disperarea momentului, când mintea catărului se oferea cu garda deschisă, primul vorbitor, pregătit pentru această eventualitate și știind dinainte care va fi starea sufletească a catărului, intră repede. Pentru a opera modificarea radicală în mintea catărului, nu a avut nevoie decât o nesemnificativă fracțiune de secundă. Catărul ridică privirea și spuse, deci am să mă întorc pe Kelgan? Desigur, cum te simți? Excelent. Sprâncenele sale se încruntară. Tu cine ești? Are vreo importanță? Bineînțeles că nu. Catărul își luă gândurile de la omul din fața sa și atinse umărul lui Pricer. Trezește-te, Pricer. Mergem acasă. De-abia după 2 ore se simți Bail Chanis în stare să meargă pe propriile picioare. Spuse, nu o să-și aduc aminte? Niciodată. Își păstrează puterile mentale și imperiul, dar motivațiile sale sunt acum complet diferite. Numele de a doua fundație nu-i mai spune nimic și este un om pașnic. De acum încolo va fi mult mai fericit în cei câțiva ani de viață pe care fizicul său inadaptat îl mai oferă. Și apoi, după ce va fi murit, planul Seldon va merge mai departe, într-un fel sau altul. Și este adevărat, Vruceani să știe, este adevărat că Rosem nu este a doua fundație? Aș putea jura, îți spun, știu că este. Nu sunt nebun. Nu ești nebun, Chanis, ci doar schimbat, așa cum ți-am mai spus. Rosemul nu este a doua fundație. Vino. Și noi ne vom întoarce la rândul nostru acasă. Ultimul interludiu. Bail Chanis stătea în micuța cameră acoperită cu faianța albă și își relaxa mintea. Era mulțumit să trăiască în prezent. Pereții, fereastra și iarba de afară. Nu aveau nume. Erau doar lucruri. Un pat și un scaun și videocărțile care se derulau alene pe un ecran aflat la picioarele patului. Mai era și sora care îi adusese de mâncare. La început făcuse eforturi să pună la oaltă fragmente din discuțiile auzite, ca cea dintre acei doi oameni. Unul spusese, acum este într-o afazie completă. Toate informațiile din creier i-au fost șterse și cred că fără consecințe negative. Nu mai rămâne decât să-i redăm înregistrarea structurii originale a undelor sale cerebrale. Își amintea sunetele pe de rost și cine știe din ce motiv, îi păreau niște sunete aparte, ca și cum ar fi însemnat ceva. Dar ce rost avea să-și bată capul? Mai bine să urmărească culorile acelea drăguțe care evoluau pe ecranul de la picioarele patului în care stătea întins. Apoi intră cineva și îi făcu niște lucruri, după care dormi vreme îndelungată. Și când totul se termină, se ridică în capul oaselor. Ce se întâmplă? Primul vorbitor era lângă el. Te afli în a doua fundație și ți-ai recăpătat mintea. Mintea originală. Da, da. Chanis își dădu seama că era el însuși și strigătul lui oglindea un triumf și o bucurie incredibilă. Și acum spune-mi, zise primul vorbitor, știi unde se află a doua fundație? Adevărul se prăvăli ca un val imens și Chanis nu răspunse. Ca și Ebling Miss, înaintea sa era conștient numai de surpriza enormă, paralizantă. În cele din urmă aprobă cu o mișcare a capului spunând, pe stelele galaxiei, acum știu. Partea a doua. Fundația în căutare. 7. Arcadia. Darrell. Arcadii. Romancier. 11-5-362 era fundației, 1-7-443 era fundației. Deși în esență scriitoare de ficțiune, Arcady Darrell este celebră pentru biografia bunicii sale, Baita Darrell. Această biografie a oferit, timp de secole, singurele informații credibile referitoare la Catâr și la vremurile sale.
Ca și Memorii descifrate, romanul Mereu și mereu și mereu este o reflectare a strălucitoarei societăți kelgeniene din interregnumul timpuriu. La baza documentării a stat, se spune, o vizită pe Kelgen în tinerețea sa. Enciclopedia Galactica. Arcadia Darrell dictă cu voce tare în microfonul fonoprinterului viitorul planului Selden de A. Darrell. Apoi se gândi în sinea sa că mai târziu, când va deveni o mare scriitoare, își va scrie capodoperele sub pseudonimul Arcadi. Doar Arcadi, fără al doilea nume. A. Darrell era semnătura care trebuia să apară pe temele de la orele de compunere și retorică atât de insipide. Toți ceilalți copii erau și ei obligați să își facă aceste teme, cu excepția lui Olintus Dam, pentru că atunci când își prezentase prima temă, clasa se prăpădise de râs. Arcadia era un nume de fetiță. Îi fusese pus din cauză că așa se numise străbunica ei, părinții ăștia. Nu aveau deloc imaginație. Și acum, la două zile, după ce împlinise 14 ani, ce credeți? Au să recunoască faptul evident că devenise o adultă spunându-i Arcadi? Strânse buzele gândindu-se la tatăl ei care o să-și ridice privirea din proiectorul de videocărți doar atât cât să zică. Dar Arcadia, dacă acum pretinzi că ai 19 ani, ce ai să faci atunci când vei avea 25 și toți băieții au să creadă că ai 30? De acolo de unde stătea tolănită cu brațele încrucișate și sprijinite în scobiturile fotoliului ei special conceput, putea zări oglinda măsuței de toalet. Nu se vedea prea bine din cauza piciorului, care rotea papucul de casă în jurul degetului mare, așa că și-l trase și se ridică în capul oaselor. Gâtul avea o rigiditate nefirească și, asta era sigură, îl făcea lung de 5 cm, dându-i o delicatețe regală. Preț de o clipă își studie cu atenție fața, prea dolofană. Depărtă fălcile un centimetru, ținând buzele închise și privi rezultatul din toate unghiurile. O alungire nefirească. Își umezi buzele, trecându-și repede limba peste ele, apoi țuguindu-le. Moi și umede. Coborâ genele cu un gest de expertă puțin plictisit. Uf, ce porcărie! Dacă n-ar avea culoarea aia roșu prostuț în obrajii... Își duse degetele la colțurile ochilor și își înclină puțin pleoapele ca să obțină acea misterioasă, languroasă și exotică privire a femeilor din sistemele stelare centrale. Dar nu-și putea vedea prea bine fața din cauza mâinilor. Ridică bărbia, se privi din semiprofil. Cu ochii ușor încordați, din cauza că trebuia să privească dintr-o parte și cu mușchii gâtului începând să o doară puțin, spuse cu o octavă mai jos decât tonul ei natural. Serios, tată, dacă ai impresia că mă interesează vreun pic ceea ce gândesc prostănacii ăia de băieți mai mari, atunci n-ai... Apoi își aduse aminte că ținea încă în mână microfonul cuplat și spuse exasperată. Uf, ce porcărie! Apoi îl decuplă. Hârtia violet pal cu marginea din stânga de culoarea piersicii conținea următoarele. Viitorul planului Selden. Serios, tată, dacă ai impresia că mă interesează vreun pic ceea ce gândesc prostănacii ăia de băieți mai mari, atunci n-ai... Uf, ce porcărie! Scoase enervată hârtia din mașină. Cu un clic, o altă foaie, curată, apăru la locul ei. În cele din urmă, figura își pierdu expresia de iritare, iar gurița îi se lăți într-un zâmbet de satisfacție. Mirosi cu gingășie foaia de hârtie. Perfect. Exact ceea ce trebuia pentru farmec și eleganță. Iar setul de caractere era ultimul strigăt în materie. Aparatul îi fusese oferit acum două zile cu ocazia primei aniversări ca adult. Ea pretinsese. Dar tată, orice coleg din clasă cu cea mai mică pretenție că este cineva are un astfel de aparat. Nimeni în afară de niște babalâci plictisitori n-ar folosi o mașină manuală. Iar vânzătorul spusese. Nu există un alt model care să fie pe de-o parte atât de compact, iar pe de altă parte atât de adaptabil. Desparte în silabe și pune semnele de punctuație corect în funcție de sensul propoziției. Bineînțeles că este de mare ajutor în educație din moment ce stimulează utilizatorul să adopte o formulare corectă și un ritm adecvat pentru a realiza o ortografie perfectă. Ca să nu mai spun nimic despre o dicție clară și elegantă în scopul unei punctuații corecte. Chiar și atunci, tatăl său încercase să-i facă rost de o mașină cu tastatură mecanică, de parcă ar fi trebuit să ofere cadoul unei profesoare, fată bătrână și uscată. Dar atunci când fusese livrat, descoperi că era modelul pe care îl dorise, obținut poate cu ceva mai multe plânsete și suspine decât s-ar fi potrivit cu vârsta ei de adult, 14 ani, iar textul apărea cu un scris încântător, complet feminin și cu cele mai frumoase majuscule văzute vreodată. Chiar și fraza, uf ce porcărie,
Avea parcă un oarecare farmec acum după ce fusese scrisă de phonoprinter. Dar era cazul să-i dea drumul, așa că se așeză cu spatele drept în fotoliu, își puse repede în față prima ciornă și început din nou, precis și clar, cu abdomenul subt, pieptul ridicat și respirația controlată cu grijă. Intonă cu pasiune. Viitorul planului Selden. Istoria trecută a fundației ne este, sunt sigură, bine cunoscută tuturor celor care am avut deosebita șansă de a fi instruiți în sistemul nostru educațional eficient și cu cadre competente. Așa, începutul o să-i placă domnișoarei Erkling, scorpia aia bătrână și rea. Această istorie este în mare măsură istoria marelui plan al lui Harry Seldon. Cele două istorii sunt de fapt una singură. Dar întrebarea pe care și-o pun astăzi cei mai mulți oameni este dacă acest plan va continua în toată marea sa înțelepciune sau dacă va fi distrus mișelește sau dacă nu cumva a fost deja compromis. Pentru a înțelege acest lucru, poate că cel mai bine ar fi să trecem repede peste unele puncte principale ale planului, așa cum au fost ele relevate omenirii până în acest moment. Partea asta era ușoară pentru că învățase istoria modernă în semestrul anterior. Acum 4 secole, pe când Imperiul Galactic intra în paralizia care anticipa moartea definitivă, un om, marele Harry Seldon, a prevăzut apropierea sfârșitului. Prin intermediul științei psihoistoriei, al cărei complex aparat matematic a fost de multă vreme uitat, se opri ușor nedumerită. Era sigură că pronunțase complex cu un X moale, dar ortografia nu părea să fie corectă. Ei, în sfârșit, mașina nu avea cum să greșească. El și oamenii care au lucrat cu el au avut posibilitatea de a prevedea cursul marilor curente sociale și economice ce vor străbate galaxia. Au putut să-și dea seama că, lăsat liber, Imperiul va sfârma, iar după aceea, omenirea va trece printr-o perioadă de haos anarhic care va dura cel puțin 30.000 de ani, înaintea înființării unui nou imperiu. Era prea târziu pentru a împiedica marea prăbușire, însă mai era încă posibilă scurtarea perioadei haosului intermediar. În consecință, planul a fost astfel elaborat încât al doilea imperiu să fie separat de primul printr-un singur mileniu. Cu noi se va încheia cel de-al 4-lea secol al acestui mileniu și multe generații de oameni au trăit și au murit în timp ce planul se derula neabătut. Harry Seldon a înființat 2 fundații la capete opuse ale galaxiei într-un asemenea mod și în astfel de circunstanțe încât să obțină cea mai bună soluție matematică la problema lui psihoistorică. În una din ele, fundația noastră, înființată aici pe Terminus, era concentrată întreaga știință tehnologică a Imperiului. Beneficiind de această știință, fundația a putut înfrunta atacurile regatelor barbare de la hotarul Imperiului, care se separaseră și deveniseră independente. La rândul ei, fundația a fost capabilă să cucerească aceste regate efemere. Ea a avut la conducere o serie de oameni înțelepți și viteji, cum ar fi Salvor Hardin și Hobart Mallow, care au știut să interpreteze în mod inteligent planul și au cârmuit cu pricepere în situațiile, în ciorna apărea din nou cuvântul complexe, dar se hotărâ să nu riște a doua oară, dificile. Toate planetele noastre le mai respectă încă memoria, deși au trecut secole de la moartea lor. În cele din urmă, fundația a creat un sistem comercial care controla o mare parte din sectoarele Suena și Anacreon și chiar a învins rămășița vechiului imperiu aflată sub comanda ultimului mare general imperial, Belrios. Se părea că nimic nu mai putea opri acum derularea planului Seldon. Fiecare criză prevăzută de el venise la momentul planificat și fusese rezolvată. Cu fiecare rezolvare, fundația făcuse câte un salt uriaș către al doilea imperiu și spre pace. Și apoi, în acest moment, respirația ei devenise acadată și începu să șuiere cuvintele printre dinți, dar fonoprinterul le transcria pur și simplu calm și cu grație. După ce dispăru și ultima rămășiță a primului imperiu, când mai rămăseseră doar câteva lumii războinice nesemnificative care domneau peste fărâmele colosului distrus. Fraza asta o luase dintr-o melodramă văzută la video săptămâna trecută, dar domnișoara Erkling nu a ascultat decât simfonii și conferințe, așa că nu o să știe niciodată. Apăru catărul. Acest om neobișnuit nu fusese prevăzut în plan. Era un mutant a cărui naștere nu putuse fi anticipată. Avea strania și misterioasa putere de a controla și manipula emoțiile umane și de a supune astfel oamenii voinței sale. Cu o repeziciune uluitoare, cuceri mai multe lumi și întemeie un imperiu. În cele din urmă, învinse însăși fundația. Cu toate acestea, nu cuceri totul, pentru că în primul său asalt biruitor, fu oprit de înțelepciunea și îndrăzneala unei remarcabile femei. Acum venea iarăși vechea problemă. Tata va insista să nu aducă niciodată în discuție faptul că era nepoata baitei Darrell.
Toată lumea știa de Baita Darrell, cea mai remarcabilă femeie care existase vreodată, și îl oprise pe Cutter de una singură, într-o manieră pe care foarte puțini o cunosc în amănunt. Așa, dacă va trebui să o citească în fața clasei, această ultimă afirmație va fi spusă pe un ton misterios și cu siguranță că cineva va întreba care erau faptele adevărate. Și atunci? Păi atunci nu va putea să nu spună adevărul din moment ce va fi rugată, nu-i așa? În mintea ei căuta deja o scuză convingătoare la întrebarea pe care i-o va pune severul ei părinte. După 5 ani de domnie, într-o zonă restrânsă, se petrecu o schimbare, ale cărei motive nu sunt cunoscute și Cutter-ul își abandonă toate planurile de cucerire. În ultimii 5 ani de viață se dovedi a fi un despot luminat. Unii spun că schimbarea suferită de Cutter a fost determinată de intervenția celei de-a doua fundații, însă nimeni nu a descoperit vreodată locul exact al acestei fundații a doua. Și nici nu îi se cunoaște cu certitudine menirea, așa că ipoteza rămâne nedovedită. De la moartea Cutter-ului s-a scurs o generație. Ce se poate spune despre viitor acum după ce Cutter-ul s-a dus? El a întrerupt planul Seldon și s-a părut că l-a făcut fărâme. Cu toate acestea, imediat după moartea sa, fundația s-a ridicat din nou ca o novă din cenușa moartă a unei stele muribunde. Asta o concepuse singură. Încă o dată, planeta Terminus constituie centrul unei federații comerciale aproape la fel de grandioasă și de bogată ca cea dinaintea cuceririi. Acum este chiar mai pașnică și mai democratică. Acest lucru a fost oare plănuit? Visul lui Seldon trăiește încă și peste 600 de ani se va forma totuși un al doilea imperiu? Eu una cred că da, pentru că aici venea partea importantă. Domnișoara Earl King mâzgălea întotdeauna cu litere mari și urâte cu creionul roșu. Dar aici nu este decât o descriere. Care sunt propriile tale păreri? Gândește-te, exprimă-te, penetrează în propriul tău suflet. Mult ce știa ea despre suflete cu fața ei ca o lămâie care n-a zâmbit niciodată în viață. Niciodată până acum situația politică nu a fost mai favorabilă. Vechiul imperiu este definitiv îngropat, iar perioada de domnie a Cutter-ului a pus capăt erei de războaie interplanetare care au precedat-o. Majoritatea zonelor din galaxie sunt civilizate și pașnice. Mai mult, sănătatea internă a fundației este mai bună ca oricând. Vremurile despotice ale primarilor de dinaintea cuceririi, care primeau funcția prin moștenire, au apus. S-a revenit la alegerile democratice din zilele de început. Nu mai există lumile dizidente ale comercianților independenți, nici nedreptățile și disfuncționalitățile care însoțesc acumularea de mari bogății în mâinile celor puțini. În consecință, nu avem niciun motiv să ne temem de un eșec decât dacă este adevărat că a doua fundație reprezintă ea însăși un pericol. Cei care cred acest lucru nu au nicio dovadă care să le susțină ipoteza, ci doar temeri vagi și superstiții. Eu cred că încrederea noi înșine, în națiunea noastră și în marele plan al lui Harry Seldon ar trebui să înlăture din sufletele și mințile noastre orice dubii și... Era cumplit de banal, dar ce să-i faci? Nu te puteai aștepta la o altfel de încheiere. Părerea mea este că aici l-a sfârșit pentru moment viitorul planului Seldon, pentru că se auzi o bătaie foarte ușoară în fereastră. Arcadia se ridică sprijinându-se de un braț al fotoliului și văzu o figură zâmbitoare cu trăsături perfect simetrice aflată în spatele geamului. Simetria feței era accentuată într-un mod interesant de degetul pe care și-l ținea vertical în fața buzelor. După o mică pauză, necesară pentru a-și compune o atitudine de surprindere, Arcadia coborâ din fotoliu, merse până la canapeaua din fața ferestrei mari în care se arăta noul venit și, îngenunchiând pe ea, privi cu interes. Zâmbetul de pe fața bărbatului se stinse repede, în timp ce degetele de la o mână îi erau încleștate pe pervaz, cu cealaltă mână făcu un gest rapid. Arcadia se conformă calm și închise contactul care deplasa treimea inferioară a ferestrei în lăcașul special prevăzut în perete, permițând astfel aerului cald și primăvăratic să se amestece cu aerul condiționat de dinăuntru. Nu pot să intri, spuse ea foarte sigură pe sine. Ferestrele sunt toate ecranate și nu răspund decât la codul celor din casă. Dacă intri, au să se pornească tot felul de alarme. După o pauză adăugă. Arăți cam caragios încercând să-ți menții echilibrul pe bordura de sub fereastră. Dacă nu ești atent, ai să cazi, ai să-ți rup gâtul și ai să strici o grămadă de flori valoroase. Omul de la fereastră, care se gândea la același lucru, numai că din punctul lui de vedere, gâtul și florile schimbaseră adjectivul spuse. În cazul ăsta, ce-ar fi să decuplez ecranul și să mă las să intru? N-ar avea niciun rost, spuse Arcadia. Ai confundat probabil casa. Eu nu sunt genul de fată care să permită unor bărbați străini să intre în dormitorul lor, în dormitorul ei, în această perioadă a nopții. În timp ce vorbea, ploapele îi căzură obosite peste ochi, sau poate că se prefăcea fără niciun rost.
De altfel, de pe figura străinului dispăruse orice urmă de amuzament. Asta este casa doctorului Darrell, nu-i așa? Murmură el. De ce ți-aș spune? O, galaxie mare! La revedere! Tinere, dacă sari, pornesc alarma cu mâna mea! Asta se dorea o înțepătură ironică, rafinată și sofisticată. Arcadia se lămurise de fapt că intrusul era un matur de 30 de ani, poate chiar mai în vârstă. O pauză destul de lungă, apoi încordat tânărul spuse. Asta e bună. Ascultă aici, fetițo, dacă nu vrei să rămân și dacă nu vrei să plec, atunci ce vrei să fac? Cred că pot să intri. Doctor Darrell locuiește aici. Acum am să decuplez ecranul. Prudent, după ce aruncă o privire iscoditoare, tânărul întinse mâna prin fereastră, se îndoi și pătrunse înăuntru. Își frecă genunchii cu un gest nervos și repezit, apoi se îndreptă spre ea cu o figură stacojie. Ești sigură că reputația ta nu o să sufere atunci când au să mă găsească aici? Nu mai mult decât a ta, pentru că imediat ce am să aud pași venind din afară, am să încep să strig și să urlu că ai pătruns aici cu forță. Da? Replică el cu o politețe prefăcută și ostentativă. Și cum ai de gând să explici decuplarea ecranului protector? Pa, foarte simplu. În primul rând nu există niciun ecran protector. Ochii bărbatului se umplură cu supărare. A fost o cacealma? Câți ani ai tu, puștoaico? Găsesc că este o întrebare foarte impertinentă, tinere. Și nu sunt obișnuită să mi se spună puștoaică. Nici nu mă mir. Probabil că ești mama mare a caterului deghizată. Te deranjează dacă plec acum, înainte să-mi aranjeze o partidă de linșaj, având-mă pe mine în rolul principal? Ar fi mai bine să nu pleci. Tatăl meu te așteaptă. Privirea bărbatului deveni din nou îngrijorată. O sprânceană îi coborâ încet și spuse. Serios? Mai este cineva cu tatăl tău? Nu. L-a căutat cineva de curând? Doar comercianți. Și tu. S-a întâmplat ceva neobișnuit? Doar tu. Lasă-mă pe mine. Vrei? Sau nu? Nu mă lăsa. Spune-mi de unde știi că tatăl tău mă aștepta. A, simplu. Știi, săptămâna trecută a primit o capsulă confidențială cu cifrul lui și cu un mesaj autooxidabil. A aruncat carcasa capsulei în dezintegratorul de gunoaie, iar ieri i-a dat lui Polly, menajera noastră, știi, o lună de vacanță pentru a-și vizita sora din Terminus City. Iar în această după-amiază a făcut patul în camera de oaspeți. Așa am aflat că așteaptă pe cineva despre care eu nu trebuia să știu nimic. De obicei îmi spune totul. Serios? Mă mir că mai este nevoie. Am senzația că afli totul înainte ca el să-ți spună. De obicei da, spuse ea râzând. Începea să se simtă foarte în largul ei. Vizitatorul era mai în vârstă decât ea, dar avea o înfățișare foarte distinsă, cu părul castaniu și cârlionțat, cu ochii foarte albaștri. Poate că, odată, când va fi și ea mai în vârstă, va putea întâlni pe cineva care să semene cu el. Și de unde știi, întrebă el, că eu sunt cel așteptat? Păi cine altcineva ar putea fi? Tata aștepta pe cineva într-un secret atât de mare, dacă înțelegi ce vreau să spun, și apoi vii tu, tiptil, încercând să te strecori prin fereastră. Dacă ai fi avut vreun pic de minte, veneai pe ușa din față. Își aduse aminte de o expresie favorită și o folosi cu promptitudine. Bărbații sunt atât de proști. Te crezi foarte grozavă, nu-i așa, puștoaico? Vreau să spun, domnișoară. Știi, ai putea să te înșeli. Dacă ți-aș spune că eu nu știu nimic despre toate astea și că tatăl tău așteaptă pe altcineva, nu pe mine? O, nu cred. Nu ți-am spus să intri decât după ce am văzut cum ți-ai aruncat servieta. Ce am aruncat? Servieta, tinere. Nu sunt oarbă. Nu ți-a scăpat din greșeală pentru că mai întâi ai privit în jos ca să te asiguri că va cădea acolo unde trebuie. Apoi probabil ți-ai dat seama că va cădea sub gardul viu și i-ai dat drumul fără să mai privești din jos. Și din moment ce ai ales fereastra în loc de ușa principală, înseamnă că aveai oarecare rețineri să te încrezi în cei din casă înainte de a cerceta locul. După ce ai întâmpinat greutăți cu mine, ai avut grijă de servietă înainte de a avea grijă de tine. Deci ceea ce există în servietă are mai mare importanță decât propria ta siguranță, iar asta înseamnă că atâta vreme cât te afli aici înăuntru și servieta se află acolo afară și noi știm că acolo se află, ești probabil legat de mâini și de picioare. Făcu o pauză pentru a lua o binevenită gură de aer. Bărbatul profită pentru a spune pe un ton amenințător, cu excepția faptului că aș putea să te strâng de gât până cazi lată și apoi voi ieși de aici cu servieta. Cu excepția faptului că se întâmplă să am o bâtă de baseball sub pat, tinere, pe care în 2 secunde am să pot pune mâna de aici de unde mă aflu. Și sunt foarte puternică pentru o fată. Impas în cele din urmă cu o politețe forțată. Tânărul spuse. Să mă prezint, din moment ce am devenit atât de bun prieten. Mă cheamă Pelas, Antor. Pe tine? Arcadi Darrell, încântată de cunoștință. Și acum, Arcadi, vrei să fii fetiță cu minte și să-l chem pe tatăl tău? Nu sunt fetiță, izbucni Arcadia. Găsesc că ești foarte grosolan, mai ales că îmi ceri o favoare. Pelas Antor oftă. Foarte bine. Vrei să fii o domnișoară cu minte bună, drăguță, parfumată, ca o levântică și să-l chem pe tatăl tău? Nici să exagerez n-aș fi dorit, dar am să-l chem.
Numai că am să fac astfel încât să-mi țin ochii pe tine, tinere. Și bătu cu piciorul în podea. Se auziră pași grăbiți în hol, apoi ușa fudată de perete. Arcadia! După ce dădu afară aerul din piept cu zgomot, Dr. Darrell spuse. Cine ești dumneata, domnule? Pelas zvâgni în picioare, evident ușurat. Dr. Toran Darrell? Sunt Pelas Antor. Ai primit, cred, vești de la mine. Cel puțin așa spune fica dumitale. Fica mea spune. Privirea lui coborâ și se lovi, fără niciun efect, de ochii larg deschiși și de carcasa impenetrabilă de inocență cu care ea întâmpina acuzația. În cele din urmă, Dr. Darrell spuse. Într-adevăr, te-am așteptat. Vrei să mă urmezi jos, te rog? Dar se opri pentru că ochiul său detectă o mișcare imperceptibilă. Arcadia prinse și ea mișcarea și se repezi spre fonoprinter, dar degeaba pentru că tatăl ei se afla chiar lângă aparat. L-ai uitat cu plată, Arcadia, spuse el pe un ton sever. Tată, scoase ea un închițăit suferind. Este foarte nepoliticos să citești corespondența personală al cuiva, mai ales atunci când este corespondență vorbită. Da, spuse tatăl ei, dar corespondență vorbită cu un străin în dormitorul tău? Arcadia, eu ca tată trebuie să te apăr de rele. Uf, ce porcărie! Nu a fost deloc așa ceva. Pelas izbucni în râs. Oh, ba da, Dr. Darrell, a fost. Tânăra domnișoară avea de gând să mă acuze de tot felul de lucruri, așa că insist să citești, fie și pentru a-mi lăsa mie reputația neștirbită. Oh, Arcadia îi stăpânea cu greu lacrimile. Nici măcar propriul ei tată nu avea încredere în ea. Și nenorocitul ăla de fonoprinter. Dacă n-ar fi apărut prostănacul care se zgâise prin fereastră, făcând o să uite să-l decupleze. Acum tatăl ei o să-i țină predici lungi și bine intenționate despre ceea ce tinerele domnișoare nu au voie să facă. S-ar părea că nu există ceva ce au voie să facă decât poate să se strângă de gât și să moară. Arcadia, spuse tatăl ei cu blândețe, eu zic că o tânără domnișoară, na, știa ea că așa o să se întâmple, știa ea. Nu ar trebui să fie atât de obraznică cu bărbații mai în vârstă decât ea. Păi el ce căuta să tragă cu ochiul prin fereastra mea? O tânără domnișoară are dreptul la intimitate. Acum o să trebuiască să refac toată nenorocita aia de compunere. Nu tu trebuie să-i judeci lui manierele chiar dacă ți-a apărut la fereastră. Pur și simplu nu trebuia să-l lași să intre. Trebuia să mă chem imediat pe mine, mai ales dacă aveai impresia că l-așteptam. Bine că măcar tu nu l-ai observat. Ce prostie, spuse ea iritată. O să dea totul de gol dacă o să se tot cațere pe ziduri în loc să intre pe uși. Arcadia, nu ți-a cerut nimeni părerea într-o problemă despre care nu știi nimic. Ba da, uite că știu. Este vorba despre a doua fundație. Se făcu liniște. Până și Arcadia simți o ușoară agitație în stomac. De unde ai auzit asta? Întrebă încet Dr. Darrell. De nicăieri, dar ce altă cauză ar putea avea mișcările astea conspirative? Și nu te teme, n-am să mai spun la nimeni. Domnule Antor, spuse Dr. Darrell, îmi cer scuze pentru toate astea. A, nu face nimic, veni răspunsul prefăcut al lui Antor. Nu e vina dumitale că ea este vândută forțelor întunericului, dar îmi dai voie să-i pun o întrebare înainte de a pleca? Domnișoara Arcadia, ce dorești? De ce crezi că e o prostie să intri pe ferestre în loc să intri pe uși? Pentru că atrage atenția asupra ceea ce vrei să ascunzi, nătărăule. Dacă țin un secret, nu-mi pun banda adezivă peste gură ca să afle toată lumea că am un secret. Vorbesc la fel de mult ca de obicei, numai că despre altceva. N-ai citit niciodată maximele lui Salvor Hardin? A fost primul nostru primar, știi? Da, știu. Ei bine, el obișnuia să spună că o minciună nu poate să reușească decât dacă nu este rușine de ea însăși. Mai obișnuia să spună că nimic nu trebuie să fie adevărat, ci totul trebuie să sune adevărat. Așa că atunci când intri pe fereastră, asta este o minciună care se rușinează de ea însăși și care nu sună adevărat. Și tu ce ai fi făcut în cazul ăsta? Dacă aș fi dorit să-l văd pe tatăl meu într-o chestiune strict confidențială, m-aș fi recomandat în mod direct deschis și m-aș fi întâlnit cu el utilizând procedurile cele mai firești. Iar apoi, când toată lumea ar fi aflat despre mine și m-ar fi condus în mod natural la tatăl meu, aș fi putut fi oricât de secretoasă aș fi dorit și nimeni n-ar fi bănuit vreodată ceva. Antor aruncă o privire stranie, mai întâi spre fata, apoi spre Dr. Darrell. Să mergem, spuse el. Am de luat o servietă din grădină. Stai, o ultimă întrebare. Arcadia, tu nu ai o bâtă de baseball sub pat, nu-i așa? Nu, n-am. Ha, nici nu te crezusem. Dr. Darrell se opri în ușă. Arcadia, spuse el, atunci când ai să rescrii compunerea despre planul Selden, n-are niciun rost să fii misterioasă în ceea ce o privește pe bunica ta. De fapt, ar fi bine să eviți cu totul această parte. Coborând împreună cu Pelas Antor scările în liniște. Apoi vizitatorul întrebă cu o voce încordată. Scuză-mă, domnule, ce vârstă are fata? 14 împliniți alaltă ieri. 14? Galaxie mare. Ți-a spus vreodată care de gând să se mărite într-o zi? Nu, cel puțin nu mie. Ei bine, dacă o face în pușcă. Mă refer la cel cu care o să vrea să se mărite. Privi cu seriozitate în ochii celui mai în vârstă. Vorbesc serios, continuă el.
Nimic nu poate fi mai îngrozitor decât să trăiești alături de ea când va avea 20 de ani. Bineînțeles, nu vreau să te jignesc. Nu mă jignești. Cred că înțeleg ce vrei să spui. În camera de sus, subiectul discuției lor se opri în fața fonoprinterului cu o plictiseală plină de nervi și mormăi. Viitorul planului Seldon, fonoprinterul cu un aplomb de neegalat, transcrise fraza folosind litere mari, elegante, înflorite. Viitorul planului Seldon. 8. Planul Seldon. Matematici. Sinteza calculului cu n variabile și a geometriei n-dimensionale stă la baza a ceea ce Seldon a numit odată mica mea algebră a omenirii. Enciclopedia galactică. Imaginați-vă o cameră. Localizarea acestei camere nu este importantă deocamdată. Este suficient să spunem doar că a doua fundație există în această cameră mai mult decât oriunde altundeva. O cameră care, de-a lungul secolelor, fusese sediul științei pure. Și totuși nu avea nimic din aparatura cu care știința a fost asociată timp de milenii și cu care a ajuns să fie confundată. Dimpotrivă, era o știință care lucra numai cu concepte matematice, într-un mod asemănător teoriilor raselor străvechi din vremurile primitive, preistorice, de dinaintea nașterii tehnologiei, înainte ca omul să se răspândească dincolo de hotarele unei singuri lumi, acum uitată. În primul rând, în această cameră se afla, protejat de o știință mentală care deocamdată nu cedase în fața întregii forțe tehnologice a restului galaxiei, primul radiant, conținând în mărunțaiele sale planul Seldon în întregime. În al doilea rând, în această cameră se afla un bărbat, primul vorbitor. Era al 12-lea în linia protectorilor șefi ai planului, iar titlul său nu însemna altceva decât că la întrunirile liderilor celei de-a doua fundații, el vorbea primul. Predecesorul său îl învinsese pe catâr, dar așchiile care rezultaseră din acea luptă gigantică încă mai împiedicau derularea planului. De 25 de ani, el și administrația sa încercau să aducă înapoi pe traseu o întreagă galaxie de oameni încăpățânați și stupizi. Era un efort teribil. Primul vorbitor ridică privirea spre ușa care se deschidea. Deși se gândea în singurătatea camerei la cele două decenii și jumătate de eforturi care acum se apropiau încet și inevitabil de apogeu, deși era atât de ocupat, mintea sa îl primi pe noul venit cu o atitudine binevoitoare. Un tânăr, un student care mai târziu ar putea să-i succeadă. Tânărul stătea nehotărât în ușă, astfel încât primul vorbitor trebuie să meargă până la el și să îl conducă înăuntru, punându-i o mână prietenoasă pe umăr. Studentul zâmbi timid, iar primul vorbitor spuse: "Pentru început trebuie să-ți fac cunoscut motivul prezenței tale aici." Acum stăteau față în față, de o parte și de cealaltă a biroului. Niciunul dintre ei nu vorbea în sensul recunoscut de orice alt om din galaxie și care nu făcea parte din a doua fundație. La început, vorbirea a fost mijlocul prin care omul a învățat, în mod imperfect, să-și transmită gândurile și sentimentele. Stabilind arbitrar sunete și combinații ale acestor sunete pentru a reprezenta anumite nuanțe mentale, el a dezvoltat o metodă de comunicare, însă una în care stângăcia și incompletitudinea sa a tradus delicatețea minții prin sunete vulgare și guturale. Tot mai jos, mai jos și iată rezultatele. Toată suferința pe care a cunoscut-o omenirea se datorează faptului că, până la Harry Seldon, niciun om din galaxie nu îi putea înțelege cu adevărat pe ceilalți. Chiar și după aceea, foarte puțini au reușit. Fiecare ființă umană a trăit în spatele unui zid impenetrabil, într-o ceață sufocantă în care nu mai exista altceva în afară de el. Din când în când se mai auzeau semnale confuze din adâncul cavernei în care se afla cealaltă ființă umană, astfel încât fiecare putea să bâșbâie după celălalt. Însă din cauză că nu se cunoșteau și nu se puteau înțelege și nu îndrăzneau să se încreadă unul în celălalt și simțeau încă din copilărie teroarea și nesiguranța acelei depline izolări, erau vânați de frica omului față de om și de rapacitatea sălbatică a omului în relațiile cu ceilalți oameni. Timp de mii de ani, picioarele s-au împotmolit și s-au târât prin noroi, ținând mintea prizonieră împreună cu ele. Mintea care în tot acest timp ar fi trebuit să se găsească în compania stelelor. Încet, încet, omul a ajuns aproape instinctiv să se gândească la a scăpa de barierele închisorii pe care o reprezenta vorbirea obișnuită. Semantica, logica semantică, psihoanaliza, toate au fost mijloace prin care vorbirea putea fi rafinată sau evitată. Psihoistoria a reprezentat știința mentalului în care matematizarea a învins în cele din urmă. Prin elaborarea matematicilor necesare înțelegerii, psihologiei neurale și electrochimiei, sistemul nervos,
care, la rândul lor, trebuiau tratate prin prisma forțelor nucleare, a devenit posibilă pentru prima oară dezvoltarea adevăratei psihologii și, prin generalizarea psihologiei de la individ la grup, a fost matematizată și sociologia. Grupuri din ce în ce mai mari, bilioanele care ocupau planetele, trilioanele care ocupau sectoarele, quadrilioanele care ocupau întreaga galaxie, au devenit nu simple ființe umane, ci forțe gigantice care puteau fi supuse studiului statistic, astfel încât pentru Harry Seldon viitorul a devenit clar și inevitabil. Planul a putut fi pus la punct. Aceleași rezultate esențiale ale științei mentalului care conduseseră la elaborarea planului Seldon făceau, de asemenea, inutilă folosirea cuvintelor în mesajul primului vorbitor către student. Orice reacție la un stimul, oricât de neînsemnată, dădea informații complete despre cele mai mici modificări și despre plicărirea oricărui curent în mintea celuilalt. Primul vorbitor nu putea simți instinctiv sentimentul de satisfacție al studentului, așa cum ar fi fost caterul în stare să o facă. Caterul fusese un mutant ale cărui puteri puteau fi înțelese doar cu mare greutate de către un om obișnuit sau chiar de către un membru al celei de-a doua fundații. Primul vorbitor deducea sentimentele celorlalți în urma unei intense pregătiri. Însă, întrucât este de la sine înțeles că într-o societate care se bazează pe vorbire este imposibil să descrii cu adevărat metoda prin care membrii celei de-a doua fundații comunicau între ei, tot acest aspect va fi ignorat în cele ce urmează. Primul vorbitor va fi descris ca vorbind în mod obișnuit, iar dacă traducerea nu va fi întotdeauna satisfăcătoare, măcar este cel mai bun lucru care se poate face în aceste condiții. Vom presupune, deci, că primul vorbitor chiar a spus: pentru început să-ți fac cunoscut motivul prezenței tale aici. În loc să zâmbească așa și să ridice un deget în acest mod, primul vorbitor continuă: ai studiat știința mentalului aproape întreaga ta viață cu râvnă și ai făcut-o bine. Ai asimilat tot ceea ce profesorii tăi ți-au putut oferi. Este timpul pentru tine și pentru câțiva ca tine să începeți ucenicia pentru a ajunge vorbitori. De cealaltă parte a biroului, agitație. Nu, calmează-te. Ai sperat că te vei califica. Te-ai temut că nu vei reuși. De fapt, atât speranța cât și teama sunt slăbiciuni. Știai că te vei califica și ai ezitat să admiți acest fapt, deoarece această siguranță în tine însuți ar fi putut crea în ceilalți senzația că ești un încrezut și deci te vor considera necorespunzător. Absurd! Cel mai stupid om, fără nicio speranță de vindecare, este acela care nu-și dă seama de calitățile sale. Calificarea ta se datorează și faptului că știai că te vei califica. De cealaltă parte a biroului, relaxare. Exact. Acum te simți mai bine și ai coborât garda. Ești mai apt să te concentrezi și să înțelegi. Ține minte, pentru ca să fii cu adevărat eficient, nu este obligatoriu să ții mintea sub controlul unei bariere stricte, astfel încât la un test mai inteligent să fie la fel de puțin informativă ca și o minte goală. Dimpotrivă, trebuie să-ți cultivi o inocență, o lipsă de preocupare de sine, o detașare care nu ascunde nimic. Mintea mea este deschisă pentru tine. Fă și tu la fel. Nu este ușor să fii vorbitor, continuă el. În primul rând, nu este ușor să fii psihoistoric și chiar dacă ești cel mai bun dintre psihoistorici, nu este neapărat necesar să te califici ca vorbitor. Aici este o deosebire. Un vorbitor nu trebuie să fie conștient doar de complexitatea matematică a planului Seldon. Trebuie să-l îndrăgească și să-i îndrăgească scopul. Trebuie să iubească planul, trebuie să-l simtă la fel de important ca viața și ca aerul. Mai mult decât atât, trebuie să-l simtă ca pe un prieten viu. Știi ce este asta? Mâna primului vorbitor se plimbă ușor deasupra cubului negru și strălucitor așezat în mijlocul biroului. Era un cub care nu exprima nimic. Nu, vorbitor, nu știu. Ai auzit de primul radiant? Ăsta? Uimire! Te așteptai la ceva mai nobil care să inspire venerație? Ei bine, e normal să arate așa. A fost creat în zilele Imperiului de oamenii din timpul lui Seldon. Vreme de 400 de ani a servit perfect cerințelor noastre fără să necesite reparații sau reglări. Din fericire, pentru că nimeni din a doua fundație nu are calificarea care să-i permită să-l înțeleagă din punct de vedere tehnic. Zâmbi cu blândețe. Cei din prima fundație l-ar putea reproduce, dar desigur ei nu trebuie să afle niciodată. Apăsă o pârghie aflată pe latura dinspre el a biroului și camera se cufundă în întuneric. Dar numai pentru un moment, deoarece cei doi pereți lungi ai camerei fură însuflețiți treptat de o culoare strălucitoare. Mai întâi un alb sidefiu, apoi câte o pată întunecată și în cele din urmă ecuații scrise cu negru clar. Și din când în când, o liniuță roșie ca un pârâiaș șovăielnic într-o pădure întunecată. Haide, băiete, vino aici în fața peretelui. N-o să faci umbră.
Această lumină nu vine de la radiant într-un mod obișnuit. Ca să-ți spun adevărul, n-am nici cea mai vagă idee cum se produce acest efect, dar nu o să faci umbră. Sunt sigur de asta. Stăteau unul lângă altul în lumină. Fiecare perete avea 9 metri în lungime și 3 în înălțime. Scrisul era mic și acoperea fiecare centimetru pătrat. Ăsta nu e tot planul, spuse primul vorbitor. Dacă ar fi să-l pun în întregime pe pereții ăștia doi, ecuațiile ar căpăta dimensiunii microscopice, dar nu este cazul. Ceea ce vezi tu aici reprezintă principalele secțiuni ale planului până acum. Ai învățat despre ele, nu-i așa? Da, vorbitor. Și recunoști fiecare secțiune. Liniște adâncă. Studentul arătă cu degetul și imediat liniile de ecuații începură să coboare pe perete până când unica serie de funcții la care se gândise, cineva din afară cu greu și-ar fi putut închipui că gestul făcut cu degetul fusese suficient de precis, ajunse la nivelul ochilor. Primul vorbitor râse încetişor. Vei descoperi că primul radiant este acordat cu mintea ta. Te poți aștepta și la alte surprize de la șmecheria asta mică. Ce aveai de gând să spui despre ecuația pe care ai selectat-o? Este o integrală regeliană, bolborosi studentul, care folosește o distribuție planetară a unei tendințe ce indică prezența a două clase economice puternice pe planetă sau poate într-un sector, plus o structură emoțională instabilă. Și ce înseamnă asta? Reprezintă limita unei tensiuni din moment ce aici avem, arătă cu degetul și ecuațiile de filară încă o dată. O serie convergentă. Bun, spuse primul vorbitor. Și spune-mi, ce crezi despre toate astea? O operă completă, nu-i așa? Absolut. Absolut greșit. Nu este, spuse primul vorbitor cu asprime. Asta este prima lecție pe care trebuie să o înveți. Planul Selden nu este nici complet, nici corect. Este doar cel mai bun lucru care a putut fi făcut în acea vreme. Mai mult de o duzină de generații de oameni s-au concentrat asupra acestor ecuații, au lucrat la ele, le-au descompus până la ultima zecimală și le-au pus din nou la loc. Au făcut chiar mai mult decât atât. Au privit scurgerea aproape 400 de ani, au dirijat realitatea conform predicțiilor și ecuațiilor și au învățat. Au învățat mai mult decât a știut Selden vreodată și dacă am putea reface opera lui folosindu-ne de cunoștințele acumulate în aceste secole, am putea face o treabă mai bună. Îți este perfect clar? Studentul părea un pic șocat. Înainte de a ajunge vorbitor, continuă primul vorbitor, va trebui să-ți aduci tu însuți o contribuție originală la plan. Nu este o blasfemie chiar atât de mare. Fiecare semn roșu pe care îl vezi pe perete reprezintă contribuția unuia dintre noi, cei care păzim planul după moartea lui Selden. Ei bine, privi în sus. Uite acolo. Peretele veni parcă peste el. Asta, spuse el, este a mea. O linie subțire și roșie încercuia două săgeți bifurcate care cuprindeau 40 de centimetri pătrați de deducții pe fiecare rând. Între cele două rânduri se afla un șir de ecuații scrise cu roșu. Nu pare cine știe ce, spuse vorbitorul. Se referă la un punct din plan care nu va surveni decât peste o perioadă cel puțin egală cu cea care a trecut până acum. Este vorba de perioada de fuziune, atunci când al doilea imperiu va depinde de diferite personalități rivale care vor amenința să îl sfărâme dacă lupta va fi prea egală sau îl vor menține în rigiditate dacă lupta va fi prea inegală. Aici sunt luate în considerare ambele posibilități studiate și se indică metoda pentru a le evita. Totuși, continuă el, acestea sunt probabilități. Poate exista și un al treilea curs. Unul cu o probabilitate relativ mică, 12,64% ca să fiu exact, dar deja s-au întâmplat evenimente cu o probabilitate și mai mică, iar planul Selden nu este parcurs decât 40%. A treia probabilitate constă dintr-un posibil compromis între două sau mai multe personalități aflate în conflict. Acest lucru, am arătat eu, mai întâi va bloca al doilea imperiu într-un șablon ineficient, iar apoi, în cele din urmă, va implica pierderi prin războaie civile mai mari decât dacă nu s-ar fi făcut niciun compromis. Din fericire, și acest lucru a putut fi prevăzut și va putea fi împiedicat. Aceasta a fost contribuția mea. Îmi permit să vă întrerup, vorbitor. Cum se face o schimbare? Prin intermediul radiantului. De exemplu, în cazul tău, vei descoperi că matematicile tale vor fi verificate cu rigurozitate de către cinci complete diferite și că va trebui să le susții împotriva unui atac concentrat și nemilos. Vor trece apoi 2 ani și munca ta va fi din nou analizată. Nu o singură dată s-a întâmplat ca o lucrare aparent perfectă să-și dezvăluie erorile de-abia după o perioadă de câteva luni sau câțiva ani de la aplicare. Câteodată, autorul însuși descoperă eroare. Dacă după 2 ani va trece de încă o examinare, numai puțin riguroasă decât prima, și dacă, spre binele lui, tânărul om de știință va aduce între timp detalii în plus și va face demonstrații suplimentare, contribuția sa va fi integrată în plan.
a fost apogeul carierei mele, va fi apogeul carierei tale. Primul radiant poate fi acordat cu mintea ta și toate corecțiile sau adăugirile se pot face prin raport mental. Nu va exista nimic care să indice că adăugarea sau corectura îți aparține. În întreaga istorie a planului nu a existat nicio nominalizare. Este o realizare a tuturor în comun, înțelegi? Da, vorbitor. Atunci ajunge cu asta. Se îndreptă spre primul radiant și pereții deveniră din nou goi, mai puțin regiunea situată la marginea de sus destinată iluminării camerei. Așează-te aici, la biroul meu, și hai să spun ceva. În mod normal, pentru un psihoistoric, este suficient să cunoască biostatica și electromatematica neurochimică. Unii nu știu nimic altceva și nu sunt apți să devină decât tehnicieni statisticieni. Însă un vorbitor trebuie să poată discuta planul fără să se folosească de matematici. Dacă nu planul în sine, măcar filozofia și finalitatea sa. Pentru început, care este finalitatea planului? Te rog să-mi spui cu cuvintele tale fără să cauți o exprimare aleasă. Te asigur că nu după eleganță și suavitate vei fi judecat. Studentul avea pentru prima oară ocazia să spună ceva mai mult decât două propoziții și ezită înainte de a se avânta în spațiul care îi se pusese la dispoziție. Spuse cu modestie. Ca urmare a ceea ce am învățat, eu cred că intenția planului este să creeze o civilizație omenească bazată pe o orientare total diferită în raport cu ceea ce a existat mai înainte. O orientare care, conform constatărilor psihoistoriei, nu s-ar putea realiza niciodată în mod spontan. Stop! Primul vorbitor îl întrerupse foarte prompt. Nu trebuie să spui niciodată. Treci cu mare neatenție peste niște lucruri evidente. De fapt, psihoistoria prezice doar probabilități. Un anumit eveniment poate avea o probabilitate infinit de mică, dar care este totuși mai mare decât zero. Da, vorbitor, orientarea dorită, dacă mă pot corecta eu însumi, se știe că nu are nicio șansă semnificativă de a se realiza spontan. Așa este mai bine. Și care este orientarea? Este aceea unei civilizații bazate pe știința mentalului. În toată istoria cunoscută a omenirii, progresele s-au făcut în principal în tehnologie, în capacitatea de a manevra lumea neînsuflețită care înconjoară omul. Controlul de sine și al societății au fost lăsate hazardului și bâșbâielilor sistemelor etice intuitive bazate pe inspirație și sentimente. Ca urmare, nu a existat niciodată o cultură cu o stabilitate mai mare de aproximativ 55%, iar acestea datorate doar marii mizerii umane. Și de ce orientarea de care vorbim este una nespontană? Pentru că o mare minoritate de oameni sunt înzestrați mental pentru a participa la progresul tehnologiei și toți obțin din aceasta beneficii brute și vizibile, însă doar o minoritate nesemnificativă se naște cu capacitatea de a conduce omul prin știința mentalului, iar beneficiile obținute de aici nu sunt imediate, sunt mai subtile și mai puțin vizibile. Mai mult, întrucât o astfel de orientare ar duce la apariția unei dictaturi a celor mai înzestrați mental, virtual o subdiviziune mai înaltă a omului va fi nepopulară și nu va putea fi stabilă fără exercitarea unei forțe care va împinge restul omenirii înapoi până la nivelul de brută. Nouă ne repugnă o astfel de evoluție și trebuie evitată. Și atunci, care este soluția? Soluția este planul Selden. Condițiile au fost astfel aranjate și menținute încât la 1000 de ani de la începutul planului, 600 de ani începând de acum, se va structura un al doilea imperiu galactic în care omenirea va fi pregătită pentru supremația științei mentalului. În același interval, a doua fundație, în propria sa evoluție, va pregăti un grup de psihologi gata să-și asume sarcina de a conduce. Deci, așa cum am gândit eu adesea, prima fundație asigură scheletul fizic pentru un unic factor politic, iar a doua fundație asigură cadrul mental pentru o clasă conducătoare de-a gata. Înțeleg, foarte exact, și crezi că oricare al doilea imperiu, chiar dacă se va forma în intervalul stabilit de Selden, va reprezenta o finalizare corectă a planului? Nu, vorbitor, nu cred. Sunt posibile mai multe astfel de imperii care se pot forma în perioada de timp cuprinsă între 900 și 1700 de ani de la începutul planului, dar numai unul singur este al doilea imperiu. Și în lumina tuturor acestor lucruri, de ce este necesară nedivulgarea existenței celei de-a doua fundații și mai presus de toate față de prima fundație? Studentul căută în această întrebare un sens mai profund, dar nu reuși să-l găsească. Răspunse tulburat. Din aceleași motive pentru care detaliile planului ca întreg trebuiesc ascunse omenirii în general. Legile psihoistoriei au o natură statistică și devin inoperante atunci când acțiunile oamenilor, luați ca indivizi, nu sunt de natură aleatoare. Dacă un grup important de oameni ar afla despre detaliile cheie ale planului, acțiunile lor vor fi determinate de cunoașterea acestor detalii
și vor înceta să mai fie aleatoare în sensul axiomelor psihoistoriei. Cu alte cuvinte, ei nu ar mai fi perfect predictibili. Îmi cer iertare, vorbitor, dar am senzația că răspunsul nu este satisfăcător. E bine că ai impresia asta. Răspunsul tău este foarte incomplet. Este vorba despre ascunderea celei de-a doua fundații înseși, nu doar a planului. Al doilea imperiu nu este încă format. Avem în continuare o societate căreia nu i-ar conveni o clasă conducătoare formată din psihologi care s-ar teme de evoluția acestei clase și ar lupta împotriva ei. Înțelegi asta? Da, vorbitor. Acest aspect nu a fost niciodată scos în evidență, nu minimaliza. E drept că nu a fost niciodată scos în evidență, la orele de curs, dar ar fi trebuit să-l poți deduce tu însuți. Pe acestea și multe altele pe care le vom aborda în viitorul apropiat, în timpul uceniciei tale. Ne vom întâlni din nou peste o săptămână. Între timp, aș dori să te gândești la aspectele unei probleme pe care ți-o voi prezenta imediat. Nu vreau o tratare matematică, riguroasă și completă. Asta ar lua un an unui expert și nu o săptămână ție. Dar vreau un indiciu privind tendințele și direcțiile. Uite aici, un punct de bifurcație în plan, care a avut loc acum aproximativ o jumătate de secol. Sunt prezentate și detaliile necesare. Vei observa că traseul urmat de realitatea presupusă diverge față de toate traseele prezise, probabilitatea sa fiind mai mică de 1%. Vei estima cât timp poate continua această divergență înainte ca ea să devină de necorectat. Vei estima de asemenea finalul probabil în caz că rămâne necorectată și o metodă convenabilă de corecție. Studentul reglă vizorul la întâmplare și privi impasibil pasajele prezentate pe micuțul ecran încorporat. De ce această problemă concretă, vorbitor? Este evident că însemnătatea ei nu este pur academică. Felicitări, băiete! Ești la fel de iute la minte pe cât mă așteptam. Problema nu este o simplă ipoteză. Acum aproape 50 de ani, Caterul a dat buzna în istoria galactică și timp de 10 ani a fost singura ființă importantă în univers. Nu a fost prevăzut, nu a fost luat în calcul. A perturbat în mod serios planul, dar nu fatal. Însă pentru a-l opri înainte de a deveni fatal, noi am fost obligați să intervenim activ împotriva lui. Ne-am dezvăluit existența și, infinit mai rău, o parte din puterea noastră. Prima fundație a aflat de noi și acțiunile ei de acum sunt influențate de faptul că a aflat. Observăm problema pe care ți-am prezentat-o. Aici și aici. Evident, nu vei discuta cu nimeni despre acest lucru. Se făcu o liniște înfricoșătoare în timp ce conștientizarea grozăviei situației se infiltra în student. Spuse, în cazul ăsta, planul Seldon e eșuat. Nu încă, spuse primul vorbitor. Ar putea doar să eșueze. Probabilitatea de succes este în continuare de 21,4%. La fel ca și la ultima evaluare. 9. Conspiratorii. Pentru Dr. Darrell și Pella Santor, serii de trecură în discuții amicale. Zilele într-o plăcută lenebeală. Dădea impresia unei vizite obișnuite. Dr. Darrell îl prezentă pe tânăr ca fiind un văr de pe altă planetă, iar interesul fu alungat de banalitate. Din când în când, însă, în timpul discuțiilor, se menționa câte un nume. Urma o pauză lejeră pentru chipzuială. Dr. Darrell spunea nu sau spunea da. O chemare făcută pe lungimile de undă destinate comunicațiilor prilejui o invitație. Aș dori să faceți cunoștință cu vărul meu. Pregătirile Arcadiei continuară în același ritm cu ale lor. De fapt, acțiunile ei ar putea fi considerate mai minuțioase chiar. De exemplu, îl convinsese pe Olintus Dam să îi dea un aparat de ascultare miniaturizat construit de el. Metodele folosite promiteau pentru viitor un mare pericol pentru toți bărbații cu care Arcadia ar fi putut veni în contact. Ca să nu intrăm în amănunte, să spunem doar că a manifestat un mare interes pentru hobby-ul cu care se lăuda Olintus, avea un atelier acasă, combinat cu un transfer al acestui interes către trăsăturile durdulii ale băiatului. Arcadia a jucat atât de bine încât nefericitul s-a trezit, 1. Ținând o prelegere lungă și însuflețită despre principiile motorului rezonator cu hiperunde, 2. Dându-și seama zăpăcit de ochii mari și interesați care se odihneau atât de dulce între ai săi, și 3. Împingând în mâinile ei pofticioase cea mai mare creație a lui, așa numitul aparat de ascultare. După aceea, Arcadia l-a tratat pe Olintus cu din ce în ce mai puțin interes, o perioadă suficient de lungă pentru a înlătura orice bănuială că aparatul de ascultare fusese motivul prieteniei lor. Timp de câteva luni după aceea, Olintus a rememorat în repetate rânduri acea scurtă perioadă a vieții sale, inspectând-o cu tentaculele minții, până când, în cele din urmă, neputând găsi nimic, s-a dat bătut și a uitat-o cu totul. Când veni cea de-a șaptea seară, 5 oameni stăteau în camera de oaspeți a lui Darrell. Mâncare da, tabac nu.
Biroul Arcadiei era ocupat de acest produs greu de identificat, rezultat al inventivității lui Olintus. Deci, cinci bărbați. Dr. Darrell, desigur, cu părul grizonat, îmbrăcat cu grijă, părând oarecum mai în vârstă decât în realitate, avea 42 de ani. Pelas Antor, serios și aruncând priviri rapide în toate direcțiile, părând tânăr și nesigur pe sine. Și cei trei bărbați nou veniți. Joel Turbor, redactor la postul local, mătăhălos și cu buze groase, Dr. Elvet Semik, profesor emerit de fizică la universitate, slab și frijit, umplând doar pe jumătate hainele cu care era îmbrăcat, Homir Moon, bibliotecar deșirat și foarte stingherit. Dr. Darrell vorbi calm, pe un ton normal și realist. Domnilor, această întâlnire a fost aranjată pentru ceva mai mult decât niște simple motive sociale. Probabil că ați ghicit acest lucru întrucât ați fost aleși în mod deliberat, datorită profesiilor voastre, puteți de asemenea ghici și pericolul implicat. Nu-l vom minimiza, însă vă voi spune că în orice caz suntem cu toții oameni condamnați. Luați aminte că niciunul dintre voi nu a fost invitat în secret. Nimănui nu i s-a cerut să vină pe furiș. Ferestrele nu au fost opacizate. În jurul camerei nu se află niciun ecran de niciun fel. Pentru a fi distruși este suficient să atragem atenția dușmanului asupra noastră, iar cel mai bun mod de a atrage atenția este de a acționa într-o falsă și teatrală conspirativitate. Ha! Gândi Arcadia, aplecându-se deasupra vocilor care ieșeau un pic cam stridente din micuța cutie. Înțelegeți? Elvet Semik își contractă buza inferioară și își dezgoli dinții trecându-i pe deasupra ei o grimasă care îi preceda întotdeauna vorbele. Haide, dă-i drumul, spune-ne despre acest tânăr. Numele său este Pelas Antor, spuse Dr. Darrell. A fost student al vechiului meu coleg, Klaes, care a murit anul trecut. Înainte de a muri, Klaes mi-a trimis encefalograma studentului său până la al cincilea subnivel. Am verificat-o. Știți desigur că o encefalogramă nu poate fi falsificată până la acest subnivel nici de către oamenii care se ocupă cu știința psihologiei. Dacă nu știți, va trebui să mă credeți pe cuvânt. Turbor spuse cu buzele strânse. Trebuie să începem odată. Te vom crede pe cuvânt, mai ales că ești cel mai mare electroneurolog din galaxie. Klaes fiind mort, cel puțin așa te-am descris în reportajul meu și cred eu însumi în cele ce am spus. Ce vârstă ai, Antor? 29, domnule Turbor. Ești și tu electroneurolog? Unul bun? Doar un student în știință. Dar muncesc din greu și am beneficiat de pregătirea pe care mi-a dat-o Klaes. Moon interveni. În momentele de tensiune avea o ușoară bâlbâială. Aș vrea să începeți. Am impresia că se vorbește prea mult. Dr. Darrell privi spre Moon, ridicând o sprânceană. Ai dreptate, Homir. Pelas, te rog să iei cuvântul. Încă nu, spuse încet Pelas Antor, deoarece, înainte de a începe, deși împărtășesc opinia domnului Moon, doresc să analizez niște encefalograme. Darrell se încruntă. Ce înseamnă asta, Antor? La ce encefalograme te referi? La ale voastre, ale tuturor. Ai avut-o pe a mea, Dr. Darrell. Trebuie să le iau și eu pe ale voastre. Iar măsurătorile trebuie să le fac eu însumi. Nu are niciun motiv să se încreadă în noi, Darrell, spuse Turbor. Are tot dreptul să ni le ceară. Vă mulțumesc, spuse Antor. Dacă o să mă conduci în laborator, Dr. Darrell, vom putea începe. Mi-am permis să verific aparatura azi dimineață. Știința encefalografiei era nouă și veche în același timp. Era veche în sensul că microcurenții generați de celulele nervoase ale ființelor erau cunoscuți de mult, aparținând acelei imense categorii de cunoștințe a căror origine fusese complet pierdută. Cunoașterea lor mergea înapoi în timp spre cele mai vechi vestigii ale istoriei oamenilor. Cu toate acestea, era și nouă. Existența microcurenților a trecut neglijată de-a lungul zecilor de mii de ani ai Imperiului Galactic. Cunoașterea lor era considerată un domeniu exotic și interesant, dar absolut inutil. Unii au încercat să clarifice undele cerebrale în treze și adormite, calme și excitate, sănătoase și bolnave, dar chiar și concepțiile cele mai deschise aveau o mulțime de excepții care le viciau. Alții au încercat să demonstreze existența grupelor de unde cerebrale, analoage binecunoscutelor grupe ale sângelui și să arate că mediul înconjurător era factorul determinant. Aceștia erau mental rasiștii care pretindeau că omul putea fi împărțit în subspecii. Dar o astfel de filozofie nu putea rezista în fața copleșitorului curent ecumenic ce luase naștere în chiar miezul Imperiului Galactic. Imperiul devenise o unitate politică, reunind 20 de milioane de sisteme solare și înglobând toți oamenii, începând cu lumea centrală, Trantor, acum o splendidă și imposibilă amintire a amărețului trecut și până la cel mai singuratic asteroid de la periferie. Și apoi, din nou,
într-o societate, cum era cea a primului imperiu, abandonată științelor fizicii și tehnologiei neînsuflețite, se produsese o depărtare de la știința mentalului. Aceasta era mai puțin respectabilă pentru că avea o aplicabilitate mai puțin inedită și era mai slab finanțată pentru că era mai puțin profitabilă. După dezintegrarea primului imperiu a venit fragmentarea științei organizate până la un nivel foarte înapoiat, mult, mult în urmă, trecând de puterea atomică și ajungând la puterea furnizată de cărbune și petrol pe baze chimice. Singura excepție o făcea, desigur, prima fundație. Acolo, scânteia științei, revitalizată și intensificată, fusese menținută și transformată în flacără. Cu toate acestea, și în fundație domnea tehnologia. Creierul, exceptând chirurgia pe creier, era un domeniu neglijat. Harry Seldon a exprimat primul ceea ce după aceea a fost acceptat ca fiind adevărat. Microcurenții neurali, a spus el odată, poartă în ei scânteia tuturor impulsurilor și răspunsurilor conștiente și inconștiente. Undele cerebrale, înregistrate pe hârtia milimetrică, prezentând vârfuri și adâncituri tremurate, sunt oglinda impulsurilor gând ale milioanelor de celule. Teoretic, analiza ar trebui să determine gândurile și sentimentele subiectului până la cel din urmă și până la cel mai neînsemnat. Diferențele care ar trebui să apară nu se datorează doar caracteristicilor fizice, grosiere, moștenite sau dobândite, ci de asemenea și trecerii de la o stare emoțională la alta, acumulării de educație și experiență și chiar unor lucruri foarte subtile, cum ar fi o schimbare în filozofia despre viața a subiectului. Dar nici măcar Seldon nu a putut face mai mult decât speculații. Și iată că acum, 50 de ani, oamenii din prima fundație au spart ușa unei incredibil de vaste și complicate magazii de noi informații. Soluția normală a fost obținută prin tehnici noi, cum ar fi, de exemplu, utilizarea în zonele de sutură ale craniului a unor electrozi realizați într-o tehnologie de ultim moment și care permiteau contactul direct cu celulele cenușii, fără mai fi necesară raderea unei porțiuni din pielea capului. Și mai era echipamentul care înregistra automat undele cerebrale, întâi în ansamblu și apoi ca funcții separate de 6 variabile independente. Cel mai semnificativ, poate, era respectul crescând cu care erau tratați encefalografia și specialistul în encefalografie. Kleist, cel mai valoros dintre ei, stătea la convențiile științifice pe o treaptă egală cu fizicianul. Renumele doctorului Darrell, deși nu mai lucra în acest domeniu, se datora în foarte mare măsură strălucitoarelor sale contribuții în analiza encefalografică, aproape tot atât de mult pe cât se datora faptului că era fiul baitei Darrell, marea eroină a generației trecute. Acum, doctor Darrell stătea așezat în scaun, abia simțind pe țeastă atingerea delicată a electrozilor ca niște fulgi, în timp ce acele de trasat, închise într-o carcasă vidată, se mișcau încoace și încolo. Stătea cu spatele la înregistrator, astfel, cum se știa prea bine, vederea curbelor în mișcare inducea un efort inconștient de a le controla cu efecte notabile, dar era conștient că discul central afișa o curbă. Sigma ritmică și foarte puțin neregulată, lucru deloc surprinzător, având în vedere mintea lui puternică și bine organizată. În discul auxiliar, care prelucra undele cerebrale, această undă sigma va fi amplificată și curățată de perturbații. Se vor vedea salturile bruște, aproape discontinue, datorate lobului central și tremurul moderat datorat regiunilor mai puțin profunde cu domeniul lor îngust de frecvențe. Își cunoștea structura propriilor unde cerebrale, așa cum un artist își dădea perfect seama de culoarea propriilor ochi. Pelas Antor nu făcu niciun comentariu atunci când Darrell se ridică din scaunul cu spetează reglabil. Tânărul strânse una lângă alta cele 7 înregistrări, le aruncă o privire rapidă și cuprinzătoare, ca unul care știa exact ce anume amănunt, aparent nesemnificativ, trebuia să caute. Doctor Semic, dacă nu te superi, figura îngălbenită de vremea lui Semic era gravă. La vârsta lui înaintată, encefalografia era o știință din care nu știa prea multe lucruri. Aceasta luase un avânt care pe undeva îl deranja. Știa că era bătrân și că undele cerebrale o vor arăta. Ridurile feței o arătau, pasul nesigur, tremurul mâinilor, dar acestea nu vorbeau decât despre trupul său. Undele cerebrale ar putea arăta că și mintea îi îmbătrânise. Un jenant și nejustificat atac asupra ultimului refugiu al omului, propria sa minte. Electrozii fură potriviți. Întreaga procedură a înregistrării undelor cerebrale de la început până la sfârșit, bineînțeles că nu îi provocă nicio durere. Era doar acea țiuitură slabă, mult sub pragul senzației. Apoi venit Turbor, care stătu liniștit și imperturbabil,
de-a lungul întregului proces timp de 15 minute. Și Moon, care tresări la prima atingere a electrozilor și apoi își petrecu timpul rotindu-și ochii ca și cum ar fi dorit să îi îndrepte spre înapoi și să privească printr-o gaură în occiput. Și acum, spuse Darrell atunci când totul luă sfârșit, și acum, spuse Antor pe un ton de scuză, mai există o persoană în casă. Darrell spuse încruntându-se, fica mea? Da, dacă ți-aduci aminte, ți-am sugerat să rămân acasă în această seară. Pentru analiza encefalografică? Dar pe galaxie, pentru ce? Nu pot merge mai departe dacă nu o fac. Dar îl dădu din numeri și urcă scările. Arcadia, bineînțeles prevenită, avea aparatul de ascultare decuplat atunci când el intră în cameră. Apoi el urmă în jos cu o supunere calmă. Pentru prima oară în viață, exceptând acea ocazie din pruncie când îi fusese prelevată structura mentală fundamentală pentru identificare și recensământ, se afla sub electrozi. După aceea întrebă întinzând mâna. Pot să văd și eu? Nu vei înțelege nimic, Arcadia, spuse Dr. Darrell. Nu e cumva vremea să mergi la culcare? Ba da, tată, spuse ea cu minte. Noapte bună tuturor. Alergă pe scări și se vâră în pat după un minimum de pregătiri. Cu aparatul de ascultare a lui Olintus așezat sub pernă, se simți ca un personaj dintr-o videocarte și trăi plenar, extatic, fiecare clipă ca într-o poveste cu spioni. Primele cuvinte pe care le auzi fură ale lui Antor. Analizele domnilor sunt satisfăcătoare. Toate, inclusiv cea a copilului. Copil, gândia dezgustată și scoase limba la Antor în întuneric. Antor își deschise servieta și scoase din ea câteva duzini de înregistrări de unde cerebrale. Nu erau originalele. Nici servieta nu avea o încuietoare obișnuită. Dacă altă mână decât a sa ar fi ținut cheia, conținutul s-ar fi oxidat instantaneu în liniște devenind o cenușă de nereconstituit. Odată scoase din servietă, înregistrările sufereau oricum același proces de oxidare, însă după o jumătate de oră. Dar în scurta lor perioadă de viață, Antor vorbi concis. Am aici înregistrările câtorva funcționari mai puțin importanți ai guvernului de pe Anacreon. Acesta este un psiholog de la Universitatea Locris, acesta este un industriaș din Suena, restul sunt precum puteți vedea și singuri. Se strânseră să vadă. Pentru toți, în afară de Darrell, erau niște linii tremurate trasate pe hârtie. Pentru Darrell, strigau într-un milion de limbi. Antor arătă cu degetul. Îți supun atenției, Dr. Darrell, regiunea de platou dintre undele tau secundare din lobul frontal, care este comună tuturor acestor înregistrări. Vrei să folosești rigla mea analitică pentru a-mi verifica spusele? Rigla analitică putea fi considerată o rudă îndepărtată, așa cum este un zgârie nori față de o cocioabă, a acelei jucării de grădiniță, rigla de calcul logaritmică. Darrell o folosi cu îndemânarea pe care o căpătase în urma unei lungi experiențe. Reprezentă cu mâna liberă rezultatele și, așa cum spusese Antor, în regiunile lobului frontal, acolo unde erau de așteptat oscilații puternice, descoperi platouri inexpresive. Cum interpretezi acest lucru, Dr. Darrell? Întrebă Antor. Nu sunt sigur. Sunt surprins și nu-mi dau seama cum a fost posibil. Chiar și în cazurile de amnezie, se remarcă o comprimare puternică a oscilațiilor, dar nu o platitudine perfectă. Chirurgie pe creier? Poate? Oho! Ceva a fost scos, striga Antor nerăbdător. Da, însă nu din punct de vedere fizic. Știți, caterul ar fi fost în stare să facă exact același lucru. Ar fi putut suprima complet orice posibilitate de manifestare a unui anumit sentiment sau a unei anumite atitudini mentale, iar în loc ar fi putut lăsa chiar o astfel de platitudine. Sau ar putea fi făcute de a doua fundație, asta este? Întrebă Turbor cu un zâmbet slab. Nu era deloc necesar să se răspundă la această întrebare precisă și retorică. Ce anume ți-a trezit bănuielile, domnule Antor? Întrebă Moon. Nu mie, doctorului Kleiss. A adunat structuri ale undelor cerebrale, așa cum face și poliția planetară, dar selectiv. S-a specializat în intelectuali, funcționari ai guvernului și oameni de afaceri. Vedeți, este evident că dacă a doua fundație dirigează cursul istoriei galaxiei, al nostru, trebuie să o facă într-un mod subtil, iar intervenția sa să fie pe cât posibil minimă. Dacă acționează prin intermediul mentalului și probabil că așa și fac, aleg mințile oamenilor influenți din cultură, industrie sau politică. Iar Dr. Kleiss s-a ocupat în special de mințile acestora. Da, obiectă Moon, dar există vreo confirmare? În felul în care acționează acești oameni, mă refer la cei cu platou. Poate că este un fenomen absolut normal. Privite znădăjduit la ceilalți cu ochii albaștri de copil, dar nu găsi nimic încurajator. Îl las pe Dr. Darrell să răspundă, spuse Antor. Întreabă-l de câte ori a văzut acest fenomen în studiile sale sau în literatura de specialitate din ultima generație. Apoi întreabă-l care este șansa ca un astfel de fenomen să apară într-o mie de subiecți aparținând claselor studiate de Dr. Kleiss.
Găsesc că nu încape nicio îndoială, spuse Darrell pe un ton îngrijorat. Acestea sunt mentalități artificiale. Au fost lucrate într-un fel, am bănuit asta. Știu, doctor Darrell, spuse Antor. Știu de asemenea că ai lucrat mai demult împreună cu doctor Kleiss. Aș vrea să aflu de ce te-ai retras. De fapt, întrebarea sa nu avea nimic ostil. Poate doar precauție, însă fu urmată de o pauză lungă. Darrell își privi oaspeții, mutându-și privirea de la unul la altul, apoi îi spuse deodată. Pentru că lupta lui Kleiss nu avea niciun rost. Înfrunta un adversar mult prea puternic pentru el. A descoperit ceea ce noi, eu și cu el, știam că vom descoperi și anume că nu eram proprii noștri stăpâni. Iar eu nu vreau să aflu asta. Aveam orgoliul meu. Îmi plăcea să cred că fundația noastră era stăpână pe totalitatea sufletelor care o alcătuiau, că strămoșii noștri n-au luptat și murit degeaba. Am crezut că cel mai simplu este să nu mai caut atâta vreme cât nu eram încă sigur. Nu aveam nevoie de slujbă, întrucât pensia guvernamentală acordată pentru totdeauna familiei mamei mele îmi satisfăcea necesitățile deloc mari. Laboratorul meu de acasă ar fi fost de ajuns să-mi alunge plictiseala și într-o bună zi voi muri. Apoi a murit Kleiss. Semic își arătă dinții și spuse. Tipul ăsta, Kleiss, nu l-am cunoscut. Cum a murit? Anton interveni. A murit. Știa că așa se va întâmpla. Cu o jumătate de an, înainte de a muri, mi-a spus că se apropiase prea mult și acum noi suntem prea aproape, nu-i așa? Insinuă Moon. Avea gura uscată și mărul lui Adam se ridicase nefiresc de mult. Da, spuse Antor neimpresionat, dar tot așa eram și până acum cu toții. Pentru asta ați fost aleși. Jolet Turbor a denunțat pe post faptul că soarta noastră oarbă este condusă de a doua fundație până când guvernul i-a închis gura, prin intermediu, trebuie să menționez, unui puternic bancher al cărui creier prezenta ceea ce Kleiss obișnuia să numească platoul coruperii. Homer Moon are cea mai mare colecție particulară a Catariadei, dacă pot folosi acest cuvânt pentru a desemna datele referitoare la Catâr, care există în acest moment și a publicat câteva lucrări conținând speculații despre natura și rolul celei de-a doua fundații. Dr. Semic a contribuit mai mult ca oricine la matematicile analizei encefalografice, deși nu și-a dat seama că lucrările sale ar fi putut avea o astfel de aplicație în practică. Semic holbă ochii și cotcodăci cu răsuflarea întretăiată. Nu, tinere, n-am știut. Eu am analizat mișcările intramoleculare, problema cu N-corpuri, encefalografia mă depășește. Deci acum știm cum stăm. Bineînțeles, guvernul nu poate face nimic în această privință. Dacă primarul sau altcineva își dă sau nu seama de gravitatea situației, nu știu. Dar știu un lucru. Noi ăștia cinci nu avem nimic de pierdut, în schimb putem câștiga mult. Cu cât aflăm mai multe, cu atât mai mult ne putem desfășura în direcții sigure. Noi nu suntem decât începutul, cred că vă dați seama. Cât de adâncă este infiltrarea celei de-a doua fundații? Întrebă Turbor. Nu știu, nu vă pot da decât un răspuns banal. Toate infiltrările pe care le-am descoperit au fost la periferia națiunii. Capitala poate fi curată încă, deși nici acest lucru nu este sigur, altfel nu v-aș fi verificat. Dr. Darrell, dumneata ai fost în mod special suspectat datorită faptului că ai abandonat cercetările pe care le făceai împreună cu Kleiss. Știi, Kleiss nu te-a iertat niciodată. Eu am crezut că ai fost corupt de a doua fundație, dar Kleiss a insistat întotdeauna că ai fost un laș. Mă ierți, Dr. Darrell, îți spun aceste lucruri ca să înțelegi care este poziția mea. Eu unul, cred că ți înțeleg atitudinea și, dacă a fost lașitate, o consider scuzabilă. Dar îl inspira adânc înainte de a răspunde. Am fugit. Spune-i cum vrei. Am încercat să mențin prietenia noastră, dar nu mi-a scris niciodată și nici nu m-a căutat până în ziua în care mi-ai trimis encefalograma ta. Iar asta s-a întâmplat cu nicio săptămână înainte de a muri. Dacă nu te superi, interveni Homer Moon cu o izbucnire teatrală. Cred că suntem inconștienți. Suntem o biată adunătură de conspiratori dacă o să stăm să vorbim și să vorbim și să vorbim. Dar oricum, nici nu văd ce altceva am putea face. Este o copilărie. Unde cerebrale, puterii supranaturale și toate celelalte. Aveți de gând să întreprindeți ceva? Ochii lui Pelas Antor străluceau. Da, avem nevoie de mai multe informații despre a doua fundație. Este prima necesitate. Caterul a cheltuit 5 ani din viață pentru această căutare de informații și a dat greș, sau așa am fost făcut să credem. Dar apoi s-a oprit din căutare. De ce? Din cauza că a dat greș? Sau din cauza că a reușit? Iarăși vorbe spuse Moon cu amărăciune. Cum crezi că vom afla? Dacă vreți să mă ascultați, capitala Caterului se află pe Kelgan. Kelgan nu făcea parte din sfera de influență comercială a fundației înainte de a veni Caterul și nu face parte nici acum. În acest moment, Kelgan este condusă de Stettin, dacă nu cumva va avea loc o lovitură de palat în zilele următoare. Stettin se autointitulează prim cetățean și se consideră succesorul Caterului. Dacă există vreo tradiție pe Kelgan,
Ea are la bază caracteristicile supraumane ale caterului și măreția sa, o tradiție cu forță de superstiție. Prin urmare, vechiul palat al caterului este păstrat ca un loc sfânt. Nici o persoană neautorizată nu are voie să intre. Nimic din ceea ce se află înăuntru nu a mai fost atins vreodată după ce caterul a murit. Și de ce? În vremurile acestea nimic nu se întâmplă fără un motiv. Dacă palatul caterului este inviolabil nu doar din cauza superstiției, dacă a doua fundație a aranjat lucrurile astfel. Pe scurt, dacă rezultatele celor 5 ani de căutări ale caterului se află înăuntru. O, ce tâmpenii! De ce n-ar fi așa, întreba Antor. De-a lungul istoriei, a doua fundație s-a ascuns intervenind în problemele galaxiei cât mai discret cu putință. Știu că nouă ni s-ar părea mai logic să fi distrus palatul sau măcar să fi scos datele de acolo. Dar trebuie să luați în considerare psihologia acestor maestri psihologi. Ei sunt Seldoni, ei sunt catări și acționează indirect prin mental. Nu ar distruge și nu ar înlătura niciodată atunci când și-ar putea atinge scopurile realizând o stare mentală. Ei, ce spuneți? Nu primi niciun răspuns imediat, deci continuă. Și dumneata Mun, ești cel mai potrivit pentru a obține informațiile de care avem nevoie. Eu? Un strigăt uluit. Mun privi repede de la unul la altul. Eu nu pot face așa ceva. Eu nu sunt om de acțiune, nu sunt erou de film. Sunt bibliotecar. Dacă vă pot ajuta în felul meu, în regulă. Am să risc să fiu descoperit de a doua fundație, dar n-am de gând să cutreier spațiul pentru o fantasmagorie ca asta. Uite cum stau lucrurile, spuse Cal Mantor. Dr. Darrell și cu mine am căzut împreună de acord că dumneata ești cel mai potrivit. Este singurul mod în care totul va părea firesc. Spui că ești bibliotecar. Perfect. Care este domeniul dumitale de cel mai mare interes? Catariada. Ai deja cea mai mare colecție din galaxie cu materiale despre catări. Este firesc să vrei să obții mai multe, mai firesc pentru dumneata decât pentru oricine altcineva. Dumneata poți cere să intri în palatul de pe Kelgan fără a trezi bănuiel că ai motive ascunse. Poți fi refuzat, dar nu poți fi bănuit. Mai mult, ai o navă monolog. Se știe că ai vizitat diverse planete în vacanțele dumitale anuale. Ai fost chiar și pe Kelgan mai demult. Nu înțelegi că nu trebuie să te comporți altfel decât te-ai comportat întotdeauna? Dar nu pot să spun pur și simplu, nu vreți să fiți amabil și să-mi dați voie să intru în cel mai sfânt lăcaș al dumneavoastră. Domnule prin cetățean, de ce nu? Pentru că pe galaxie nu o să mă lase. Foarte bine atunci, nu o să te lase. O să te întorci acasă și ne vom gândi la altceva. Mun privi împrejur cu o răzvrătire neajutorată. Se simțea atras într-o acțiune pe care o ura. Nimeni nu se oferea să-l ajute să iasă. Așa că în cele din urmă, în casa doctorului Darrell, au fost luate două decizii. Prima era o acceptare cu inima îndoită din partea lui Mun. Urma să plece în spațiu imediat ce începea vacanța de vară. Cealaltă era o decizie foarte neautorizată din partea unui membru neoficial al întâlnirii, luată imediat după decuplarea aparatului de ascultare și după pregătirea pentru un somn mult întârziat. Această a doua hotărâre nu ne privește deocamdată. 10. Criza se apropie. În a doua fundație trecuse o săptămână. Primul vorbitor zâmbea din nou studentului. Probabil că mi-ai adus rezultate interesante, altfel nu ai fi atât de nemulțumit. Studentul puse mâna pe teancul de hârtie de calculator pe care l-adusese cu sine și spuse: Sunteți sigur că problema este reală? Totul este adevărat. Nu am denaturat absolut nimic. Atunci trebuie să accept rezultatele și nu vreau. Normal. Dar ce importanță au dorințele tale? Ei bine, spune ce te nemulțumește în halul ăsta. Nu, lasă deoparte demonstrațiile matematice. Am să le analizez mai târziu. Între timp vorbește-mi. Vreau să văd cum ai raționat. Ei bine, vorbitor, devine foarte evident că în psihologia fundamentală a primei fundații a avut loc o schimbare semnificativă și globală. Atâta vreme cât știau de existența unui plan Seldon, fără să cunoască detaliile, aveau încredere în el, însă aveau și unele nelămuriri. Știau că vor reuși, dar nu știau când sau cum. Exista, în consecință, un climat de tensiune și de efort continuu, ceea ce Seldon chiar își dorise. Cu alte cuvinte, se putea conta pe prima fundație că va lucra cu motoarele în plin. O metaforă dubioasă, spuse primul vorbitor, dar te-am înțeles. Dar acum, vorbitor, au aflat de existența unei a doua fundații concret și nu dintr-o veche și vagă declarație a lui Seldon. Îi intuiesc funcția de protector al planului. Au aflat că există o forță care le supraveghează fiecare pas și care nu îi va lăsa să cadă. Deci vor abandona ritmul susținut și își vor permite o plimbare cu trăsura. Mă tem că am făcut încă o metaforă. Nu contează, continuă. Și această renunțare la efort, această inerție crescândă, acest abandon dintr-o dulce delăsare și într-o cultură decadentă și dedicată plăcerii înseamnă ruinarea planului. Ei trebuie să se autopropulseze. Asta-i tot?
Nu, mai este. Reacția majorității este așa cum am descris-o, dar există o mare probabilitate și a unei reacții minoritare. Aflând de rolul nostru de protector și dirijori, câțiva dintre ei vor manifesta nu mulțumire, ci ostilitate. Asta rezultă din teorema lui Korilov. Da, da, cunosc teorema. Îmi cer scuze, vorbitor, este greu să eviți matematicile. În orice caz, efectul va fi nu numai că efortul fundației se micșorează, dar o parte din el va fi întors activ împotriva noastră. Și asta e tot? Mai rămâne un factor a cărui probabilitate este destul de scăzută. Foarte bine, care este acel factor? Atâta timp cât energiile primei fundații au fost îndreptate doar spre Imperiu, atâta timp cât singurilor dușmani au fost uriașele și demodatele nave, rămășițe ale trecutului, au fost preocupați doar de tehnologie. Dar aflând că noi formăm o nouă și importantă parte a ambientului lor, s-ar putea produce o schimbare în modul lor de a vedea lucrurile. Ar putea să devină psihologi. Această schimbare, spuse rece primul vorbitor, a avut deja loc. Buzele studentului se strânseseră până deveniră o linie abia vizibilă. Atunci totul s-a sfârșit. S-a realizat o incompatibilitate fundamentală cu planul. Vorbitor, aș fi aflat acest lucru dacă aș fi trăit afară? Primul vorbitor spuse cu seriozitate. Te simți umilit, tinere, deoarece, crezând că ai înțeles atât de multe și atât de bine, afli deodată că multe lucruri foarte evidente ți erau necunoscute. Crezând că erai unul dintre stăpânii galaxiei, afli deodată că stai pe marginea prăpastii. În mod firesc, vei repudia turnul de fildeș în care ai trăit, izolarea în care ai fost educat, teoriile cu care ai fost crescut. Am avut și eu odată acest sentiment. Este normal. Totuși, a fost foarte necesar ca, în anii tăi de formare, să nu ai contact direct cu galaxia, să rămâi aici, unde toate informațiile pe care le primești sunt filtrate și mintea îți este șlefuită cu mare grijă. Ți-am fi putut împărtăși acest eșec parțial al planului mai devreme ca să te scutim de șocul de acum, dar nu ai fi înțeles așa cum trebuie însemnătatea. Acum ai înțeles. Deci nu găsești niciun fel de soluție la problemă? Studentul scutură capul și spuse deznădăjduit. Niciuna. Ei bine, nici nu e de mirare. Ascultă-mă, tinere. Acum mai mult de 10 ani s-a luat decizia de a acționa. Nu este o acțiune obișnuită, ci una la care am fost forțați să trecem împotriva voinței noastre, implică probabilități scăzute, ipoteze periculoase. Uneori am fost obligați să avem de-a face chiar cu reacții individuale pentru că altfel nu se putea. Și știi că psihoistoria, prin natura sa, nu are niciun sens atunci când se aplică unor numere mai mici decât cele planetare. Și? Reușim? Îngăină studentul. Deocamdată nu se poate spune nimic. Până acum am menținut o situație stabilă, însă pentru prima oară în istoria planului este posibil ca acțiunea neprevăzută a unui singur individ să-l distrugă. Am adus un număr minim de oameni din afară într-o stare mentală indispensabilă nouă. Avem agenți, dar acțiunile lor sunt planificate. Nu îndrăznesc să improvizeze. Cred că ți este clar și nu-ți voi ascunde cel mai rău dintre lucruri. Dacă vom fi descoperiți aici, pe această lume, nu numai planul va fi distrus, ci și noi înșine în sens fizic. Așa că, vezi, situația nu este foarte bună. Dar puținul pe care l-ați prezentat nu sună deloc ca o soluție, ci ca o estimare disperată. Nu, să spunem mai degrabă ca o estimare inteligentă. Și când va veni criza vorbitor? Când vom ști dacă am reușit sau nu? Până într-un an, fără nicio îndoială. Studentul stătu puțin pe gânduri, apoi clătină din cap. Strânse mâna vorbitorului și spuse: ei bine, este util să știu. Se întoarse pe călcâie și plecă. În timp ce fereastra devenea transparentă, primul vorbitor privi în tăcere dincolo de ea. Dincolo de clădirile uriașe, la stelele aglomerate și mute. Un an va trece repede. La sfârșitul său, va mai fi în viață vreunul dintre ei, succesorii lui Selden? 11. Pasagerul clandestin. Cam cu o lună în urmă începuse vara. Homer Moon își finalizase raportul financiar al anului fiscal, avusese grijă ca bibliotecarul care îl înlocuia, pus la dispoziție de guvern, să-și dea bine seama de subtilitățile postului, omul de anul trecut fusese absolut nesatisfăcător și își scoase din hibernare micuța navă. Unimara, numită astfel după un episod delicat și misterios de acum 20 de ani, plecă de pe terminus într-o dispoziție proastă. Nimeni nu venise la Cosmoport să-l vadă cum pleacă. Ar fi fost nefiresc din moment ce nici în trecut nu venise cineva. Știa foarte bine că era important ca această călătorie să nu difere deloc de cele pe care le făcuse în trecut, totuși se simțea încolțit de o vagă nemulțumire. El, Homer Moon, își risca gâtul într-o aventură dintre cele mai periculoase și cu toate acestea îl lăsaseră singur. Cel puțin așa credea el. Și din cauza că se înșela, următoarea zi fie plină de confuzie atât pe Unimara cât și în casa doctorului Darrell de la periferia orașului.
În ordinea evenimentelor, primul fu lovit Dr. Darrell prin intermediul menajerei Polly, a cărei lună de vacanță era acum de domeniul trecutului. Aceasta zbură în jos pe scări, agitată la maximum și bolborosind ceva de neînțeles. Bunul doctor o întâmpină, iar ea încercă în van să-și traducă starea sufletească prin cuvinte. Așa că sfârși prin a întinde doctorului o foaie de hârtie și un obiect în formă cubică. El le luă fără niciun chef și spuse: "Ce s-a întâmplat, Polly?" "A plecat, doctore." "Cine a plecat?" "Arcadia." "Cum adică a plecat? Unde a plecat? Ce tot spui?" I-a bătut din picior. "Eu n-am de unde să știu. A plecat, a luat cu ea o valiză și câteva haine și a lăsat o scrisoare. De ce nu o citiți în loc să stați așa?" "Oh, voi bărbații!" Dr. Darrell ridică din umeri și deschise plicul. Scrisoarea nu era lungă și, cu excepția semnăturii înclinate, Arcady, scrisul de mână înflorit și curgător aparținea fonoprinterului. "Dragă tată, ar fi fost pur și simplu prea sfâșietor să mi-au rămas bun de la tine în persoană. Aș fi putut să plâng ca o fetiță și probabil că te-ai fi rușinat cu mine. Așa că îți scriu o scrisoare pentru a-ți spune cât de mult îmi vei lipsi, deși voi avea o minunată vacanță de vară cu unchiul Homir. Voi avea grijă de mine și mă voi întoarce repede acasă. Între timp îți las ceva care îmi aparține. Acum poți să-l iei. Fica ta iubitoare, Arcady." O citi de mai multe ori și expresia îi devenea din ce în ce mai seacă. Spuse aspru: "Ai citit asta, Polly?" Polly trecu imediat în defensivă. "Nu pot fi făcută vinovată, doctore." Pe plic scria Polly și nu-mi puteam da seama că ceea ce se află înăuntru vă era adresat. "Nu obișnuiesc să trag ochiul, doctore, și în anii în care..." Dar el ridică o mână împăciuitor. "Foarte bine, Polly. Nu are importanță. Am vrut doar să fiu sigur că ai înțeles ce s-a întâmplat." Trebuia să gândească rapid. N-avea niciun rost să-i spună să nu ia în seamă întâmplarea. Dușmanul nu cunoștea expresia a nu lua în seamă, iar sfatul ar fi amplificat importanța problemei, având un efect contrar. În loc de asta spuse: "Știi, este o fetiță foarte originală, foarte romantică. De când am aranjat să fac în vara asta o călătorie în spațiu, a fost foarte agitată. Și mie de ce nu mi-a spus nimeni despre călătoria asta în spațiu? A fost aranjată în timp ce tu erai plecată, iar după aceea am uitat. Asta-i tot." Sentimentele inițiale ale lui Polly se concentrau acum într-o unică și copleșitoare indignare. "Simplu, nu? Sărmana fetiță a plecat doar cu o valiză, fără niște haine, ca lumea și singură. Câtă vreme o să stea plecată?" "Nu-ți face griji, Polly. Are pe navă o grămadă de haine. A fost aranjat totul. Vrei să-i spui domnului Antor că vreau să-l văd? Ah, dar mai întâi, ăsta e obiectul pe care mi l-a lăsat Arcadia?" Îl învârti în mână. Polly dădu din cap. "Nu prea știu, scrisoarea se afla deasupra lui și asta e tot ce vă pot spune. Nemaipomenit, ați uitat să-mi spuneți. Dacă ar fi trăit maică s-a..." Dar îi făcusem să plece. "Te rog, cheamă-l pe domnul Antor." În această problemă, Antor vedea lucrurile cu totul altfel decât tatăl Arcadiei. Primele remarci le ascultă cu pumnii încleștați și, smulgându-și părul din cap, apoi căzu în disperare. "Spațiule mare, ce mai aștepți? Ce mai așteptăm? Intră în contact video cu Cosmoportul și spune-le să ia legătura cu Unimara. Ușurel Pelas, este fica mea." "Da, dar galaxia nu este a ta." "Stai puțin, este o fată inteligentă, Pelas, și s-a gândit pe îndelete la acest lucru. Mai bine să ne dăm seama cum a raționat. Știi ce este ăsta?" "Nu, ce contează ce este?" "Contează pentru că este un aparat de ascultare." "Ăsta?" "Este făcut în casă, dar funcționează. L-am încercat și eu, nu-ți dai seama?" "Este modul ei de a ne spune că a luat parte la conversația noastră politică. Știe unde se duce Homir Moon și în ce scop. S-a hotărât că ar fi nemaipomenit să meargă și ea." "Oh, spațiule mare!" se văită tânărul. "Încă o minte care o să cadă pradă celei de-a doua fundații. Numai că a doua fundație nu are niciun motiv să suspecteze, a priori, o copilă de 14 ani că ar fi un pericol. Doar dacă nu facem noi ceva prin care să atragem atenția asupra ei, cum ar fi să chemăm înapoi o navă din spațiu? Uiți cu cine avem de-a face? Cât de aproape suntem de a fi descoperiți? Cât de neajutorați vom fi după aceea? Dar nu putem lăsa ca totul să depindă de un copil nesănătos la cap." "Nu este nesănătoasă la cap și nu avem de ales." "Nu avea nevoie să fi scris scrisoarea, dar a făcut-o ca să nu mergem noi la poliție punându-i să caute un copil dispărut. Scrisoarea ei sugerează să transformăm întreaga problemă într-o ofertă prietenească din partea lui Moon de a aduce fica bunului său prieten într-o scurtă vacanță." "Și de ce nu? Îmi este prieten de aproape 20 de ani. O știe de când avea 3 ani, de când am adus-o pe Trantor. Este un lucru perfect normal și, de fapt, ar trebui să înlăture toate bănuielile. Un spion nu care după el o nepoată de 14 ani. Așa deci, și ce va face Moon atunci când o va găsi?" Dr. Darrell ridică încă o dată scurt sprâncenele. "Nu știu, însă presupun că va ști acum să-l ia." Dar casa părea foarte pustie atunci când se însera, iar Dr. Darrell descoperi că soarta galaxiei avea foarte mică importanță atunci când viața nebunaticei sale fiice era în pericol.
Emoțiile pe Unimara, chiar dacă implicau mai puține persoane, erau mult mai intense. Arcadia se găsea în compartimentul bagajelor. Era ajutată de experiență, dar de asemenea era incomodată de lipsa de experiență. Astfel, întâmpină cu stăpânire de sine accelerația inițială și cu stoicism greața subtilă care însoțea senzația de întoarcere pe dos datorată saltului prin hiperspațiu. Pe amândouă le încercase și mai înainte, fiind pregătită pentru ele. Compartimentul bagajelor, știa și asta, era inclus în sistemul de ventilație al navei și putea fi iluminat. Această din urmă posibilitate o excluse însă, fiind prea lipsită de romantism. Rămase pentru Neric așa cum trebuia să facă un conspirator, respirând foarte ușor și ascultând diversitatea de zgomote care îl înconjurau pe Homir Mun. Erau zgomote obișnuite care nu puteau fi făcute decât de om. Târșitul încălțărilor, foșnetul hainelor care se freacă de metal, suspinul unui scaun tapizat care se dă înapoi sub greutate, clicul scurt al unui aparat de comandă sau sunetul blând făcut de o palmă așezată pe o celulă fotoelectrică. Totuși, în cele din urmă, Arcadia fu încolțită de lipsa de experiență. În videocărți și la video, pasagerul clandestin părea că este nemaipomenit de bine adaptat la întuneric. Desigur, exista întotdeauna pericolul să miști ceva care o să cadă și o să se spargă sau să strănuți. În filme, strănutul era aproape inevitabil. Era un risc acceptat. Știa asta și era atentă. Își mai dăduse seama că putea să-i se facă foame sau sete. Pentru asta se pregătise cu conserve luate din cămar. Dar rămăseseră lucruri care nu apăreau în filme și Arcadia se lămuri cu un șoc că nu putea rămâne ascunsă în compartimentul bagajelor decât un timp limitat. Iar pe o navă sport, monoloc, așa cum era Unimara, spațiul vital consta în principală dintr-o singură cameră. Așa că nu avea nici măcar posibilitatea de a strănuta atunci când Mun era ocupat în altă parte. Aștepta înnebunită să apară sunetele somnului. Ce bine ar fi fost să știe dacă Mun sfărăia sau nu. Bine măcar că știa unde se află patul și putea recunoaște geamătul acestuia atunci când se răsucea cineva în el. O respirație lungă și apoi un căscat. Așteptă la pândă, într-o liniște punctată de protestul patului, atunci când Mun îi schimba poziția sau mișca un picior. Ușa de la compartimentul bagajelor se deschise ușor la presiunea degetului ei. Întinse gâtul. Se auzi deodată un sunet, un sunet uman. Arcadia împietri. Liniște. În continuare liniște. Încercă să-și arunce ochii dincolo de ușă fără să-și miște capul, dar nu reuși. Capul veni și el în urma ochilor. Homir Mun era treaz, bineînțeles, citind, scăldat în lumina de pat blândă și limitată doar la suprafața patului, apoi holbându-se la întunericul din restul încăperii și furișând mâna sub pernă. Capul Arcadiei se trase de la sine înapoi cu o mișcare bruscă. Apoi lumina se stinse de tot și vocea lui Mun se auzi aspră și tremurată. Am un blaster și pe galaxie să știi că trag. Eu sunt. Se tângui Arcadia. Nu trage. Uluitor ce floare fragilă este viața. O pușcă și un om nervos în spatele ei poate distruge totul. Lumina se aprinse din nou în toată nava, iar Mun stătea în picioare pe pat. Părul cărunt de pe piept și barba rară și țepoasă, veche de o zi, îi dădea un ansamblu o înfățișare de desfrânat. Arcadia ieși, trăgând încurcată cu mâinile de jacheta de metalenă care se pretindea a fi neșifonabilă. După un moment de stupoare în care aproape căsări afară din pat, dar își aduse aminte și își trase pătura peste umeri, Mun bâlbâi. Ce? Era absolut inteligibil. Arcadia spuse sfioasă. Vrei să mă scuzi un moment? Trebuie să mă spăl pe mâini. Știa bine geografia navei și dispăru repede. Când reveni, cu curajul recăpătat, îl găsi pe Homir Mun în fața ei, un halat de baie decolorat pe deasupra și o furie oarbă pe dinăuntru. Pe toate găurile negre din spațiu, ce faci pe nava asta? Cum ai intrat aici? Acum ce să fac cu tine? Ce se întâmplă aici? Ar fi putut să întrebe așa la nesfârșit, dar Arcadia îl întrerupse cu blândețe. Am vrut să vin și eu, unchiule Homir. De ce? Doar nu merg nicăieri. Mergi pe Kelgan ca să obții informații despre a doua fundație. Mun scoase un urlet sălbatic și se prăbuși de-a binele. Preț de o îngrozitoare clipă, Arcadia crezu că o să-l cuprinde isteria sau o să se dea cu capul de pereți. Ținea în continuare blasterul în mână și când îl privea simțea ceva ca de gheață în stomac. Ai grijă, ușurel! Era tot ce putea să spună. Dar el își reveni făcând un efort și aruncă blasterul pe pat cu o forță care l-ar fi putut debloca și provoca astfel o gaură prin carcasa navei. Cum te-ai urcat la bord? Întrebase încet ca și cum și-ar fi controlat cuvintele cu dinții cu mare grijă ca să nu tremure înainte de a ieși din gură. A fost simplu. Am mers cu valiza la hangar și am strigat bagajele domnului Mun. Și omul, care era de serviciu, a făcut un gest cu degetul fără ca măcar să se uite. Îți dai seama că va trebui să te duc înapoi, spuse Homir. Și acest gând aduse deodată în el o bucurie nemaipomenită. Pe spațiu nu era vina lui. Nu poți, spuse Arcadia calm. Ai să atragi atenția. Ce?
Știi tu, toată chestia asta cu plecarea ta pe Kelgen a fost din cauză că era normal ca tu să mergi și să ceri voie să te uiți prin documentele caterului și trebuie să te porți atât de firesc încât să nu atragi atenția niciun pic. Dacă te întorci înapoi cu o fată și spui că a fost pasager clandestin, s-ar putea să ajungi chiar și în reportajele de la buletinele de știri. De unde ai auzit tu aiurile astea despre Kelgen? Copilăriile astea? Bineînțeles, era mult prea agitat pentru a putea convinge, chiar și pe cineva care ar fi știut mai puține lucruri decât Arcadia. Am auzit, nu reușea să-și reprime mândria cu un aparat de ascultare. Știu totul, așa că trebuie să mă las să vin. Mun jucă repede un atu. Dar cum rămâne cu tatăl tău? Își va face griji că ai fost răpită, omorâtă. Arcadia tăie cu un atu și mai mare. I-am lăsat un bilețel și probabil și-a dat seama că nu trebuie să facă scandal sau ceva asemănător. Probabil că ai să primești o spațiogramă de la el. Pentru Mun, singura explicație era vrăjitoria, căci la 2 secunde după ce ea își termină spusele, se auzi semnalul de recepție. Pun pariu că e tata, zise ea. Așa era. Mesajul deloc lung era adresat Arcadiei. Spunea: îți mulțumesc pentru minunatul cadou pe care sunt sigur că l-ai folosit așa cum se cuvine. Îți urez distracție plăcută. Ai văzut? Spuse ea. Astea sunt instrucțiunile. Homir se obișnui cu ea. După un timp se bucură că venise împreună cu el. În cele din urmă se întrebă cum ar fi reușit să se descurce fără ea. Gângurea tot timpul. Era încântată și mai presus de toate nu-i păsa de nimic. Știa că a doua fundație era dușmanul și cu toate astea nu se sinchisea. Știa că pe Kelgen vor urma să întâlnească oficialități ostile, dar abia aștepta. Poate din cauza că avea 14 ani. În orice caz, călătoria, care trebuia să dureze o săptămână, însemna acum conversație și nu introspecție. De fapt, nu era o conversație foarte elaborată din moment ce cuprindea aproape în întregime ideile fetei despre cum era cel mai bine să-i abordez pe lorzii de Kelgen. Amuzante și fără sens, însă spuse cu o preocupare plină de seriozitate. Homir descoperi că este în stare să și zâmbească ascultând și minunându-se ce invenții istorice putea să scoată din noțiunile ei deformate despre univers. Adevărate perle. Era în seara de dinaintea ultimului salt. Kelgen era o stea strălucitoare pe fundalul întunecat al întinderilor de la marginea galaxiei. Telescopul o transformase într-o picătură scânteietoare cu un diametru de-abia perceptibil. Arcadia stătea în scaunul solid cu picioarele încrucișate. Purta o pereche de pantaloni și o cămașă nu foarte lungă care aparțineau lui Homir. Hainele ei, mai feminine, fusese răspălate și netezite ca să fie gata pentru când vor ateriza. Știi, am să scriu romane istorice, spuse ea. Era foarte satisfăcută de călătorie. Pe unchiul Homir nu-l deranja deloc să o asculte și conversația era mult mai plăcută atunci când puteai vorbi cu o persoană cu adevărat inteligentă și care considera că ceea ce spuneai tu era interesant. Am citit o grămadă de cărți despre toți oamenii importanți din istoria fundației, continuă ea. Știi, Selden, Hardin, Mallow, Devers și toți ceilalți. Am citit chiar și aproape tot ceea ce ai scris tu despre Cater, numai că nu este foarte amuzant să citești părțile alea în care fundația pierde. Ție nu ți-ar place să citești mai degrabă o istorie în care se sare peste părțile neplăcute și tragice? Ba da, mi-ar place, spuse Homir cu seriozitate. Dar, Arcadi, nu ar fi o istorie cinstită, nu crezi? N-ai să obții niciodată stima savanților decât dacă prezinți întreaga istorie. Ei, scârț, ce contează stima savanților? Îl găsea delicios. Nu uitase să-i spună Arcadi. Romanele mele vor fi interesante, continuă ea. Se vor vinde și vor deveni faimoase. Ce rost are să scrii cărți dacă nu se vând și nu devin cunoscute? Eu nu vreau să fiu cunoscută doar de niște profesori bătrâni. Toată lumea trebuie să mă cunoască. Pleoapele îi coborâre la plăcerea acestui gând și se fățâi să ajungă într-o poziție mai comodă. De fapt, imediat ce am să-l conving pe tata să mă lase, am să merg să vizitez Trantorul ca să fac rost de material de documentație despre primul imperiu. M-am născut pe Trantor, știai? Știa, dar spuse. Serios? Și puse uimire în voce exact atât cât trebuia. Fu răsplătit cu ceva între aureolă și zâmbet. Bunica mea o cunoști, Baita Darel, ai auzit de ea? A fost odată pe Trantor cu bunicul meu. De fapt, acolo l-a oprit pe Cater atunci când avea toată galaxia la picioare și tata a mers acolo împreună cu mama atunci când s-au căsătorit. Și eu m-am născut acolo și chiar am locuit până a murit mama, numai că aveam doar 3 ani și nu mi-amintesc prea multe. Ai fost vreodată pe Trantor, unchiule Homir? Nu, nu pot spune că am fost. Homir se sprijini de peretele rece și ascultă neatent. Kelgen era foarte aproape și simți cum neliniștea se revarsă din nou asupra lui. Nu-i așa că este lumea cea mai romantică? Tata spune că pe vremea lui Stanel V avea mai mulți locuitori decât 10 lumi de astăzi luate împreună. Spune că era o lume mare, din metal, un mare oraș și că era capitala întregii galaxii. Mi-a arătat niște imagini pe care le-a făcut pe Trantor. Acum ruinele au pus stăpânire pe ea, dar este în continuare fantastică. Mi-ar place teribil să o revăd. De fapt, Hamir, da?
Ce-ar fi să mergem acolo după ce terminăm ce avem de făcut pe Kelgan? Spaima se instală din nou pe figura lui Homil. Ce? A, nu începe iar cu chestii din astea. Avem de făcut lucruri serioase, nu să ne distrăm. Ține minte lucrul ăsta. Dar și ăsta este un lucru serios, scârțâie ea. Pe Trantor s-ar putea găsi cantități incredibile de informații. Nu crezi? Nu, nu cred, spuse el ridicându-se în picioare. Ia fă-mi loc la computer. Trebuie să facem ultimul salt. După aceea poți să-ți reiei locul. Oricum, era ceva bun și în aterizarea asta. Se săturase până peste cap să se chinuie dormind pe o manta pusă pe podeaua metalică. Calculele nu erau dificile. Manualul de traiectorii spațiale era foarte clar în privința traseului Fundației Kelgan. Se produse o scurtă zgâlțâire la traversarea pasajului atemporal prin hiperspațiu și ultimul an lumină rămase în urmă. Soarele Kelganului era acum un astru, mare, strălucitor, alb-gălbui, invizibil în spatele hublourilor care se închiseseră automat pe partea luminată. Kelgan era la doar o noapte de somn depărtare.